mama Autor Pearl S. Buck 2. Lectura Cristina David Dar fi putut să-l dea uitării pe bărbat și astfel să termine odată pentru totdeauna cu el, ca și cum ar fi murit și l-ar fi însoțit la groapă și ar fi fost acum țeapăn și dus pe vecie, dacă s-ar fi putut să fie văduvă și să știe că viața împreună cu bărbatul ei s-a sfârșit, i-ar fi venit mai ușor, dacă satul ar fi știut o văduvă, ar fi putut să-și poarte adevărata văduvie cu cinste și dârzenie. Și dacă i-ar fi auzit pe oameni spunând când trecea pe uliță sau în locuri unde ea ar fi știut că spun, tare vrednică e soția asta a lui Li care a murit, el zace îngropat în țărână și ea răzbește neclintită și este credincioasă, iar odinioară în cinstea ei s-ar fi înălțat un arc de marmură sau cel puțin unul din piatră. Dacă ar fi putut auzi asemenea vorbe, ele i-ar fi dat tărie și un rost în lume și imaginea acesteia pe care i-au creat-o oamenii. I s-ar fi devotat și ar fi trăit mai bine decât acum pentru că oamenii ar fi socotit-o altfel. Dar nu era văduvă și deseori trebuia să răspundă oamenilor care o întrebau cum o mai duce bărbatul ei și trebuia să mintă întotdeauna și cu voioșie și să-l aibă mereu în minte, tocmai pentru că mintea întruna. Obișnuiau să-i strige: Bine că te vedem cu mătră, ai primit vreo scrisoare în ultima vreme sau vreo veste din gura cuiva ca să știi cum o duce bărbatul tău? Iar ea, în timp ce trecea pe uliță, purtând pe umeri o încărcătură pe care o ducea la piață sau când venea alene spre casă cu niște coșuri goale, trebuia să răspundă adesea în oboseala ei de moarte. Da, mi-a trimis prin cineva veste că îi merge chiar bine, însă scrisoare primesc doar o dată pe an. Dar când ajungea acasă, își simțea inima frântă din pricina atâtor minciuni. Uneori o copleșa tristețea și singurătatea și atunci se tânguia în sinea ei. Nenorocită și singură femeie mai sunt, căci n-am alt bărbat decât pe acela pe care mi-l făuresc din vorbe goale și minciuni. În asemenea clipe, ședea și-i privea în uliță și o muncea un gând. Haina aceea albastra lui s-ar zări din depărtare dacă s-ar întoarce acasă. Era un albastru atât de frumos și de viu. Și într-adevăr, dacă vedea o fărâmă de albastru undeva în zare, îi trebuie să tai inima în piept. Iar dacă un om înveșmântat în albastru pășa în depărtare, nu putea decât să-și lase lucruri și să-și țină răsuflarea, și îl privea cum merge, umbrindu-și ochii cu palma dacă era în câmp, scăpând din mână sapa, în timp ce se uita pe ce drum o lua, sau dacă trecea pe acolo sau se îndepărta. Dar nu era el niciodată, căci albastrul e o culoare foarte obișnuită și orice om, fie el cât de sărac, putea să aibă un veșmânt albastru. Erau zile când minciunile o umpleau de ciudă împotriva lui și își zicea că nu merita el atâta zbucium și dacă s-ar fi întors acasă în astfel de clipe și-ar fi revărsat toată mânia asupra lui și l-ar fi blestemat cu înverșunare, dar în același timp îl iubea deoarece îi cășuna atâta suferință. Uneori mânia aceasta adâncă o măcina zile întregi și atunci era posomorâtă și tăioasă, față de copii și cu bunica și împingea cât colo câinele cu sapa, deși își amăra sufletul și mai mult când se purta astfel. Odată când se afla într-o asemenea stare, era tocmai vremea când se cântărea orezul după recoltat. Din nou se chinuise singură cu secerișul, deși o ajutase într câtva fiul ei, și-o zi sau două vărul cel bun și, acum sosi, împărțirea grânelor trăierate, în ziua aceea, femeii se păru că dorul și mânia îi făcuseră din inimă o rană, astfel încât tot ce vedea o durea ca o lovitură și lucruri pe care nu le vedea de obicei, acum le vedea și le simțea. Și în timp ce o frământa dorul acolo, pe aria ei lângă grămada de cereale, îl zări pe administrator, administratorul moșierului, un bărbat înalt într-un veșmânt cenușiu de mătase, cu fața pătrată, mare și frumoasă în semeția ei. Avea același fel de a fi, de mai de mult un aer de aparentă curtoazie, dar ochii ei erau umflați, ploapele grele și întredeschise și femeia știu din felul cum o privea pe sub acelea grele și căzute că auzise și el povestea și știa că bărbatul ei plecase prin locul străine și nu s-a mai întors. Da, astăzi ceva în inima încărcată a femeii deslușise că el știa și adevărul este că un bărbat ca el nu se putea uita la o femeie părăsită fără să se întrebe în taină cum era ea și inima ei și ce foame avea trupul ei. El avea o taină de câine cu toată făptura lui impunătoare și bine făcută și fața pătrată și plină și glasul pe care și-l prefăcea ca să sune atât de binevoitor și sincer dar în ciuda amabilității sale forțate și a vorbelor lui generoase, țăranii îl urau și se temeau de el, fiindcă era iute la mânie și hain și avea trupul masiv, doi pumni grei și sprinteni pe care îi încleșta și proptea țeapă în șolduri dacă cineva îi întorcea vorba. Da, și atunci își ridica ploapele căzute peste ochi și ochii săi erau crânceni, strălucind negri și plini de cruzime dar adesea râdeau de el, căci dacă îi dădeau ploconul, fără să cârtească, făcea glume ca să mascheze cumva jecmănirea țăranilor și nu puteau decât să râdă de ceea ce le spunea, deși cu amar, căci omul acesta avea un fel propriu de a fi. Astfel se arătă șugubăț în ziua când sosi în casa mamei, unde ea locuia fără bărbatul ei și el știa aceasta și îi strigă cu veselie flăcăului. Văd că mai ta nu are nevoie de tatăl tău când te are pe tine ca să lucrezi ogorul. Atunci băiatul cu trupșorul lui Firav se apropie țanțoș și se lăudă sfios și cutezător totodată, căci era tare măgulit. A, da, îmi lucrez partea și scuipă cum văzuse că făceau bărbații și își sprijini brațele în șoldurile mici și osoase, simțindu-se o mare și bărbat în toată firea. Atunci administratorul râse și se uită la mama ca să râdă împreună cu îngăduință de feciorul acesta al ei, dar mama a nu putut decât să zâmbească și îi oferi o ceașcă de ceai pe care o pregătise după datina ospitalității. Și cum era atât de aproape de ochii lui râzători, nu putu să nu-i înfrupte privirea, iar inima ei mare, lacomă și înfometată, îi se oglindi în ochi fără ca ea să-și dea seama. Bărbatul o privi stăruitor și simți paia, se înflăcără și deveni grav, iar când luă ceașca, mâna lui atinse mâna ei ca din întâmplare. Dar femeia simțea atingerea și sângele fierbinte îi absorbi înțelesul. Apoi ea se întoarse rușinată și nu voi să-și asculte inima. Nu, își făcu de lucru cu grânele și în același timp se înspăimântă deodată de propria ei ființă și zise băiatului cu glas coborât. Dă fuga până la vârf și roagă-l să vină să mă ajute. Iar inimii ei îi zise pentru a-i potoli zbuciumul. Dacă e aici, dacă vorul nostru bun e aici... Dar băiatul era trufa și îndărădnic și se împotrivi. Sunt aici eu și am să te ajut. De cine altul ai nevoie? Uite-mă, sunt aici. Auzind acestea, administratorul povni într-un râs gomotos și își plezni șoldul îndesat, și se folosi cu vicleșuc de nevinovăția băiatului și exclamă Drept vorbești, băiete, căci mama ta nu are nevoie de ajutorul altuia. Flăcăul s-a îngânfat și mai mult după o asemenea încurajare, iar când mama lui îngăimă Ar fi mai bine ca vărul să fie aici, băiatul desluși slăbiciunea ei și strigă Nu, n-am să-l chem mamă, doar sunt bărbat în toată firea. Și luă cântarul și merse se să cântărească, iar mama râse stingherită și îl lăsă în pace deoarece adevărul era că ceva se petrecea cu ea și îi dădea ghes să-l lase în pace. După ce grânele au fost măsurate și mama cântării pe deasupra o măsură plină pentru administrator, acel om îndepărtă ploconul cu un gest măreț și își netezi buza de sus lungă și dreaptă și privind-o pe femeie în față cu înflăcărare, și cine mai era acolo, în afară de copiii aceia și bătrâna care moțeea sub strașină lângă ușă, îi zise. No, nu, nu-mi trebuie. Ești femeie singura acum, căci bărbatul ți a plecat de acasă și tot ce ai aici e rodul trudei dumitale. N-am să iau decât ceea ce se cuvine proprietarului, căci de nu are să mă învinuiască. De la dumneata cu mătră n-am să iau plocon. Femeia se înspăimântă brusc în vâltoarea fierbințelii a celei adulți și bolnăvicioase care puse stăpânire pe ea și se zăpăci și stărui să primească darul, dar el nu voia. Împinse măsura de grâne la o parte, punându-și mâna pe mâna ei și când luă totuși cerealele, le vărsă înapoi în coșul în care ea le păstra și nu voi să le primească. Femeia nu mai avea putere să-l roage. În acelui obraz neted și a expresiei surzătoare, în veșmântului scump de culoare cenușie, să-l sălășluia tainic o forță stranie care se răspândea în soarele strălucitor de toamnă și o împresura strâns și se zbătea în jurul ei ca o limbă de foc. Atunci amuții și coborâ capul ca o fetișcană, și după ce el vărsă grânele în coș și se înclină și plecă în drumul lui râzând și înclinându-se în timp ce își netezea buza lungă fără mustață, ea n-a fost în stare să rostească o vorbă. Rămase împietrită cu picioarele goale și pârlite de soare în pantofi rupți, răsucindu-și cu o mână colțul hainei peticite din stambă. După ce administratorul plecă, își înălță capul și îl petrecu din priviri, dar tocmai în clipa aceea, el se întoarse și surprinse privirea și se înclină și râse din nou. Se depărtă în felul acesta, și după aceea femeia aș dori de o mie de ori să nu se fi uitat după el, dar atunci a fost cu neputință să se înfrâneze. Apoi, băiatul strigă vesel. Ce om de omenie, mamă, să nu-ți ia ploconul? N-am mai pomenit un administrator atât de bun care să nu-și ia ploconul. Iar când se duse în bucătărie, fără să spună o vorbă, plutind, parcă într-un vis, după cele întâmplate, el o urmă exclamând. Nu e un om bun, mamă, că n-a luat nimic pentru el?" Și deoarece ea tot nu-i răspunse, el striga arțăgos. Mamă, mamă!" Atunci mama a trăsărit brusc și răspunse cu o grabă ciudată. A, da, fiule!" Dar băiatul nu mai contenea. Tare cum se cade o mamă. Vezi bine că n-a vrut să ia nimic de la tine știind cât ești de nevoiașă, acum când tata e plecat. Ridicase capacul cea unului și, ținându-l în mână, mama rămase deodată înlemnită. Îl privi țintă pe băiat și, ciudat, inima ei repetă rușinată și, cu toate acestea, copleșită de acea febră dulce și bolnăvicioasă. N-a vrut nimic de la mine. Dar băiatului nu-i răspunse. Nici bărbatul nu putu să uite înflăcărarea femeii. Găsi un motiv să se întoarcă în sat, ba pentru a verifica o socoteală pe care îi se părea că o scrisese greșit, ba pentru a se plânge că cineva i-a dat cu o măsură mai puțin și proprietarul era mânios pe el. De cele mai multe ori venea în casa vărului lângă locuința femeii și se ducea ca să se intereseze de una, alta, și odată aducea o sămânță nouă de bumbac, foarte prețuită prin alte părți, și altădată aducea cu el un om ce căra o povară de var pentru îngrășatul pământului, iar vărul era de-a dreptul uluit de atâtea vizite. La început îi fu teamă că administratorul i-a pus gând rău, iar apoi se neliniști când observă că nimic nu ieșea la iveală și îi zise nevestei. Se vede că mi-a pus gând rău și ascuns dacă îl clocește de atâta timp, și el urmări pe acest om cu îngrijorare și ședea și el și îl privea neclintit și nerăbdător în același timp să se întoarcă la lucrul câmpului, care l aștepta și totuși temător ca nu cumva să pară lipsit de ospitalitate față de cineva care putea să-i facă rău dacă voia. Dar nici vărul, nici soția vărului nu observau cum ochii viclene ai administratorului lunecau pe sub sale spre femeia de peste drum, și cum dacă ea nu era în prag, nu rămânea decât puțin timp, iar dacă ea era acolo, zăbovea și nu mai pleca și o privea și adesea exclama cu glas tare și cu prefăcută bunăvoință. Nu, dragă prietene, n-am alt scop decât acesta. Sunt și eu om ca toți oamenii și nimic nu-mi place mai mult decât să șed în ograda unui om de treabă și să simt căldura razelor de toamnă dar tot timpul își îndrepta privirea peste drum unde femeia torcea sau cosea. Era timpul când ogorul se cufunda în somnul iernii, grâul era semănat în pământul uscat și aștepta ploaia ca să-l facă să încolțească, iar mama își îngăduia un scurt răgaz și acum ședea în prag și dregea hainele de iarnă și confecționa pantofi noi. Căci fata cu văzul ei slab nu era în stare de asemenea lucru și nici n-avea să fie vreodată Ședea acolo în plin soare, ca să se încălzească ascultând pe jumătate pălăvrăgeala bătrânei și ceea ce îi spuneau copiii, dar pe jumătate visa, iar buzele ei amuțiseră și pielea îi era caldă și de un brun auriu din pricina soarelui, iar părul îi lucea negru de sănătate și pentru că era proaspăt pieptănat căci acum avea timp să facă aceasta în fiecare zi, iar în zilele acelea arăta mai tânără decât era de fapt, deși nu împlinise încă 35 de ani. Știa prea bine că bărbatul acela ședea acolo peste drum doar la câțiva pași, dar nu voia să-și ridice privirea, iar uneori când simțea că privirea lui era prea stăruitoare, se ridica și intra în casă și rămânea înăuntru până ce îl vedea plecând. Dar femeia știa pentru ce vine el și mai știa că o privea dintr-un anume motiv și nu putea să-l uite. Toată iarna nu putu să-l uite. În cele din urmă se făcu prea fric pentru ca el să mai poată veni chiar și în scopul lui. Când începură să sufle vânturile aspre și uscate dinspre nord-est, ar fi putut să-l uite, dar nu l-a uitat. Sosi iar anul nou și mama se duse la oraș ca în fiecare an și vându niște cereale și își schimba argintul în bani de hârtie și căută un alt scrib și acesta e scrise iarăși o scrisoare, ca și cum i-ar fi trimis-o bărbatul ei și încă o dată tot satul prinse de veste și știu că primise bani de la soțul ei. Dar de data aceasta pisma lor renăscută și toată trâncăneala și lauda lor nu dărui nimic inimii ei pustii. Nici măcar mândria nu-i aducea mângâiere de data aceasta. Ascultă când i se citi scrisoarea cu o expresie calmă și rece și o duse acasă, iar în seara aceea o aruncă în cuptor împreună cu iarba care ardea. Apoi se duse în odaia unde era masa cu saltarul mic și după câteva clipe îl deschise și scoase cele trei scrisori, căci trecuse mult timp de când bărbatul era plecat și le-a zvârlit și pe acestea în foc. Băiatul văzu și țipă uimit. Ar scrisorile tati? Da, răspunse mama, rece ca moartea și cu ochii pironiți asupra flăcărilor zglobi. Dar cum ai să știi unde se află? Se tângui băiatul. Știu foarte bine. Crezi că pot să uit? Zise femeia. Și astfel își ușură sufletul. Dar cum e cu putință să trăiască un suflet pustiu? Într-o zi, curând, după această întâmplare, se duse din nou la oraș ca să-și preschimbe banii de hârtie, deoarece în ultima vreme nu-l mai deranja prea des pe văr, căci se învățase să se descurce singură și după ce a avut în mână cele zece piese de argint, dădu să plece când iată în stradă lângă ușă stătea un bărbat și stătea acolo zâmbind și netezindu-și buza și nu era altul decât administratorul moșierului. De la sfârșitul toamnei nu mai văzuse atât de aproape și nu era nimeni prin preajmă care să-i cunoască și astfel o privi stăruitor și cu îndrăzneală și zise surzând. Ce face aici cu mătră? Am schimbat niște bănișori și se opri brusc când tocmai voia să zică pe care mi-a trimis bărbatul, dar cuvintele parcă îi se potigniră în gât și nu le putu rosti." Și pe urmă, întreba administratorul cu ploapele ridicate și cu ochii insistenți. Femeia își coboriu capul și se strădui să vorbească, așa ca de obicei, și zise Mă gândeam să merg să-mi cumpăr un ac de argint sau suflat cu argint ca să-mi prim părul. Cel pe care l-am avut se subțiase de atât purtat și ieri s-a frânt. Era adevărat că acul de păr îi se rupsese și a spus adevărul fără să vrea, iar apoi de dusă plece, căci se rușina chiar și de necunoscuții care o vedeau stând de vorbă cu un bărbat pe o stradă din oraș, deoarece el era un om care nu trecea neobservat fiind mai înalt decât majoritatea bărbaților și având fața foarte pătrată și palidă, așa încât trecătorii se uitau la el. Dar bărbatul venea în urma ei. Ea știa că venea în urma ei, în timp ce ea pășea serioasă și modestă pe stradă și nu îndrăznea să nu facă ceea ce spusese că va face și astfel merse la un mic juvaergiu pe care îl cunoștea și stătu dinaintea tarabei și ceru să vadă acele de aramă suflate cu argint. Iar în timp ce aștepta, se jucă puțin el cu niște cercei de argint care se aflau acolo și deodată apărut administratorul prefăcându-se că nu o cunoaște și zise argintarului, Cât costă cercei ăștia?" Argintarul răspunse, Am să-i cântăresc ca să văd cât argint este în ei și după aceea am să vi vând cinstit și cu dreptate după greutatea lor." Iar argintarul lăsă acul argintat să mai aștepte, văzând că bărbatul acesta era îmbrăcat în mătase, fără îndoială un cumpărător mai bun decât săranca în haina albastră de stambă. Așa că femeia a trebuit să aștepte și să se ferească de privirile acelea cutezătoare și viclene, iar bărbatul stătea nepăsător, în timp ce argintarul cântărea cercei. Două uncii și jumătate, zise argintarul cu vocetare, apoi adăugă cu glasul coborât și lingușitor. Dar dacă luați cerceii pentru scumpa dumneavoastră doamnă, de ce să nu-i cumpărați și două inele? Iată două care se asortează cu cercei și îi veți oferi un dar frumos care ar încânta inima oricărei femei. Bărbatul zâmbi și zise indiferent. Bine, dă mi și pe astea. Iar apoi adăugă râzând. Dar nu sunt pentru soție. Soția mea a murit acum șase luni. Argintarul se grăbi să alăture și inelele, bucuros de un târg atât de bun, și spuse Atunci să aibă noroc de ele noua soție. Dar bărbatul nu mai zise nimic, ci îi privea țintă înainte și își netezea buza. Nici o clipă nu se arătă că o cunoaște pe țăranca din prăvălie. Luă juvaerurile după ce au fost împachetate și plecă, dar când întoarse spatele, mama suspină și se uită după el geloasă oarecum pe aceea pentru care cumpărase bijuteriile, căci îi plăceau nespus de mult și își dorise atât să aibă asemenea podoabe de pe când era fată. Și într-adevăr, erau tocmai bijuteriile despre care spusese că i-a poruncit bărbatul ei să le cumpere cu argintul cheltuit și clevetitoarea o întreba adesea în ultimul timp. Unde-s cei de care vorbeai? Ia să văd ce model au! Iar mama uneori pusă în încurcătură răspundea. Nu i-a terminat argintarul sau i-am pus bine, însă tocmai acum am uitat unde. Și câte și mai câte alte scuze trebuia să născocească până în acest ultim an, când cleveditoare îi zise cu atâta răutate. Da ce? Încă nu porți cei ăia? La care mama răspunse. Nu mă îndeamnă inima să-i port, dar am să-i pun în ziua când el se va întoarce acasă. Astfel că, după ce cumpăra acul de păr și îl înfipse în coc, se îndreptă spre casă cu gândul la frumoasele podoabe, suspină și se gândi că nu o lasă inima să-și cheltuiască argintul câștigat cu trudă pe niște fleacuri la urma urmelor, căci vezi bine, nu-i păsa nimănui cum arăta și de aceea va rămâne ca și până acum. Gândindu-se astfel cu oarecare tristețe, ieși pe poarta orașului și o luă pe drumeagul de țară, care se ramifica din șosea și îi ducea spre sat și se gândi la căminul ei și la mulțumirea pe care i-o dădea mâncarea odată ajunsă acasă, singura bucurie pe care o avea acum trupul ei. Deodată, din amurgul serii scurte de iarnă, se ivi bărbatul. Din amurg s-a desprins neașteptat și negru și o apucă de încheietura mâinii cu mâna lui mare și netedă, iar prin preajmă nu se zărea țipenie de om. Nu, deoarece era ceasul când toți erau pe la casele lor și era fric și văzduhul cuprins de gerul nopții și pe o vreme ca aceea nimeni nu zăbovea pe afară decât dacă era nevoit. Și totuși el era acolo și o ținea de încheietura mâinii și nu-i dădea drumul și ea îi simțea mâna și rămase pe loc de parcă ar fi fost înmărmurită. Atunci bărbatul luă pachețelul cu juvaere pe care îl avea la el și cu cealaltă mână, îi puse cu forța în mâna pe care i-o ținea, apoi îi închise degetele și zise, le-am cumpărat doar pentru tine. Numai pentru tine le-am cumpărat. Sunt ale tale. Și în clipa aceea se pierdu în întunericul tot mai adânc de sub zidul orașului și ea rămase singură cu podoabele de argint în mână. Apoi își reveni și alergă după el țipând. Nu pot, dar nu pot! Însă el dispăruse. Deși fugi pe poartă și privi atent în luminile ce pâlpâiau din prăvăliile deschise, nu putu să-l zărească. Era rușine să fugă mai departe în oraș și să se uite când la un bărbat, când la altul în lumina obscură și de aceea rămase pe loc șovăitoare și rușinată până ce soldații care păzeau poarta orașului strigară nerăbdători. Mătră, dacă vrei să ieși pe poarta orașului în seara asta, grăbește-te, căci a venit ceasul când trebuie să oferecăm împotriva unui nou soi de tâlhar din ziua de azi. O porni iar pe drumul ei și traversă colina și coborâ în vale și, după un timp, își vără bijuteriile în sân. Luna se înălță imensă și rece și străluci îndată ce soarele apuse, iar când ajunse acasă, copiii erau în pat, iar bunica dormea. Numai flăcăul stătea treaz și exclamă când o văzu pe maică sa. Eram îngrijorat că nu mai fi mamă și aș fi pornit în căutarea ta, dar mi-a fost teamă să-i las pe copii și pe bunica singuri. Dar ei nu-i veni să râdă când auzi cum vorbește de ceilalți doi copii, de parcă el ar fi fost bărbat în toată firea pe lângă ei. Îi răspunse, da, iată-mă aici și stare ostenită, iar apoi merse să-și aducă puțină hrană și o mâncă rece și tot timpul podoabele îi erau în sân. După ce mâncă, aruncă o privire spre pat și, la lumina lumânării, văzu că și băiatul dormea și atunci trase perdelele, se așeză la masă și îi luă pachetelul din sân și îi desfăcu hârtia moale în care erau învelite podoabele. Văzu sclipitoare și albe și cerceii frumoși. De fiecare cercel erau prinse trei lănțișoare fine și la capătul fiecăruia atârna câte o mică podoabă. Le luă cu degetelei aspre și le privind de aproape și de un lănțișor atârna un peștișor și de al doilea un clopoțel, iar de al treilea o steluță zimțată, toate bijuterii lucrate cu gingășie și meșteșug și care ar fi fost pe placul oricărei femei. Nu ținuse niciodată lucruri atât de drăgălașe în palma -i aspră și brună. A stat și le-a privit o vreme, apoi a oftat și le-a învelit din nou în hârtie, neștiind ce să facă cu ele, ori cum să le înapoieze acelui bărbat. Dar după ce se strecură sub cuvertură la un loc cu copiii, nu putu să doarmă. Deși o potrunsese frigul umed al nopții, obrajii ardeau și multă vreme nu putu să adoarmă și de-abia a țipi ușor într-un târziu. Visă un obiect ciudat și strălucitor și mai visă mâna fierbinte a unui bărbat care o atingea. Nu-l mai văzu pe bărbat toată primăvara, cu toate că își amintea de el. Nu-l văzu până într-o zi de la începutul verii, când grâul se colora într-un auriu pal și își semănase orezul în răsadniță și a încolțit proaspăt și verde și era plantat în mici loturi verzi lângă casă, unde bătrâna bunică putea să-l păzească de păsările lacome, cărora le plăceau frunzulițele lui fragede. Și în tot acest timp inima îi era fierbinte și răvășită. Dar veni o zi la începutul acelei veri, o zi fără adiere, călduroasă și molcomă. Greierii își țipau iubirea și, după ce patima li se sfârșa, vocile li se îngăimau, molatice și languroase și apoi amuțeau. În vale, soarele își vărsa dogoarea ca un vin limpede și cald, iar pietrele încinse și netezi răsfrângeau căldura așa încât aerul scânteia și dănțuia deasupra lor și prin valurile acelea copila și goi cu trupurile fragede ce străluceau de sudoare, zburdau și se jucau. Nu sufla nici cea mai mică adiere. Șezând în prag, mama se gândea că nu mai simțise niciodată o căldură atât de năbușitoare, și năvalnică la începutul verii. Băiatul cel mic fugi până la marginea bolții și apoi se zbengui în apă, hohotind de râs și strigând tovarășilor lui de joacă să vină și ei, iar băiatul cel mare își scoase haina, își suflecă pantalonii până sus și își puse pe cap o pălărie mare și veche de bambus, care fusese cândva a tatălui său și plecă spre ogorul cu porun proaspăt încolțit. Fata aședea în casă unde era mai întuneric și mama o auzi oftând. Numai bătrâna iubea această căldură și stătea la soare și scotea haina de pe trupul veștet și bătrân, pentru ca soarele să-i pătrundă în ciolane și în sânii care i-a târnau pe piept, ca niște piei uscate și zise cu glas pițigăiat când o văzu pe nevasta fiului ei. Nu-mi e niciodată teamă de moarte, vara, fata mea. Soarele e binefăcător de parcă arda sânge și oase noi unei ființe vlăguite ca mine. Dar mama nu putea să îndure zăpușala de afară. Era destulă zăpușală în lăuntrul ei și în zilele acelea sângele parcă îi zvâgnea ca un trăsnet în vine din pricina căldurii prea mari. Plecă de acasă spunând, trebuie să merg să stropesc orezul. Mare arșiță astăzi, mamă, și își luă sapa, își atârnă de umeri gălețile goale și o luă pe poteca îngustă care ducea spre un alt iaz, ceva mai sus de straturile semănate cu orez și mergea mai ușurată deoarece aerul, deși fierbinte, nu era atât de înăbușitor și nemișcat ca în uliță. Merse mai departe, dar nu întâlni pe nimeni, căci era ceasul de după amiază la care oamenii se odihneau. Pe alocuri câte un om care pornise la câmp cu noaptea în cap căuta umbră, căci la drept vorbind, arșița era prea mare pentru a se putea munci și atunci adormea sub un copac cu pălăria dată peste obraz ca să-l apere de muște, iar lângă el stătea animalul cu capul plecat și cu tot corpul toropit de căldură și somnolență. Însă mama putea să îndure căldura căci cobora din ceruri și nu era închisă între ziduri sau numai în vinele ei. Munci o vreme la straturi și cu sapa tăie o poartă la marginea mai înaltă a stratului și făcu un drum până la iaz pentru scurgerea apei, iar apoi se duse la marginea iazului cu gălețile petrecute peste o stinghie și scufundă în apă mai întâi una și apoi pe cealaltă, apoi le goli în șanțul pe care îl săpase. Scoase apă de mai multe ori și văzu cum pământul se întunecă și se umezește, și îi se părea că dă hrană unei făpturi însetate și că o readuce la viață. În timp ce muncea astfel, se îndreptă odată din spate și puse gălețile jos și se duse să se așeze pe marginea verde a iazului ca să se odihnească și, stând așa, privi spre miază noapte unde se afla cătunul și zări un bărbat care se opri și o întrebă ceva pe bătrână, iar apoi se întoarse și o porni spre iaz unde ședea ea. Îl văzu venind și îl recunoscu. Era administratorul moșierului și, în timp ce se apropia, își aminti că mai păstra juvaierurile de la el și-și coborâ capul neștiind cum să vorbească despre asta, fără ca să îi le dea înapoi, căci nu îndrăznea să meargă după ele, și să îi le ziua în amiaza mare, când orice trecător ar fi putut să o observe, iar bătrâna și ea trează de-a binelea la soare, se făcea tare isteață când era vorba să vadă ceva ce nu se cuvenea să vadă. Astfel, bărbatul dădea pas și, când ajunse la ea, mama se ridică încet, având o stare mai umilă decât el și apoi era o femeie înaintea unui bărbat. Dar el îi strigă prietenos. Cu mătră, am venit să văd cum se prezintă grâul în anul acesta și să prevestesc recolta după cum e ogorul. În timp ce vorbea însă, ochii se plimbau pe trupul ei îmbrăcat din pricina căldurii, doar într-o bluză și niște pantaloni albaștri, peticiți strânși pe corp și tociți de atâta purtat, și își pironi ochii asupra picioarelor ei goale, pârlite de soare și de frica propriei sale inimi, femeia murmură brusc. Câmpurile sunt acolo, priviți și vedeți. Atunci el se uită peste câmpuri din locul unde stătea și zise cu tonul său plăcut de orășan. Frumoase câmpuri cu mătră și am avut recolte mai slabe decât cea de anul acesta. Scoase un carnețel și notă ceva cu un bețișor, cum ea nu mai văzuse înainte, căci nu era nevoie să-l înmoaie în cerneală cum făcea scribul, ci scria negru de la sine. Îl urmări în timp ce scria și deveni curioasă, dar a fost și emoționată și mândră la gândul că un bărbat atât de învățat și chipeș se uită la una ca ea, chiar dacă nu se cuvenea din partea lui și hotărâ să nu aducă vorba de juvaere de data aceasta. După ce termina de scris, îi zise surâzând și netezindu-și buza, dacă ai timp, arătăm și celălalt ogor semănat cu ors, căci uit mereu care e al dumitale și care e al vărului. Al meu e acolo, după colină, zise femeia oarecum fără voie, și apoi își coboră privirile și se pregăti să ia din nou sapa în mână. După colină? întrebă bărbatul și glasul îi se îndulci și își netezi buza cu mâna lui mare și moale și îi zâmbi și zise. Dar arată-mi cu mătră, Acum o fixa cu privirile neîntrerupt și deschis și cu ochii lui avea puterea să o urnească din loc și lăsă sapa din mână și merse cu el în urma lui, cum se obișnuiește când femeile însoțesc bărbații. Soarele ardea tare în timp ce mergeau, iar pământul era cald sub pașii lor și verde și moale din pricina ierbii. Deodată, mergând așa, femeia aș simți sângele străbătut de un fior dulce și de o langoare sub puterea soarelui dogoritor. Și fără să știe de ce, o cuprindea o adâncă plăcere când se uita la bărbatul dinaintea ei, la gâtul lui puternic și alb, lucind de sudoare, la corpul ce se mișca în veșmântul lung și fin din material de vară, la picioarele din ciorapi albi și curați încălțate în pantofi negri din postav iar ea mergea desculță în tăcere și se apropia de el, adulmecând o boare înmiresmată, pe care o răspundea ființa lui prea tare pentru un parfum, un amestec de sânge de bărbat și carne de sudoare. Când îl pătrundea în nări, pe femeie o răscolea o dorință și era o asemenea dorință încât se înspăimânta de propria ei făptură și de ceea ce ar fi putut să vârși. Și în cele din urmă exclamă, bâlbâindu-se, am uitat ceva pentru bătrâna soacră mea, iar când el se întoarse ca să o privească, se bâlbâi tare și își simți corpul cuprins deodată de fierbințeală și slăbiciune. Aveam ceva de făcut și am uitat, apoi se întoarse în călcâi și se depărtă cât putu mai grabnic și îl lăsa acolo privind după ea. Merse drept acasă, trecu pragul pe furiș și niciunul nu observă că-și toți dormeau duși, Zăpușala a devenise mai apăsătoare în cursul după amiezii. Peste drum, nevasta vărului dormea cu gura căscată, iar pruncul dormea la sânul ei. La mama acasă, bătrâna dormea și ea, dezgolită până la brâu, așa cum stătuse la soare, cu capul căzut peste piept și cu nasul ajungându-i la bărbie. Fata ieșise din odaia năbușitoare și se gemuise răzimată de o piatră răcoroasă ce servea drept pernă și acum dormea, iar băiatul cel mic zăcea gol și întins sub salcie. Ziua însă și s-a schimbat, se întunecase, se lăsase o tăcere de plină și căldura devenise mai arzătoare și mai adâncă. Normari amenințau umflați negri și hidoși dintre dealuri, dar străluceau cu marginile lor argintii, aprinși parcă, de la o lumină stranie și lăuntrică. Chiar și zumzetul oricărei insecte, țipătul oricărei păsări se stingea în tăcerea imensă și fierbinte a acelei zile. Dar mama n-avea somn. Păși în o doia întunecoasă și liniștită și se așeză pe pat, iar sângele îi zvâgnea în urechi, sângele corpului ei vânjos și flămând. Acum știa ce are. N-avea de ce să se mintă. Cum s-ar fi mințit o orășancă, pretinzând că suferă de o boală? Nu. Era prea simplă ca să se mintă când se cunoștea prea bine și era înspăimântată cum nu mai fusese în viața ei, deoarece știa că foamea ei de acum se va transforma într-un delir dacă nu era potolită. Nici prin minte nu-i trecea că ar fi putut să-l mai respingă acum când știa că foamea ei era la fel cu a lui și gemu cu glas tare și îi strigă inimii ei. Ar fi mai bine dacă n-ar vrea să mă aibă. O, oh, de n-ar vrea să mă aibă, aș putea să fiu salvată. Dar chiar în timp ce gemea se ridică alungată din patul acela și plecă din satul adormit spre câmpuri, pe drumul pe care venise, Pășa pe sub norii groși, negri și cu margini luminoase, iar în jurul ei se înălțau colinele de un verde palid clare pe fundalul negru. Merse sub cerul acesta pe drumeagul cotit care se făcea din cărare pentru a ajunge la un mic lăcaș sfânt în ruină, iar în ușa lăcașului stătea bărbatul în așteptare. Femeia nu fu în stare să treacă mai departe. Nu, când el păși înăuntru și așteptă, ea îl urmă până la ușă și îl zări în crepusculul din templul fără geamuri, adăstând iar ochii lui scânteiau în crepusculul acela, strălucind precum ochii unei fiare, și atunci intră și ea. Se priviră în lumina slabă, doi oameni într-un vis aduși la disperare cu neputință să fie stăviliți și se pregătire pentru ceea ce trebuiau să făptuiască. Totuși, femeia se opri o clipă, se desprinse din vis și își înălță ochii spre cei trei zei din altar. Cel mai de seamă, un bătrân cumpătat, cu ochii ațintiți drept înainte, iar de fiecare parte a lui câte un slujitor al său, doi zei mici și cinstiți de la margine de drum, pentru călătorii care se opreau ca să se închine sau ca să-și afle adăpost luă veșmântul pe care îl puse deoparte și îl a zvârli deasupra capetelor lor, acoperindu-le ochii mirați. În noaptea aceea vântul se înteții brusc, urlând ca un tigru dinspre colinele îndepărtate și limpezi bolta cerului de nori care atârnase grei și încărcați de ploaie, iar scânteierea lor se stinsese de mult. Torente neașteptate curgeau și spălau dogoarea de peste zi. Când în cele din urmă ceața se risipi, zorile pure și răcoroase coborâră blânde într-un cer sur și liniștit. Odată cu furtuna și frigul, de atunci veni în sfârșit din ceruri pe neașteptate moartea bătrânii. Dormise prea mult cu trupul dezgolit în bătaia vântului, după ce soarele asfințise, iar când mama venia acasă pe înserat, ca și cum ar fi sosit de la câmp după o zi de muncă cinstită, o găsi pe bătrână în pat înghețată de friguri subite, simțind dureri și o auzi strigând. Un spirit necurat s-a abătut asupra mea fată. -o. Am simțit suflarea unui vânt afurisit și gemu și întinse mâna ei mică zbârcită și mama o și era uscată și fierbinte. Aproape că mama se bucură, aproape că îi părea bine de această întâmplare ce putea să-i abată gândul de la inima ei și de la fapta dulce și păcătoasă pe care o săvârșise în ziua aceea, șopti. A fost un cer cumplit și negru, era cât pe cei să vină acasă să văd dacă șezi sub cerul acela mohorât, dar mă gândeam că ai să-i vezi culoarea și ai să te adăpostești în casă. Am dormit totuși, se tângui bătrâna. Am dormit de a uita de mine și cu toții am dormit și când m-am trezit soarele a sfințise și eu eram rece ca gheața. Atunci mama dădu zor să încălzească apă pentru bătrână și puse în ea niște ghimbir și niște buruieni fierte și bătrâna înghiții băutura. Cu toate acestea, în timpul nopții, febra ei uscată crescu și se plângea că nu poate să respire, deoarece pe piept îi ședea un spiriduș care ia a fipt un cuțit în plămâni, iar de la o vreme încetă să mai vorbească și să nădușa din pricina apăsării ce o simțea în plămâni. Între timp, mama era bucuroasă că nu trebuia să doarmă. Îi părea bine că toată noaptea trebuia să stea la căpătâiul bătrânei și să o vegheze și să-i dea apă când cerea și să o acopere cu învelitoarea când ea o dădea la o parte și striga că arde și totuși tremura de frig. Afară era întuneric, beznă și puhoaie coborau peste acoperișul de paie și pe alocurea apa se prelingea în casa așa încât mama trebuie să împingă patul bătrânei din colțul lui unde picura ploaia și așeză o rogojină peste patul în care dormeau copiii, ca să-i ferească de stropi. Dimineața starea bătrânei se înrăutăți. Da, oricine putea să vadă asta, iar mama l-a trimis pe băiat după văr și acesta veni împreună cu nevasta lui și mai veniră câțiva vecini și cu toții se uitară la bătrână care zăcea numai pe jumătate conștientă de ceea ce se petrece în jurul ei, și buimăcită de febră și de durerea ce o simțea că răsufla. Se întreceau care mai de care cu sfaturile, iar mama alerga de colo până colo pentru a încerca toate leacurile recomandate de ei. Odată bătrâna se dezmetici și, văzând lume strânsă în odaie, gâfâi din pieptul îngreunat și zise Un spiriduș șade pe pieptul meu și mă țintuiește locului. Mi-a venit ceasul. Ceasul, când mama grăbi spre ea, își dădu seama că bătrâna are ceva de spus și nu putea să mai rostească o vorbă și trăgea tremurând de lințoliu pe care îl purta, plin de petice, dar când fiecare petic fusese pus la locul lui, ea a râs și a exclamat că va supraviețui totuși veșmântului. Dar acum se prindea de el cu putere și atunci mama își coborâ capul, iar bătrâna îi șopti cu respirația întretăiată. Lințoliul ăsta nu mai petice, fiul meu. Oamenii holbară ochii la auzul acestor vorbe și se uitară uimiți unul la altul, dar flăcăul cel mare zise repede. Știu ce vrea, mamă. Vrea să moară în al doilea lințoliu, cel pe care spunea tata că are să îl trimită. A zis mereu că va supraviețui ăstuia pe care îl poartă. Fața bătrânei se lumină ușor și toți cei din jur exclamară. Ce tare e bătrâna asta!" și mai ziseră. Uite o bătrână nemaipomenit de curajoasă care își dorește un al treilea lințoliu, cum și-a dorit întotdeauna. Și o voioșie să flutură o clipă pe obrazul scofâlcit de bufniță al bătrânei și spuse din nou găfăind. Nu vreau să mor până când nu e gata, să-l îmbrac. Stofa a fost cumpărată în mare grabă și vărul a fost acela care s-a dus să o cumpere, iar mama îi zise, Cumpără din cea mai bună stofă de bumbac ce se găsește, roșie și trainică, iar mâine am să-ți înapoiez banii, dacă ai acum argint la tine. Deoarece hotărâse să ia bătrânei din cel mai bun material, în noaptea aceea, după ce tot se liniștiră, în casă scormoni cu sapa în pământ și scoase argintul pe care l ascunsese acolo și luo atât cât trebuia pentru ca bătrâna să meargă la groapă împăcată. Și într-adevăr, se părea că fapta la care nu voia să se gândească acum amintirea acelui ceas pe care o alunga în tainițele sufletului ei, făcându-și mereu de lucru, bucuroasă că avea atâta de lucru, se părea că amintirea aceasta care stătea la pândă o făcea blândă și dornică să se ostenească pentru ai săi. Îi ușura sufletul de povara acelui ceas secret, faptul că nu se cruța câtuși de puțin, căci două nopți n-a închis ochii ostenindu-se cu zel și nu s-a mâniat nici pe copii și a fost cum nu se poate mai blândă cu bătrâna care se stingea. Când vărul se întoarse cu stofa, ea o apropie de ochii împăieșeniți ai bătrânei și zise răspicat, căci bunica a surzea și orbea cu fiecare ceas. Ține-te bine, mamă, până când îl cos. Iar sărmana bătrână spuse plină de curaj, da, nu vreau să mor, deși nu mai putea să sufle o vorbă și i se tăia respirația și la fiece răsuflare, plămânii îi erau jalnic. Mama dădu zor cu acul și cu suveșmântul din materialul bun, trainic, viu colorat și roșu ca amantia unei mirese. Și bătrâna o urmărea din pat cu ochii încețoșați, pe care și pironia supra stofei ce licărea în poala mamei. Acum nu mai putea să mănânce nimic și nici să soarbă măcar un strop, nici măcar din laptele cald pe care și-l storsese o femeie milostivă de la sân într-o cupă de uneori. Acest lapte binefăcător tămăduia un bătrân sau o bătrână pe moarte, dar se zbătea cu toată puterea pentru o gură de aer și aștepta. Iar mama cosea și iar cosea și vecinii ei aduseseră de ale mâncării ca ea să nu lase lucrul din mână nicio clipă, și să coase mai departe. Într-o zi și o parte din noapte, isprăvi lințoliul și vărul și nevasta vărului rămaseră să vadă gata și de asemenea vreo doi vecini. De fapt, întregul sat n-a dormit, ci au stat cu toții treși ca să afle cine va câștiga întrecerea, mama sau moartea. Dar în cele din urmă a fost terminat. Veșmântul stacojiu de îngropăciune era cusut și atunci vărul ridică trupul bătrânei, iar mama și nevasta vărului au tras haina nouă și mândră peste membrele bătrâne și închircite, uscate și cafenii acum ca două bețe vechi dintr-un copac mort. Dar sărmana bătrână știu când veșmântul a fost isprăvit. De vorbit nu era în stare, dar zăcea și mai scoase una sau două horcăituri, și făcu ochii mari și zâmbi cu zâmbetul ei fără dinți, deoarece știa că a răzbit până la al treilea lințoliu, ceea ce fusese singura ei dorință, și astfel își dădu sufletul triumfătoare. Dar după ce ziua îngropăciunii luă sfârșit și nu mai era nevoie să fie atât de ocupată, mama își căută totuși de lucru. Trudea ca niciodată la câmp și, când băiatul se apuca de o treabă începută de ea, se răstea la el. Lasă că o fac eu, mi se rupe inima după bunica, cum n-aș fi crezut niciodată și mă învinuiesc că în ziua aceea n-am venit acasă să văd dacă șa de la căldură când a izbucnit furtuna și a astupat soarele. A răspândit prin sat zvonul că pătimea amarnic de pe urma morții bătrânei și că se învinuia și mulți o lăudau pentru pătimirea ei și ziceau, ce noră bună să o jelească așa și o mângâiau și îi spuneau, mai lasă jelitul cu mătră. Era foarte bătrână și și-a trăit traiul, că ceasul sortit vine la fiecare. Când nici cu gândul nu gândești și atunci la ce bun atâta jale, bărbatul tău e încă în viață și apoi ai doi feciori. Hai, mai prinde inimă cu mătră. Dar era o ușurare pentru ea să-și poată ascunde teama și melancolia, căci avea motiv să-i fie teamă, iar acum avea timp, chiar când lucra la câmp să-și scoată din inimă acea teamă, care îi se ascunsese acolo chiar din ceasul când s-a iscat furtuna. Tare bucuroasă era că în ultimele zile n-a stat locului niciun moment, bucuroasă și de moartea bătrânei și își zicea cu amar. Mai bine că bătrâna e moartă și nu știe ce mă așteaptă, dacă așa mi-e scris. Trecu o lună și se înspăimântă, trecură două luni și apoi trei și veni secerișul. Grânele au fost trăierate și temerea aceea din dărătul muncii de zi cu zi deveni o certitudine. Nu mai avea de ce să se îndoiască și știa că o mare năpastă se abătuse asupra ei. Mamă, gospodină respectată în satul ei și blestemă ziua furtunii și înfierbântarea ei neroadă ar fi putut să știe că, având trupul acela încins și deschis în așteptare și cugetul mistuit de o singură dorință năprasnică, ar fi putut să știe că un asemenea moment trebuia să dea roade și corpul bărbatului de asemenea atât de vânjos și zdravăn și în plină putere, cum de nu și-a închipuit că ar putea să fie altfel? o aștepta o stranie maternitate ce trebuia să fie atât de tainică și supravegheată cu atâta mâhnire în singurătatea nopților lor în timp ce copiii dormeau și oricât de rău era nu îndrăznea să o arate. Ciudat era că atunci când și-a purtat în pântece copiii legitim nu se simțea deloc rău, dar acum nu-i pria nici măcar o bucătură din ceea ce mânca. Parcă sămânța asta din ea era atât de puternică și viguroasă încât creștea ca o buruiană vătămătoare și făcea ce voia cu trupul ei, fără pic de milă și ea nu putea să lase să se întrevadă nici măcar un semn. Noapte după noapte ședea în capul oaselor căci nu se simțea bine și nu putea sta culcată și se tânguia în sinea ei de a -și fi singură iarăși și n-aș avea asta în mine, de a -și fi singură ca înainte, aș fi mulțumită. Și îi venea deseori gândul nesăbuit să se spânzure acolo de stâlpul patului. Dar totuși îi era cu neputință. Își avea copiii dragi și se uita la fețele lor adormite și nu putea și nu putea să suporte gândul că vecinii îi vor cerceta cu privirile trupul neînsuflețit pentru a descoperi cauza morții. Nu-i rămânea decât să viețuiască mai departe. Cu toată această suferință, femeia nu se lecuise de dorința ei pentru orășan, deși adesea lura când îi ducea dorul. Parcă el ar fi ținut-o într-o încleștare prin acea tainică legătura a lor ce creștea acum în lăuntrul ei. Se căise că i-a cedat și totuși îl dorea cu patimă adesea ziua și noaptea. Copleșită de rușine, sinceră și de regretul că nu i-a rezistat, ardea totuși de dorul lui. Cu toate acestea, îi era rușine să-l caute și se temea să nu fie văzută și nu putea decât să aștepte până când va veni, deoarece îi se părea că dacă ar merge să-l caute, atunci ar fi într-adevăr o femeie pierdută și gata să se dea oricărui bărbat. Dar se întâmplase un fapt ciudat. Bărbatul terminase cu ea, n-a mai venit cât a fost vara de lungă, până după recoltat când trebuie să vină și atunci a apărut aspru și arțăgos cum era de felul său și își luă prin osul de cereale așa încât băiatul exclamă uimit. Oare cu ce l-am fi supărat, mamă, că doar în anul trecut a fost atât de bun cu noi? Iar femeia răspunse posac. De unde să știu? Dar ea știa, când el nu mai voi să o privească, ea știa. Nici la ospățul secerișului nu se uită la ea, deși era spălată, proaspăt și își pieptănase părul și îl dăduse cu ulei, îmbrăcase o jachetă și pantaloni curați și își pusese singura pereche de ciorape pe care o avea și pantofii confecționați pentru a soacrei. Astfel înveșmântată și cu obraji îmbujorați de o nădejde bolnăvicioasă și de sficiune, cu ochii strălucitori din pricina friciei tainice și disperate, alergă de colo până colo căutându-și de lucru la pregătirea ospățului în fața lui și vorbea când cu unul, când cu altul și astfel încât, să-i se audă glasul tare, prefăcându-se în același timp că e voioasă. Femeile se uitau mirate la obrajii ei învăpăiați și la ochii ei scânteietori și la vocea ei sonoră și la râsul acela strident, căci de obicei era foarte tăcută în prezența bărbaților. Dar cu toate acestea, bărbatul n-a privit-o. Bău din vinul nou de orez și, în timp ce îl sorbea, le strigă sătenilor. O să iau pentru mine un urcior sau două din ăsta oameni buni, dacă îmi puteți pune la o parte și să lipiți sigiliul de lut bine și zdravăn ca să-și păstreze dulceața, dar nu o privi de fel, iar dacă îi apărea în față, ochii lui treceau peste chipul ei de parcă ar fi fost o oarecare țărancă al cărei nume nu-l cunoștea. Atunci femeia nu mai putu îndura. Da, deși știa că ar fi trebuit să fie bucuroasă că el nu mai dorea, nu putu să îndure situația. Merse acasă în toiul sărbării și căută în ascunzătoarea lor bijuteriile pe care el îi le dăruise și tremura în timp ce căuta. Își atârnă cercei în urechi în locul firișoarelor de sârmă pe care le purtase de atâția ani, pentru ca să nu îi se astupe găurile din urechi și își puse inelele în degetele iaspre și puternice și încă o dată găsi prilej să se uite la el, așezându-se la marginea locului de petrecere, unde femeile stăteau în picioare ca să-i servească pe bărbați în timp ce aceștia mâncau. Clevetitoarea satului se afla printre ele, veselă în acea zi și încălțată cu pantofi noi și își ținea picioarele întinse ca să fie la vedere și exclamă. Ei, iată-te și pe tine cu mătră și va să zic că ți-ai luat podoabele și le și porți, deși nu ți-a sosit bărbatul. Țipa atât de tare încât toate femeile s-au întors să privească și au bufnit în râs și chiar și bărbații s-au întors să vadă și să se veselească și ei de hazul femeilor. Atunci administratorul, auzind râsete și vorbe, în doi peri adresate femei, ridică privirea din strachină, nepăsător și trufaș mestecând în timp ce se uita căci gura îi era plină de mâncare și zise nepăsător și destul de tare ca ea să audă. Cine e femeia? Și ochii se oprirea asupra obrazului ei învăpăiat și apoi se uită într-altă parte de parcă n-ar fi cunoscut-o niciodată și se puse iar pe mâncat iar femeia, simțind că roșața îi se scurge prea repede din obraj, se furișă din locul acela și o luă la fugă și cu toții râseră, văzând-o că fuge rușinată, că ei făceau haz. Din ziua aceea, mama a început să se ferească din calea celorlalți și rămânea singură cu copiii și tăinuia creșterea făpturii rebele din pântecele ei. Dar chipzuia zi și noapte ce era de făcut. Muncea ca întotdeauna, Așeză grânele la adăpost și puse totul în ordine pentru iarnă și când veni serbarea din miez de toamnă și lumea din sat petrecu și în fiecare casă era o bucurie și ulița fremăta de voioșia ospățului și casele erau pline de grâne și mâncare, mama, deși nu avea nicio bucurie, pregăti și ea niște prăjiturele ca luna pentru copiii ei. Când luna răsări în noaptea sărbătorii, mâncară prăjiturelele pe arie, sub sălci și văzură luna plină ce strălucea precum un soare. Dar mâncară posomorâți, deoarece copiii parcă își dădeau seama că nici ei, nici mama lor, nu au de ce se bucura și în cele din urmă băiatul mai vârznic zise solemn. Uneori mă gândesc că tata o fi mort de numai de pe acasă. Mama tre sări atunci și spuse iute. Rău fiu mai ești dacă pomenești de moartea tatălui tău. Dar îi veni în minte o idee, iar băiatul zise din nou. Uneori mă bate gândul să pornesc în căutarea lui. Aș putea merge după semănatul grâului anul acesta dacă o să-mi dai niște arginți și am să-mi leg de spate o boccea cu hainele de iarnă dacă are să-mi trebuiască mult până îl găsesc. Atunci mama se sperie și strigă pentru a-i abate gândul. Mai au o prăjiturică, fiule dragă, și mai așteaptă cam un an. Ce mă fac dacă pleci și tu și nu te mai întorci? Așteaptă până ce fratele tău va fi destul de mare ca să-ți ia locul. Dar mezinul strigă tare, încăpățânat ca întotdeauna când își exprima o dorință. Dacă fratele meu pleacă, am să plec și eu. Și își țuguie buzele mici și roșii și se uită supărat la maică sa. Atunci mama îl dojeni pe băiatul cel mare. Poftim, vezi ce faci? când spui asemenea lucruri și trezești în el dor de ducă? Și nu mai vrut să audă niciun cuvânt. Dar ideea îi stăruia în minte și după aceea chipzui mult. De cinci ani era singură cinci ani și nu s-ar fi întors un om de atâta timp dacă era să se întoarcă. Cinci ani au trecut. Era mort cu siguranță. Probabil că era văduvă. Văduvă de cine știe când și fără să fie aflat, iar administratorul moșierului nu era căsătorit. Ea era văduvă și el necăsătorit, deoarece le auzise spunând că soția lui murise anul trecut, dar ea nu luase faptul în seamă că ce importanță avea pentru ea atunci când nu era văduvă. Da, era fără îndoială văduvă. Noaptea aceea privi luna mare în înaltul cerului și îi privi până târziu în noapte, iar copiii dormeau și tot satul dormea. Doar câte un câine mai lătra aici și colo la luna enormă, iar mamei îi se părea tot mai mult că trebuia să fie văduvă și dacă era, dacă se căsătorea de îndată ceva zice el, ar fi oare destul de devreme? Lucrurile se petrecura astfel încât, funevoită să se grăbească, băiatul nu voia să dea uitării planul său și muncea pe rupte, ca să are câmpul și să semene greul, și chiar în ziua când va termina dorea să pornească în căutarea tatălui. Băiatul era acum înalt, aproape cât tatălui, și zvelt și tare, ca un lăstun de bambus și la fel de mlădios. Și nu mai era un copilaș care să îndure un refuz și avea o fire liniștită, dar îndărădnică deoarece nu dădea uitării o hotărâre odată luată și zise Lasă-mă să plec acum și să văd unde se află tata, dăm numele orașului unde locuiește și casa în care lucrează." Atunci mama, în disperarea ei, zise ca să-l oprească. Dar amar scrisorile, iar acum trebuie să așteptăm până la anul nou când va trimite răvaș nou." Iar el strigă, dar ai spus că știi. Iar ea răspunse grabnic. Da, așa credeam și eu, dar având pe cap ba una, ba alta și moartea bunicii, am uitat. Și știam că am uitat, fiindcă atunci când bătrâna era pe moarte, i-aș fi trimis o scrisoare, însă n-am putut căci uitasem. Iar când el a privit-o dojenitor, venindu-i greu să o creadă, ea țipă mânioasă. De unde să știu că vei voie să pleci și să mă lași cu toate acum când ești destul de mare ca să-mi fi de folos?" Nu mi-a trecut prin minte că ai să-ți părăsești mama și știu prea bine că va sosi o scrisoare la anul nou ca întotdeauna. Astfel, flăcăul n-a avut încotro și trebuie să-și amâne plecarea, deocamdată și așteptă posomorât că ce-și pusese în gând să-l vadă pe tatăl său. De-abia și l-amintea, dar se pare că și l-amintea ca pe un om chipeș și voios, iar băiatului îi era dor de el, deoarece în ultima vreme nu-și mai iubea mama atât de mult, căci părea mereu furioasă pe el și nu voia nici cum să-l înțeleagă, și era dor de taicăsu. La început, mama nu știu ce să facă, dar ceva trebuia făcut, și în mare grabă deoarece chiar dacă epistola nu va fi scrisă la anul nou, băiatul are să o necăjească și mai devreme sau mai târziu va trebui să-i spună întregul adevăr și când îl va face să priceapă că minciuna de la început scornită întreacât pentru a-i salva mândria de femeie, crescuse între timp și prinsese putere prin rădăcinile ei înfipte în ani și că era foarte greu să făgăduiască acum, Apoi încercă să se liniștească și zise că bărbatul trebuie să fi murit. Cine a mai pomenit bărbat care să nu se întoarcă din când în când la ogorul său și la fiii lui și la căminul său dacă era în viață, era mort. Era sigură că murise și, tot zicându-și așa de mai multe ori, certitudinea îi pătrunse în inimă și îl crezu mort și acum nu era nevoie decât de un semn din afară ca să-l lămurească pe băiat și pe cei din sat. Încă o dată s-a dus la oraș cu vechea ei pricină și s-a dus și a căutat un nou scrib pe care nu-l mai văzuse înainte și oftă și zise Scrie soției fratelui meu și spune că soțul ei e mort. Și cum a murit? A murit într-o casă ce a luat foc, căci casa în care locuia a foc de pe o lampă răsturnată de un sclav și a ars în somn și chiar și cenușa i s-a pierdut și nu există leș care să fie trimis acasă. Iar scribul îi scrise numele ca fiind cel al Cumnatei, și ea dădu un nume fals ca fiind al unui străin care chipurile ar fi comunicat vestea într-o epistolă. Și pentru câțiva bani în plus, el scrise numele unui alt oraș decât acela în care se aflau, și mirosi el că nu era lucru curat, dar a trecut cu vederea căci nu era treaba lui și era plătit cu arginți ca să tacă. Astfel, femeia a fost salvată, dar ea trebuia să-și desăvârșească salvarea și nu putea să mai aștepte. Nu, trebuia să-i dea de știre și administratorului și merse dintr-un loc în altul și întrebă unde se găsea vechea locuință a proprietarului, în care acesta nu mai stătea acum, dar unde administratorul era fără îndoială binecunoscut își pierdu cumpătul în nerăbdarea ei de a fi salvată și de dădu fuga până acolo și se părea că zeii țineau cu ea în ziua aceea și o ajutau căci el venea singur și îl întâlni în poarta casei chiar când voia să intre. Atunci i-a dădu un țipăt și îi puse mâna pe braț, iar bărbatul se uită de sus la ea și la mâna de pe brațul lui și întrebă. Ce-i femeie? Iar ea șopti. Domnule, sunt văduvă, Abia azi am aflat că sunt văduvă. Iar el îi dădu la o parte mâna și zise cu glas tare. Și ce mă privește pe mine? Iar când ea îl privi îndurerată o repezi. Te-am plătit, te-am plătit foarte bine. Și deodată un cunoscut de al său îl strigă din stradă și râse și zise. Nu, zău, amice, ce cu drăguță și focoasă o fi de se leagă așa de dumneata? Dar bărbatul, Abia ridicându-și ploapele grele, îi răspunse cu răceală. Da, dacă-ți plac negre și vulgare, dar mie unul nu și-și văzu de drum. Femeia rămase pe loc uimită și îi crăpa obrazul de rușine și nu mai pricepea nimic. Cum a fost ea plătită? Ce i-a dăruit el? Și deodată își aminti de juvaerurile pe care i le dăruise. Va să zic că aceea i-a fost plata. Aha, datorită acelor fleacuri fără valoare, el se socotea liber de orice răspundere. Așadar, ce putea face acum, după ce știa totul? O porni hotărâtă spre casă și inima parcă îi stătuse în loc și își repeta mereu. Nu e încă momentul să plâng. N-a venit încă ceasul să plâng. Și își reținea lacrimile. Nu, plânsul mocnea în ea puternic și o cutremura dar nu voia să plângă. Își ținea firea și rămase tăcută o zi sau două, până ce sosiră veștile. Scrisoarea pe care o ticluise și o duse la scribul satului, iar ea zise neclintită în timp ce i-o înmâna. Mi-e teamă că sunt veșterele, uncheșule, căci n-a sosit la timpul ei. Atunci bătrânul luă scrisoarea și o citi și tresări și exclamă. Sunt veșrele cu mătră, pregătește-te! E bolnav? întrebă la fel de neclintită. Iar bătrânul luă scrisoarea în mână și scoase ochelarii și răspunse solemn, fără să o slăbească din ochi. Mort. Atunci mama își a zvârli șorțul peste cap și plânse. Da, putea plânge acum și plângea fără ezitare și plângea și nu se mai oprea de parcă l-ar fi știut într-adevăr mort. Plângea pentru toți anii ei de singurătate și fiindcă viața îi fusese atât de schimonosită și singuratică și plângea fiindcă soarta i-a fost atât de potrivnică și soțul ei era dus și mai plângea fiindcă nu îndrăznea să poarte copilul acesta din pântece și în sfârșit plângea fiindcă era o femeie disprețuită. Tot plânsul pe care și-l înnăbușise de teamă să nu audă copiii sau vreun vecin acum putea să răbufnească și nimeni nu trebuia să știe pentru câte amaruri plângea ea. Femeile din sat veniră fuga să o mângâie când auziră vestea și o alinau și strigau să aibă grijă să nu se îmbolnăvească de inimă rea, căci mai avea doar copiii și pe cei doi fii și plecară să-i aducă pe băieți ca să o aline iar cei doi băieți stătură lângă ea, cel mai vârstnic tăcut, palid, lovit parcă de o boală subită, iar mezinul urla de durere văzând-o pe mama lui cum plânge. Deodată în toiul acelei frământări se auzi un zbierăt și hohote de plâns mai puternice decât ale mamei și nu era alta decât clevetitoarea satului, doborâtă pe neașteptate de mâhnirea din jurul ei și lacrimi mari, uleioase îi și roiau pe obraj și se tânguia printre suspine. Privește-mă, sărman suflet, ce sunt și mai nenorocită decât oricare femeie urgisită din câte am văzut. Și vechea ei mâhnire o cuprinse iar, atât de nouă și vie, încât toate femeile rămaseră uimite și se întoarseră spre ea ca să o mângâie, și în toiul acelei gălăgii, mama plecă spre casă cu cei doi fii în urma ei, plângând încet pe drum, căci nu-și putea potoli plânsul. Da, se așeză la ușă și plânse și băiatul cel mare plânse și el, puțin în tăcere, ștergându-și ochii cu dosul mâinii, iar mezinul plângea tot timpul fără să înțeleagă ce însemna să moară tatăl, căci nu și-l amintea de fel pe tatăl său, iar fata plângea și și-a păsa ochii cu mâinile și se tânguia ușor și zicea Trebuie să plâng, fiindcă tata e mort, dar lacrimile mă ard cumplit și totuși trebuie să-l plâng pe tata. Însă mama geaba plângea că tot nu se putea liniști și știa că asta nu se poate până ce nu se va împlini ceea ce trebuia împlinit. Așa că încetă plânsul pentru un timp și îi mângâie oarecum pe ceilalți prin tăcerea ei în timp ce chipzuia ce avea de făcut. Ar fi zis că pentru ea nu mai există o altă cale decât moartea, dar era totuși o cale și anume să-și smulgă din corp acea viață lacomă pe care o simțea cum se dezvoltă. Dar nu o putea face singură, trebuia să o ajute cineva și nu se putea bizui decât pe soția vărului. Ar fi dorit din suflet să nu spună nimănui ce trebuia să facă, dar nu știa cum ar fi putut să se descurce singură, iar soția vărului era o ființă bună și naturală, o femeie care cunoștea lumea și felul de a fi al bărbaților și îi cunoștea prea bine dorințele lumești ale unei femei care prinde rod și trebuie să nască. Dar, cum să-i spună? Totuși, i-a fost destul de ușor, căci cam peste o zi, după cele întâmplate, pe când cele două femei stăteau la sfat pe o cărare unde s-au întâlnit întâmplător, soția vărului zise binevoitoare cu glasul ei răsunător. Perișoară, mănâncă și nu-ți mai amără zilele, căci obrazul îți este galben, de parcă ai avea viermi în tine, zău așa. Atunci gândul îi răsări în minte și îi dădu glas încet și cu amar. Am într-adevăr un vierme în mine care mănâncă viața. Iar când soția vărului o privi fix, mama își duse mâna în pântece și rosti cu greu. Ceva crește în mine virișoară, dar nu știu ce este, de n fi poate vreun vânt vătămător. Atunci soția vărului zise, ia să văd. Și mama aș desfăcu haina, iar nevasta vărului o pipăi în partea unde începuse să se umfle. Păi verișoară, parcă ar fi un copil și dacă ai avea soț, aș zice că ești însărcinată. Atunci mama n-a zis nimic și și-a plecat capul necăjită și n-a fost în stare să-și înalțe ochii, iar verișoara a văzut o mișcare în pântecele mamei și țipă îngrozitor. Jur că e un copil, dar cum e cu putință decât dacă l-ai zămislit cu un duh că-și bărbatul tău e plecat de atâția ani? Însă am auzit că li se întâmplă uneori unor femei și pe vremuri, dacă erau sfinte, se întâmpla adesea ca să coboare și să le viziteze. Dar tu, noi fii o sfântă din alea, vară dragă, deși ești o femeie foarte bună, nu-i vorbă și respectată, dar iute la mânie și repezită uneori și fără astâmpăr. Ai simțit cumva vreun zeu în preajmă? Atunci mamei ar fi plăcut să mai tragă o minciună și simțea dorința să spună că simțise un zeu într-o zi pe când se adăpostea de furtună în lăcașul sfânt din drum. Dar când deschise buzele ca să dea glas minciunii, îi fucu cu neputință. Pe de-o parte, îi era frică să mintă, cu atâta nerușinare despre zeul bătrân și venerabil a cărui față o acoperise, iar pe de altă parte, era atât de ostenită acum încât nu mai putea să mintă. Își înălță capul și se uită cu jale la nevasta vărului și roșața inundă obrajii palis, care îi se acoperiră cu pete și ce n-ar fi dat acum să poată spune o minciună reușită care să o înșele pe verișoară, dar nu era în stare și pace. Și buna femeie care se uita la ea pricepu și nu întrebă nimic nici cum de s-a întâmplat una ca asta, ci zise doar, acoperă-te, soro dragă, să nu răcești. Cele două femei merseră un timp, iar apoi mama îi cu amărăciune. N-ar face cine l-a zămislit și nimeni nu va ști vreodată. Dar dacă mă ajut să scap de asta, verișoară, dragă și soră, te voi iubi câte zile voi avea. Iar nevasta vărului îi șopti. N-am trăit atâția ani fără să văd femei descotorosindu-se de ceva ce nu doresc. Pentru prima oară mama a întrezări o speranță și murmură. Dar cum? Dar cum? Iar nevasta vărului îi răspunse, se pot cumpăra buruieni dacă ai bani. Lea curtari, care ucid uneori mama și copilul și e întotdeauna mai greu decât la o naștere, dar dacă e suficient, ai să reușești. Mama răspunse, atunci să mă ucidă, numai de ar ucide totodată ființa asta din mine, ca să nu afle fiii mei și toți ceilalți. Atunci nevasta vărului o privine clintit și stătu pe loc și privind-o astfel o întrebă, Bine, verișoară, dar se va mai întâmpla oare una ca asta acum când bărbatul ți-e mort? Atunci mama jură și țipă disperată. Nu, am să mă arunc în iaz și am să mă răcoresc pentru totdeauna dacă mă apucă iarăși la ca în vara trecută. În noaptea aceea mama dezgropă jumătate și mai bine din rezerva ei de argint și când se ivi prilejul de dubanii nevestei vărului ca să cumpere buruienile. Într-o noapte, după ce buruienile fură cumpărate și fiertura pregătită, nevasta vărului se ivi în beznă și șopti femeii care o aștepta. Unde ai sobei? Deoarece în casă nu se poate căci e o treabă tare blestemată. Atunci mama și-a mintit de lăcașul din drum, și cât de părăsit era, fiindcă puțin călători treceau pe acolo noaptea, fiind pustiu de tot, și spre acel lăcaș din drum plecară, iar mama bău fiertura și se așeză la pământ și așteptă. Deodată, în adâncul nopții, se simți înșfăcată de dureri atât de violente, cum nu și-a putut închipui că există și se lăsă pradă morții, Chinul era cumplit și mai apoi uită absolut totul, în afară de chinul acesta care o năucea. Dar în toiul suferinței își aminti că nu trebuia să țipe ca să se aline și n-au îndrăznit nici măcar să aprindă o faclă sau vreo lumină cât de mică de teamă ca nu cumva vreun drumeț care ar fi trecut prin cine știe ce întâmplare să zărească din depărtări o lumină neobișnuită în acest lăcaș sfânt. Nu, Mama trebuia să rab de suferința cum putea mai bine. Sudoarea îi curgea de pe trup ca și roaiele de ploaie și nu mai știa de nimic în afară de năprasnicele dureri. De parcă o fiară ar fi prins-o îngheară ca să-i sfâșie trupul în bucăți și, în sfârșit, veni o clipă când s-a rupt ceva din ea și atunci dădu un țipăt. Atunci nevasta vărului se trezi cu o rogojină și luă ceea ce era de luat, și pipăi și șopti trist. Ar fi fost din nou un băiat. Norocoasă, mamă, ești tu, că porți în tine atâția feciori. Dar mama a și zise, de acum înainte n-are să mai fie niciunul. Apoi se culcă pe spate și se odihni la pământ un timp și, când a fost în stare să umble, s-a întors acasă, ea sprijinită de brațul bunei verișoare și înăbușindu-și gemetele. Și când au trecut pe lângă un iaz, verișoara aruncă sulul de rogoșină în apă. Multe zile după aceea, mama zăcu bolnavă și slăbită, iar buna verișoară o ajută cum putu mai bine. Dar ea zăcea în pat și boli toată iarna aceea și era un calvar pentru ea să ridice poveri și să le care la piață și totuși trebuia să o facă din când în când. În cele din urmă îi veni mai ușor să se ridice în zilele frumoase și își un timp la soare. Astfel veni primăvara și se mai întremă puțin, dar nu era ca mai de mult. Și deseori, când verișoara aducea o mâncare mai aleasă ca să o răsfețe, își ducea mâna la piept și zicea Îmi pare rău că nu pot înghiți. Mă apasă ceva aici. Inima mea târnă între sâni atât de grea și plină încât nu pot să înghit. Inima parcă mi-e plină de durere, fiindcă nu pot plânge. Dacă aș putea să plâng ca să-mi descarc sufletul, aș fi din nou sănătoasă. Așa îi se părea, dar nu putea plânge. Toată primăvara nu putu să plângă și nici să lucreze ca de obicei, iar băiatul mai vârstnic se luptă să facă ceea ce trebuia făcut și vărul o ajută peste puterile sale, iar mama nu putu nici să plângă, nici să lucreze. Așa a fost până într-o zi, după ce orzul dăduse în spic, iar mama se da la soare într-o stare de toropeală, cu părul nepieptănat în dimineața aceea, căci era atât de ostenită. Deodată se auzi un pas și ridicând capul, dădu cu ochii de administratorul proprietarului. Când băiatul cel mare îl văzu, îi veni într-o întâmpinare și zise... Domnule, tata e mort acum și eu am rămas în locul lui, căci mama e bolnavă de atâtea luni. Eu trebuie să merg cu dumneavoastră dacă ați venit să vedeți recolta, căci ea nu e în stare. Atunci bărbatul, acest orășan cu părul neted și cu mustața rasă, se uită la mama drept în față și nepăsător și știa prea bine ce îi se întâmplase, iar ea știa că el știa și și coborâ privirea fără să rostească o vorbă, dar bărbatul spuse cu nepăsare. Hai atunci, băiete, și au plecat amândoi și au lăsat-o singură. Ea știa prea bine acum că n-avea ce să spere din partea acestui om. Nici nu-l mai dorea, căci corpul era slăbit de atât amar de vreme, dar întâmplarea aceasta a fost ultima picătură. Simțea cum bulgărul din inima ei se topește și o podidiră lacrimile și atunci se ridică și o luă pe o cărare puțin umblată de-a curmezișul câmpurilor, și se îndreptă spre un mormânt singuratic și sărăcăcios pe care îl știa. Mormântul unui necunoscut atât de vechi încât nu mai știa nimeni al cui era și se așeza acolo pe movila acoperită cu iarbă și așteptă. Și în sfârșit plânse. La început lacrimile veniră încet și amare, dar după un timp curgeau șuvoi. Iar atunci i-a puse capul pe mormânt și plânse cum plâng femeile când inima le este prea plină de obida vieții lor și se revarsă și inundă, iar singurul lor gând este să se ușureze într-un fel căci viața toată e prea grea pentru ele. Și zvonul plânsului ei, purtat de adierile primăverii, răzbătu până în sat și auzindu-l, mamele din case și nevestele se priviră una pe alta și ziseră încet. Lăsați-o să plângă biata de ea și să se ușureze. N-a avut alinare în atâtea luni de văduvie. Spuneți copiilor ei să o lase să plângă. Și astfel o lăsară să plângă. După ce plânse îndelung, mama auzi un zgomot, un foșnet ușor în preajma ei și înălțând ochii în lumina înserării, deoarece plânsese până la asfințit, o văzu pe fica ei care se apropia dibuind drumul pe terenul răpos și exclamând în timp ce venea. Ah, mamă, nevasta vărului a zis să plângi până ce îți ușurezi inima, dar încă nu te-ai ușurat după atâta plâns? Atunci mama se deșteptă. Se deșteptă și o privi pe copilă și oftă. Apoi își înălță capul de pe pământ, își netezi părul despletit, își terse ochii umflați și se sculă în picioare, iar copila întinse mâna și căută mâna mamei închizându-și ochii ca să-i apere de scânteierea înserării trandafirie, acolo unde a soarele și zise cu jale. Aș dori să nu trebuiască niciodată să plâng, deoarece când plâng mă ard tare lacrimile. Auzind aceste vorbe, mama aș reveni de-a binelea complet purificată. Da, aceste câteva vorbe, rostite la sfârșitul unei asemenea zile, această mână mică și tânără care o căuta pe a ei, o rechemară din starea de disperare în care trăise de atâtea luni. Era din nou mamă și își privi copila și în cele din urmă, trezindu-se complet din năuceala ei, exclamă Te dor ochii mai tare, draga mamei?" Iar copila răspunse, la fel ca mai înainte, numai că lumina mă arde mai tare." și nu mai deslușesc fețele voastre ca mai de mult și fratele meu a crescut atât de înalt încât nu știu cine se întoarce acasă, tu sau el, decât când vă aud glasul. Atunci mama, ducând-o de mână cu blândețe, își zise îndurerată, pe unde am fost eu atâtea zile? Copila mea, am să mă duc mâine în zor să-ți cumpăr un balsam să-ți vindec ochii, cum ți-am promis întotdeauna. În seara aceea tuturor li s-a părut că mama se întorsese din cine știe ce loc îndepărtat și că era iar ca mai de mult. Așeză pe masă străchinile lor pline cu mâncare și se trezi la viață și avea fața palidă și ostenită, dar calmă și plină de un fel de liniște a epuizării. Se uită la fiecare copil de parcă nu l-ar fi văzut de un an sau doi. Acum se uită la băiatul mai mic și exclamă: Fiule dragă, mâine am să-ți spăl haina. N-am observat ce neagră e și ce zdrențuită. E păcat de tine, flăcău mândru, să umbli atât de murdar, că doar ai mamă. Iar celui mai vârstnic îi zise, Mi-ai spus mai de una că te-ai tăiat la deget și te doare. Ia să văd. Iar după ce i-a spălat mâna și a picurat niște ulei pe rană, întrebă, Dar ce-ai pățit, fiule? Iar el deschise ochii mirat și zise, Ți-am spus, mamă, M-am tăiat când am ascuțit secera cu cutea ca să-mi o pregătesc pentru recoltatul orzului. Iar ea răspunse grapnic: A, da, îmi amintesc că mi-ai spus. Cât privește copiii, ei nu puteau să spune de ce, însă simțiră deodată căldură în jurul lor, iar căldura aceasta părea să radieze de la mama lor și cuprinse voioșia și începură să pălăvrăgească și să-i spună câte și mai câte, iar băiatul mai mic zise Am un ban pe care l-am câștigat astăzi când am jucat rișca în stradă ca să vedem cine îl va câștiga și sunt așa de norocos că întotdeauna câștig primul. Iar mama îl privi cu nesați și văzu ce băiat frumos și zdravă era și, în timp ce se minuna că nu observase, aceasta de mai de mult îi răspunse cu dragoste caldă și spontană. Bun copil ești tu, că păstrezi banii și nu îi rosești pe dulciuri. Dar auzind acestea, băiatul luă un aer grav și zise îngrijorat. Dar numai astăzi, mamă, căci mâine m-am gândit să-mi cumpăr dulciuri și nu e nevoie să-l păstrez, fiindcă pot să câștig un ban aproape în fiecare zi. Și se așteptă ca mama să-i interzică, dar ea îi răspunse blând. Bine, fiule, cum că doar banul este al tău. Atunci băiatul mai vârstnic cel tăcut avea și el ceva de spus. Mama, am să spun un lucru ciudat și uite ce e. Astăzi, pe când eram pe câmp cu administratorul moșierului, el a zis că e ultimul an când mai vine în satul nostru deoarece pleacă să-și încerce norocul prin alte părți. A zis că e sătul de atât a umblat pe drumuri de țară și s-a urât și de sătenii ăștia grosolani și de nevestele lor și sezon după sezon face același lucru, așa că se duce acum într-un oraș departe de aici. Aceasta a fost vestea pe care o auzi mama și ascultă cu băgare de seamă șezând nemișcată cu ochii ațintiți asupra băiatului în pâlpâirea slabă a lumânării pe care, în seara aceea, a aprins-o și a pus-o pe masă. După ce băiatul îi mama așteptă o clipă până ce vorbele îi pătrunseră în suflet, iar ele îi pătrunseră ca ploaia într-un pământ secătuit și însetat. Și atunci ea exclamă cu o voce caldă și stinsă. Așa a spus fiule, iar apoi de parcă puțin îi păsa ei de asta adăugă iute. Trebuie să dormim și să ne odihnim căci mâine în zor plec la oraș să cumpăr balsam pentru ochii surorii tale. Acum vocea era plină și molcomă, iar când veni câinele ca să cerșească, îl hrăni bine și cu dărnicie, iar animalul mâncă fericit și plin de mirare, înfulecând în grabă și suspină mulțumit când se sătură. În noaptea aceea mama dormi. Au dormit cu toții și somnul îi învălui pe toți, pe mamă și pe copii, adânc și plin de tihnă. Ziua următoare a fost cenușie. Ploaia de vară nu contenise încă și cerul coborât plana, greu de ploaie deasupra văii, iar dealurile erau ascunse. Mama se sculă însă dis de dimineață și se pregăti să plece cu fata la oraș. Nu mai putea să aștepte nicio zi și trebuia să facă ce-i stătea în putință pentru copila ei. Așteptase atâtea zile care s-au făcut ani, iar acum, de când era din nou mamă, purificată prin lacrimi, el nu putea să se arate destul de iubitoare și destul de grăbită față de îndemnul din inima ei. Că despre fată, ea tremura de emoție în timp ce își pieptăna părul lung și îl împletea cu o panglică nouă și îmbrăcă o haină curată albastră cu flori albe, căci în viața ei nu părăsise cătunul acesta mic și în timp ce se gătea, le spuse galeș tuturor, Aș vrea să am ochii limpezi astăzi ca să pot vedea minunățile din oraș. Dar mezinul auzind-o, răspunse prompt și cu agerime: Da, dar dacă ochii ți-ar fi limpezi, n-ar fi nevoie să mergi. Băiatul fu atât de isteț încât fata zâmbi, ca și alte ori, când fratele ei trântea câte un răspuns nimerit, dar nu răspunse nimic, căci ea nu era iute, ci mai degrabă înceată și blândă. În tot ce făcea, iar după ce chipzui bine o vreme, zise: Chiar așa să fie, mai bine să am vederea limpede și să nu văd poate niciodată orașul. Aș vrea mai degrabă să am vederea limpede dar răspunsul ei venia atât de târziu încât băiatul uită ce spusese, fiind nerăbdător din fire și trecând iute de la una la alta când se juca sau când făcea câte o trepșoară și, într-adevăr, el semăna cel mai mult cu tatăl lor dintre ei trei. Dar mama nu dădua ascultare trâncănelii copiilor, se pregătea de plecare și se îmbrăca. La un moment dat se opri șovăitoare lângă pupitrul pe care l-a descris și scoase din lăuntru un pachetel și îl privi, desfăcând hârtia moale care învelea podoabele și gândi. Să le păstrez oare, ori să le preschim din nou în monede. Și sătu la îndoială un timp, iar apoi gândi. Adevărul este că eu n-am să le mai port vreodată, fiind văduvă și oricum, nici n-aș putea îndura să le port, dar aș putea să le păstrez pentru când s-o mărita fata. Așa se socotia în vreme ce le ținea în mână și le privine clintit dar deodată își aduse aminte și i se făcu silă și dorea să scape de ele de orice amintire și zise deodată cu hotărâre. De păstrat n-am să le păstrez. S-ar putea să se întoarcă bărbatul meu și, dacă m-ar găsi cu juvaeriurile astea străine, n-ar crede când i-aș spune că le-am cumpărat eu. Așa că își vârâ pachețelul în sân și îi strigă fetei că era timpul să pornească la drum o luară pe drumul de țară, străbătând satul de vreme în zori. Mama pășea liberă, puternică, din nou, cum nu mai fusese de mult, și își ținea capul sus și cu semeție în aerul cețos, și își ducea fica de mână, iar fata se străduia și ea să dea pas. Până atunci nu știuse cât de slab vedea. Pe cărările necunoscute de acasă, picioarele ei mergeau ușor și cu destulă siguranță. Nu știa că nimerea calea, după o pipăit și miros și nu cu ajutorul văzului, dar drumul acesta era străin. Aci urca, aci cobora, deoarece pietrele erau uneori îngropate și ar fi căzut adesea dacă n-ar fi ținut-o maică sa de mână. Mama, văzând cum stau lucrurile, se înspăimântă, iar inima îi se zbătu în întâmpinarea acestei noi nenorociri și țipă înfricoșată. Mi se pare că te-am adus prea târziu, sărmană copilă, dar niciodată nu mi-ai spus că nu vezi și credeam că doar apa din ochi îți întunecă văzul. Iar fata răspunse printre suspine. Și eu credeam că văd destul de bine, mamă, și cred și acum numai că drumul ăsta are atâtea urcușuri și coborușuri și tu mergi mai repede decât sunt eu obișnuită să merg. Atunci mama încetini pasul și nu mai zise nimic și își continuară drumul mai agale, iar când s-au apropiat de spițerie, mama se grăbi din nou fără să-și dea seama. Atât era de nerăbdătoare. Fiind dimineața de vreme, ele erau primii cumpărători, iar spițerul tocmai scotea obloanele de la ușa prăvăliei și o făcea pe îndelete, oprindu-se în răstimpuri ca să caște și își trecea degetele prin părul lung și nepieptănat, și se scărpină în cap, când ridică prifirea și o văzu pe țărancă și pe fica ei stând în fața teșghelei, rămase uimit și exclamă. De ce ați venit cu noaptea în cap? Atunci mama arătă spre copilă și zise, aveți vreun leac pentru ochii ei? Omul se uită la fată, apoi la ochii ei răniți cu margini roșii pe care de-abia putea să-i deschidă și întrebă. Dar ce-a pățit la ochi? Mama răspunse, la început credeam că e din cauza fumului. Bărbatul meu e mort și eu, trebuind să lucrez în locul lui la câmp, am pus-o pe ea de multe ori să aprindă focul când eu mă întorceam acasă târziu. Dar în ultimii ani se pare că e mai mult decât atât, fiindcă am ferit-o de fum și cu toate astea parcă îi se stârnește o fierbințală din senin și iar de ochii. Ce foc o fi ăsta, habar fiindcă ea e o fată cum nu se poate mai blândă și nu-și iese niciodată din fire. Atunci bărbatul dădu din cap căscătare și îi zise nepăsător. Sunt mulți care sufăr de ochi din pricina unui foc lăuntric. Or fi mai multe feluri de focuri și nu există balsam care să potolească o asemenea febră. Revine mereu, da, și nu are leac. Aceste vorbe au căzut ca fierul pe inimile celor care le auziră, iar mama zise iute cu vocea coborâtă. Dar poate că există vreun doctor pe undeva. Nu cunoașteți un doctor priceput, dar nu prea scump căci noi suntem săraci? Însă omul clătina apatic din capul său ciufulit și plecă să aducă o doctorie pe care o păstra într-o cutiuță de lemn și zise în timp ce se ducea. Nu există iscusință omenească în stare să-i redea vederea și asta s-o știi de la mine, căci eu Mulți asemenea ochi bolnavi am văzut și în fiecare zi vin aici oameni cu ochi din ăștia și se plâng de febră lăuntrică. Da, și aud că nici doctorii de prin străinătăți nu se pricep să tămăduiască boala asta, căci deși dezlipesc pleoapele și freacă partea din lăuntru a ochiului cu o piatră fermecată și bolborosesc de scântece și rugăciuni, focul lăuntric apare din nou și arde ochii și nimeni nu poate nimici focul acesta deoarece arde chiar în miezul vieții. Totuși, Uite un praf răcoritor care o va răcori un timp, deși nu poate să tămăduiască. Aduse un praf presat în granule mici, asemănătoare grăunțelor de grâu închise la culoare, le puse în tocul unei pene de gâscă, lipi capătul cu seu și zise Da, e oarbă cu mătră. Iar când văzu expresia fetei care, la auzul acestei vești, se zăpăcise precum un copil, care primește pe neașteptate o lovitură grea, adăugă cu bunăvoință. Dar la ce bun să te necăjești? Asta e soarta ei. Se vede că într-o altă viață a făptuit un rău, a privit la ceva nepermis și și-a tras blestemul acesta. Sau poate tatăl ei a păcătuit, sau poate chiar dumneata cu mătră, căci cine cunoaște sufletul omului. Dar fapt este că blestemul s-a abătut asupra ei și nimic nu poate schimba voia cerului apoi căscă din nou după ce vădi un strop de milostivenie și luă banii de la femeie și dispărut rându-și picioarele spre o încăpere din dosul prăvăliei. Iar mama îi întoarse vorba răstindu-se înverșunată. Nu e oarbă! Cine a mai pomenit că ochii înroșiți înseamnă orbire? Mama bărbatului meu avea ochii roșii din copilărie și tot n-a murit oarbă și plecă repede înainte ca omul să poată răspunde și ținea strâns mâna fetei ca să oprească tremurul. Iar apoi se duse la un juvaergiu, nu la acela de mai de mult, și scoase din sân pachetul și îl dădu omului cu barbă care ținea prăvălia și zise cu glas șoptit. Preschimbăm rogute, aceste bijuterii în monede, deoarece soțul meu e mort și nu le mai pot purta. Apoi, în vreme ce bătrânul cântării podoabele ca să vadă cât valorau în monede, ea așteptă iar fata a început să plângă în mânecă, suspinând ușor, iar apoi zise printre suspine: Nu cred că sunt oarbă cu adevărat, mamă, căci îmi pare că văd ceva scânteind acolo pe cântar, și dacă aș fi oarbă n-aș putea să văd asta, nu-i așa? Ce scânteiază acolo? Atunci mama a că fata era într-adevăr oarbă sau aproape oarbă, căci bijuteriile se aflau la mai puțin de doi pași de obrazul copilei și se vedeau strălucitoare cât se poate de deslușit și simți o durere în suflet și zise Ai dreptate copilă, e o bucățică de argint dintr-un inel, acum nu mai pot să-l port și de aceea îl preschimb în monede care ne sunt de folos." În nenorocirea aceasta care o ajunse, femeii nu-i stătu nicio clipă gândul la bijuterii, acum când nu mai erau ale ei și nici la ceea ce însemnau pentru ea. Nu, se gândea doar la un singur lucru și anume că, deși aveau strălucirea argintului, copila ei nu putea să le vadă, iar bătrânul le luă și le atârnă în dulă piorul lui, unde ținea brățări și inele și lanțuri de pus la gâtul copiilor, și alte asemenea podoabe drăgălașe, iar mama uită tot ceea ce însemnaseră pentru ea, în afară doar că erau acum obiecte lucitoare și copila ei nu putea să le vadă. Totuși mai rămăsese un lucru de îndeplinit și știa că trebuia să-l îndeplinească, dacă fetei îi era scris să fie într-adevăr oarbă. Porni la drum, ținând fata de mână, ferind-o de trecători, că străzile erau aglomerate și o mulțime de oameni veneau să cumpere și să vândă. Țărani și grădinari care își așezaseră coșurile cu zarzavaturi verzi și proaspete de-a lungul străzilor și pescari care își înșiruiseră și ei ciuberele cu pește. Dar mama nu se opri până ce nu ajunse la o anume prăvălie și lăsă fata la ușă, și intră singură și când se ivi un vânzător și o întrebă ce dorește, ea arătă un obiect și zise Asta! Și era un mic gong de aramă și un ciocănaș din lemn legat de el, folosit de orbi când merg pentru a da de știre celorlalți că sunt orbi. Vânzătorul îl lovi o dată sau de două ori pentru a arăta cât valorează obiectul înainte de a-l împacheta, și auzind sunetul acela, fata aș înălță iute capul și strigă, Mamă, e un or pe aici, căci aud un sunet limpede, ca de clopot." Vânzătorul râse zgomotos, deoarece vedea bine că fata era oarbă și se repezi să spună, Nu e nimeni în afară de..." Dar mama se uită la el atât de urât încât nu mai continuă și în mână iute pachetul, iar apoi rămase pe loc privind o țintă ca un înătâng. în timp ce ea pleca, neștiind ce să creadă. Se îndreptară spre casă, iar fata era mulțumită că se întoarce acasă, căci ziua în oraș se întățeau zgomotele și îmbulzeala, zgomotele înfricoșătoare, neobișnuite pentru ea, zbieretele în târg, brutală din partea acelora, pe care nu putea să-i vadă și își punea piciorul mic ba aici, ba acolo, strecurându-se delicat printre oameni, surâzând fără să-și dea seama în durerea ei. Dar mama suferea cumplit în taină și ținea strâns în cealaltă mână obiectul pe care îl cumpărase și care e semnul distinctiv al orbilor. Deși avea micul gong, nu se putea hotărâ să-l dea fetei. Nu-i venea să creadă că ochii fetei erau complet lipsiți de văz a așteptat toată vara și iar au recoltat grânele și au fost măsurate de față cu noul administrator, un bătrân de data aceasta, un văr sărac sau rudă îndepărtată a stăpânului, și venit oamna și nici atunci mama n-a fost în stare să-i dea copilei semnul acela. Nu, mai era un lucru de îndeplinit, o rugăciune, căci văzându-și zilnic copila oarbă, mama și aminti ce-i spusese spițerul în ziua aceea vreun păcat săvârșit, poate, de părinții ei, căci cine cunoaște sufletul omului? Își zise că se va duce la un templu pe care îl știa, nu la lăcașul acela din drum și la zei ale căror fețele acoperise, ci la un templu depărtat la mai bine de zece mile distanță, unde a auzit ea că se află o zeiță bună și puternică ce dădea ascultare femeilor care se rugau fierbinte. Mama le spuse celor doi fii ai săi de ce pleacă, iar ei deveniseră grav și înmărmuriți de năpasta ce căzuse asupra surorilor. Cel mai vârstnic grăi, ca un bărbat în toată firea. De mult mi-a fost teamă că nu ea a bună cu ea, dar mezinul țipă mirat. Mie unul nu mi-a trecut niciodată prin minte că ar avea ceva la ochi, atât sunt de obișnuit să o văd așa cum este. Mama o înștiință și pe fată și zise, Fata mea, Mă duc la un templu în sud, unde se află zeița aceea vie, aceeași care i-a dăruit soției lui Li al șaselea un fiu, după ce fusese o viață întreagă stearpă și era cât pe ce să treacă de vârsta când mai putea să prindă copil, iar bărbatul ei își pierduse răbdarea și ar fi vrut să-și ia țiitoare, atât era de supărat, pentru că femeia lui era stearpă. Și atunci ea se duse și se rugă, și așa a venit pe lume feciorul acela frumos al ei. Iar fata răspunse, Îmi aduc bine aminte, mamă, și femeia a cusut o pereche de pantofi de mătase zeiței și i-a dăruit când s-a născut băiatul. Da, mamă, du-te de grabă, căci e într-adevăr o zeiță bună. Astfel, mama o porni singură și întreaga zi răzbi împotriva vântului care sufla neîncetat, toată luna aceea, aducând cu ea frigul din deșertul de la miază noapte, așa încât frunzele se închirciseră pe copaci, iar iarba de la marginea drumului se năsprise și se veștejise și totul era pustit și mort. Dar mai greu de îndurat decât vântul, și mai amarnică era spaima ei, deoarece îi futeamă că fata trăgea păcatul ei. Când în sfârșit a ajuns în templu, mama nu observă de fel cât era de măreț și minunat. Zidurile zugrăvite din roșu trandafiriu și zeii auriți și mulțimea de oameni care foiau peste tot și se rugau, nu. Intră iute în căutarea zeiței acelea de care auzise și cumpără o leacă de tămâie la ușă și îl întrebă pe primul preot cărunt ce i s-a evit în cale. Unde se află zeița vie? Atunci el, presupunând după înfățișarea ei modestă că e una din acele multe femei care veneau zilnic să ceară, fi arătă cu buzele strânse spre un colțișor întunecat unde o bătrână zeiță mică, înnegrită de vrem, ședea între două figuri mai puțin însemnate care o slujau. Mama se îndreptă într-acolo și ajungând în fața statuii rămase în picioare și așteptă în vreme ce o femeie bătrână adusă de spate și murmura rugăciunile pentru un fiu al ei care nu se putea mișca și zăcea în pat de ani de zile. Îi spunea ea zeiței și era atât de paralizat încât nu mai putea să zămislească un fiu și bătrâna se ruga și spunea Dacă este vreun păcat în casa noastră pe care nu l-am ispășit, spunem stăpâna mea zeiță dacă asta e pricina pentru care zace acolo și am să-l ispășesc. Am să-l ispășesc. Apoi bătrâna se ridică tușind și oftând și își văzut de drumul ei, iar mama în genunche și își spuse vrerea. Dar nu ieșa din minte ce spusese bătrâna și mamei îi se păru că zeița o țintuia cu o privire aspră și că obrazul ei neted și aurit rămânea neîndurător la rugăciunea unui suflet păcătos, ce nu-și ispășise păcatul. În sfârșit, mama se ridică și oftă din adâncul inimii, știind cât prețuia rugăciunea ei, și a prinse tămâia și plecă. După ce a parcurs cele zece mile, se întoarse din nou la ușa casei ei, înfrigurată și obosită. Se prăbuși pe scăunel și zise trist. Când copiii o întrebară cum îi primise zeița ruga. De unde să știu eu care e voia cerului? Eu mi-am înălțat ruga și de acum încolo, cum va vrea cerul, iar nouă nu ne rămâne decât să așteptăm și să vedem ce va fi. Dar din tot sufletul ei tainic dorea să nu fi săvârșit păcatul acela, cu cât dorea mai mult, cu atâta se minuna mai tare, cum de a putut face o asemenea faptă și o necamânia împotriva bărbatului aceluia cu obrazul neted și îl ura din cauza propriului ei păcat și pentru că nu mai putea acum să repare ceea ce făptuise atunci. În ceasul acela de esile adâncă s-a lecuit de toată fierbințala și tinerețea ei, iar acum nu mai era tânără. Pentru ea nu mai exista niciun bărbat pe lume pe care să-l iubească și nu mai rămăseseră decât acești trei copii, dintre care unul era orb. Acum mama a trecuse de tinerețe. Era între al 43-lea an și noaptea uneori, când număra pe degete câți ani s-au scurs de când plecase tatăl copiilor, îi trebuiau degetele de la ambele mâini și încă două și chiar și anii de când Răspândise în sat vestea morții lui erau mai mulți decât degetele unei mâini. Cu toate acestea, umbla dreaptă și sprintenă ca întotdeauna, și carnea nu se prindea de trupul ei. Alții se sfrijau sau se îngrășau, cum se întâmpla cu Nevasta Vărului pe an ce trecea, și la fel și cu bătrâna clevetitoare a satului. Însă femeia aceasta rămânea zveltă și puternică, întocmai ca pe vremea tinereții dar sânii i s-au micșorat și i-au secat, iar dacă te uitai la fața ei, în lumina puternică a soarelui, vedeai zbârcituri în jurul ochilor din pricina muncii, în soarele intens și dogoritori, iar pielea îi era închisă la culoare de arșița anilor mulți petrecuți pe câmp. Se mișca ceva mai alene decât o dinioară, căci și pierduse din vechea ei vioiciune, fiindcă după ce și-a smuls vietatea aceea sălbatică din trup, n-a mai fost niciodată ca mai înainte. Când era chemată la vreo naștere în sat, cum se întâmpla adesea acum, deoarece era văduvă și socotită printre femeile mai vârstnice, îi venea greu să se miște atât de iute cât era necesar uneori și, în unul sau în două rânduri, tânăra mamă apucă singură copilul, iar odată îi scăpă un nou născut pe dușumeaua de cărămiz și copilul se lovi la cap și era fecior, iar norocul a fost că nu s-a ales cu nimic rău, deoarece băiatul crescu voinic și întreg la minte. Pe măsură ce creșteau mama, li se părea copiilor bătrână. Băiatul cel mare o îndemna mereu să se odihnească și să nu ridice bulgări mari și grei de pământ după arat ci să-l lase pe el să facă aceasta deoarece lui îi venea ușor fiind tânăr și în plină putere și dorea cu tot din adinsul ca ea să îndeplinească muncile mai ușoare și neînsemnate și nimic nu-l bucura mai mult decât să o vadă șezând liniștită pe scăunelul ei și cosând la umbră, într-o zi de vară, iar el să plece singur la câmp. În realitate, nu era atât de bătrână cum îi convenea fiului ei să creadă. Întotdeauna muncile câmpului îi plăcuseră cel mai mult dintre toate și îi plăcea nespus să lucreze acolo pe ogor, iar apoi să se înapoieze acasă cu trupul umezit de sudoare curată și vântul răcoros să-i zbicească umezeala aceea și să-și simtă carnea trudită de o oboseală binefăcătoare. Ochilor deprinși cu dealurile și câmpiile și cu obiecte mari, nu le venea ușor să se mărginească la lucruri mici și delicate, cum ar fi acele de cusut. Într-adevăr, în casa aceea se simțea acut lipsa unei femei tinere cu vederea bună, deoarece, acum, își dădeau seama cu toții că fata era oarbă, știa și ea, sărmana fată. Chiar din ziua când s-a dus la oraș cu mama sa, o știa în taină după cum știa și mama sa și niciuna dintre ele nu-și pusese marnă dești din zeiță. Mama, de frica păcatului ei de demult, iar fata fiindcă îi se părea că îi era scris să rămână oarbă. Într-o zi mama întrebă, ai folosit tot leacul acela din pana de gâscă? iar fata răspunse calm din prag unde ședea, deoarece singurul bine în situația ei de acum era că lumina nu-i mai jena ochii, fiindcă nu mai percepea. L-am terminat de mult. Mama continuă. Trebuie să-ți mai cumpăr. De ce nu mi-ai spus mai curând? Dar fata clătină din cap, iar mamei îi se strânse inima văzându-i expresia feței și atunci buzele acelea blajine rostiră vorbe disperate. O, mamă, sunt oarbă! Știu bine că sunt oarbă! Nu-ți mai văd obrazul de fel acum și, dacă ies din o gradă și trec prin arie, nu văd pe unde să o iau. N-ai observat că acum nu mai plec de acasă nici măcar până în câmp? Izbucni în plâns și se crispa și își mușca buzele căci o dureau când plângea, dar n-avea încotro atunci când nu se mai putea abține. Mama nu răspunse nimic. Ce putea să-i răspundă copilei oarbe? dar după un timp se ridică și merse în odaie și din pupitrul în care păstrase mai de mult juvaerurile scoase micul gong pe care ea îl cumpărase la oraș și îi zise fetei, apropiindu-se de ea. Copilă, am cumpărat obiectul ăsta pentru ziua când... Îi fu cu neputință să sfârșească și așeză iute obiectul în mâna fetei, iar fata îl primi, pipăindu-l grabnic și îl ținu strâns și zise pe tonul ei plângăreț, însă liniștită din nou. Da, am nevoie de el, mamă. Când băiatul cel mare venia acasă în seara aceea, mama îl rugă să taie dintr-un copac cu lemnul tare un băț și să-l cioplească pentru sora lui, așa încât cu obiectul care dădea semnalul într-o mână și în cealaltă cu bastonul acela să se poată deplasa mai ușor și cu mai puțină teamă, căci așa se întâmplă cu orbii și astfel dacă pățea ceva sau dacă cineva ar fi împins-o din nebăgare de seamă, sau ar fi izbit-o așa încât să cadă, mama n-ar fi fost învinuită deoarece ea îi dăduse fetei semnul orbilor vizibil pentru toată lumea. De atunci înainte, fata a purta cu ea când ieșea din casa aceste două obiecte. Bățul și micul gong, pe care se învățase să-l lovească astfel încât producea un sunet ușor și limpede, iar atunci se mișca în liniște și, cu siguranță, Fata aceasta, care era destul de drăgălașă, cu fața mică și înduieșătoare și cu acea expresie imobilă ce o întipărește pe obraz orbirea. Totuși, oarba, în felul ei, era minunat de isteață în casă. Acolo nu avea nevoie de semnal sau baston și știa să spele orezul și să-l pregătească, doar că mama sa nu-i mai îngăduia acum să aprindă focul dar putea să măsoare odaia și aria și să scoată apă din baltă și să caute ouă dacă găinile le depuneau la locul obișnuit și de asemenea știa unde sunt vitele după miros și auz și le așeza hrana în față și se pricepea la toate în afară de cusut și lucrul câmpului deoarece pentru câmp nu era destul de puternică fiind pipernișită încă din copilărie, de parcă suferința i-ar fi oprit creșterea. Văzând-o cum umblă prin casă, mamei se topea inima și suferea la gândul sorții care o putea aștepta pe fată când va trebui să o mărite într-altă parte. Fiindcă de mărita trebuia să se mărite, căci altminter, după ce mama va muri, nu o să-i poarte nimeni de grijă, nu o să existe nimeni căruia să-i aparțină cu adevărat, deoarece femeia aparține în primul rând casei bărbatului și nu casei în care s-a născut. Foarte des se gândea mama la toate acestea și se întreba cine va lua de soție o oarbă și dacă nimeni nu va voi de soție ce se va întâmpla cu ea până la urmă. Dacă dădea glas acestui gând, băiatul cel vârstnic răspundea am să mă îngrijesc eu de ea, mamă, atâta timp cât își va îndeplini munca ei și aceste vorbe o linișteau întrucâtva pe mama, deși știa că nu poți cunoaște cu adevărat un bărbat până ce nu vezi cum e nevasta lui și își zicea. Trebuie să-i aflu o asemenea nevastă care să aibă grijă de fata mea oarbă și să fie bună cu ea. Când am să pornesc în căutare de nevastă, trebuie să găsesc una care va vrea să aibă grijă de doi, de soț și de sora lui. Era vremea ca mama să găsească o nevastă pentru fiul cel mare. 19 ani avea băiatul, iar ea, aproape că nu-și dăduse seama cum trecuse timpul. Cu toate acestea, el niciodată nu-i ceruse voie să-și ia nevastă și nici nu se arătase că avea nevoie de o femeie. A fost întotdeauna fiul cel mai bun și blând pe care și-l putea dori o mamă și muncise din greu fără să pretindă ceva, iar dacă se ducea uneori la ceainărie sau rare ori în zilele de sărbătoare la oraș, Însă acolo, numai cu treburi, nu lua parte la nicio necuvință, nici măcar la jocuri de noroc pe care uneori le urmărea de la distanță și era întotdeauna tăcut în prezența oamenilor mai vârstnici. Era un fiu desăvârșit, dar avea un singur cusur, acum, după ce lăsase în urmă micile cusururi ale copilăriei, și anume acela că nu-l ierta deloc pe fratele său mai mic. Nu. Era și un lucru cât se poate de ciudat că acest fiu, mai vârstnic, atât de pașnic și blând cu toată lumea și chiar și față de vite și atât de tăcut, încât abia dacă îndrăznea să spună ce culoare preferă, să aibă noua haină pe care eu o va cumpăra mama sa. Cu fratele lui mai tânăr se purta rău și îl ocăra pe băiat, dacă trândăvea sau se juca și îl silea fără milă să îndeplinească orice muncă la câmp. În casă nu mai conteneau certurile. Mezinul gălăgios rostind vorbe de ocară, iar fratele cel mare stăpânindu-se până ce nu mai putea suporta și atunci își lovea fratele cu cei cădea în mână sau numai cu pumnii și îl bătea pe băiat până ce acesta o lua la fugă plângând în hohote, ferindu-se pe după copaci și căutând scăpare în casa vărului. Se ajunsese la o asemenea situație încât întreg satul îl învinuia pe fratele mai mare pentru vitregia lui și oamenii săreau să-l salveze pe mezin și fiind astfel înconjurat, feciorul prinse cura și fugea de muncă și locuia cea mai mare parte din timp în casa vărului unde se pierdea îndroaia de feciori și fete care creșteau acolo după voia lor și venea acasă cu inima ușoară doar după ce îl vedea pe fratele lui plecând la lucru. Dar uneori fratele cel mare strângea atâta amărăciune în suflet și atunci se întorcea acasă înainte de vreme și dădea de frate sus și îi încleștea capul sub braț și îl pleznea până ce mama alerga la ei și țipa. Termină odată, termină! Rușine să-ți fie călbați așa de rău pe fratele tău mai mic și o sperii pe sora ta! Dar tânărul răspundea cu ciudă. Să nu-l pedepsesc când sunt fratele lui mai mare și tata e mort? Eu o pușlama și jumătate și un trântor și de câte ori poate o șterge la jocul de noroc. Știi tu prea bine, mamă, numai că el ți-a fost întotdeauna cel mai drag dintre noi." Adevărat era că mamei mezinul acesta îi era cel mai drag și o înduioșa ca niciunul dintre copiii ei. Fiul mai vârstnic deveni bărbat atât de curând și se părea ei și era închis, și nu se dăstăinuia nimănui, dar ea nu știa că aceasta se întâmplă din pricină că era adesea istovit de muncă și îl credea moroconos când el era de fapt doar istovit. În ce privește fata, mama o iubea mult, dar cu durere întotdeauna, căci ochii aceia o urmăreau mereu ca o mustrare și nu uită niciodată că zeița n-a dat ascultare rugii ei și nici n-a avut vreodată putere să se roage temându-se că soarta se răzbună pentru păcatul ei și într-un mod hain și de neîndurat, deoarece o lovise pe copilă. Inima era mereu înduioșată de milă, însă fata nu i aducea nicio bucurie. Chiar și atunci când copila se apropia de ea drăgăstoasă și surâzătoare și se așeza ca să asculte glasul mamei, mama găsea un motiv să se ridice și își făcea de lucru, căci nu putea îndura să vadă ochii aceia închiși și goi. Numai mezinul era mare, tare și voios și adesea părea leit taicăsu, iar mama îl iubea. Tot mai mult și toată dragostea ce o purtase soțului ei acum se revărsa asupra acestui fiu. Îl iubea și deseori se așeza între el și fratele mai mare, astfel că atunci când tânărul tăbăra asupra băiatului, ea se năpustea între ei și îi primea loviturile și îl silea pe fiul cel mare să înceteze de rușine, să nu lovească pe maică sa, iar mezinul se furișa afară. Așa se întâmplă că, de la o vreme, băiatul se furișa tot mai des în ascunzătoarea din casa vărului și de acolo o pornea razna și uneori chiar la oraș și dispărea câte o zi sau două, iar după aceea se întorcea iar la casa vărului, și ieșea cu aerul că ar fi stat tot timpul acolo, dar foarte atent la dispoziția fratelui mai mare în ziua aceea. Iar dacă nu venea, mama aștepta până ce pleca fiul cel mare și atunci se ducea la casa vărului și îl îmbuna cu o mâncare gustoasă pe care i-o pregătise ca să se înapoieze acasă. Dar îi era frică într și de fiul cel mare și uneori se ducea cu el la câmp sau îl părăsea curând ca să vină să-i dea de mâncare mezinului înainte de întoarcerea fratelui. Și el își alegea bucățica cea mai bună din fiece mâncare, iar ea îi dădea pace, că îl iubea nespus de mult. Îl iubea pentru firea lui veselă și vorbele lui de șagă, pentru obrazul său neted și rotund și pentru corpul zvelt și mlădios, Întocmai ca cel al tatălui său. Băiatul mai vârstnic umbla deja adus de spate din pricina Trudei și avea mâna bătătorită și greoaie, însă flăcăul acesta era vioi și oacheș, cu pielea catifelată și iute de picior ca un motan tânăr, și mama îl iubea. Iar fiul cel mare și greoi simțea această caldă iubire pe care mama o nutrea față de fratele său și reflecta posomorât asupra ei. Trudise zi de zi și venea în minte toate muncile de care o cruțase și se părea că maică sa avea cel mai hain suflet de pe lume, căci nu-i păsa niciun pic de strădaniile pe care el le-a depus de dragul ei din fragedă copilărie. Așadar, încetul cu încetul îi se strângea în suflet o amărăciune adâncă și îl ura pe fratele său. Astfel se strângea ura în ființa fratelui cel mare și nici mama nu știa cât era de adâncă până într-o zi când a răbufnit dezlănțuindu-se ca un fluviu stăvilit de un dic și care se umflă de apele unor izvorașe tainice neștiute de oameni și atunci când se revarsă ei rămân uimiți căci nimeni nu știe ce s-a petrecut cu acest râu în nenumăratele zile când păruse mereu același. Era vremea a recoltării orezului la sfârșitul verii și cu toții trebuiau să muncească din răsputeri pe ogor, din zor și până în seară, cu tot omul, ce nu era destul de înstărit ca să-și tocmească lucrători, trebuia să trudească astfel. Băiatul mai tânăr muncise și el în ziua aceea, cu toate că de obicei îi stătea capul la cu totul alt lucru pe care trebuia să-l săvârșească într-altă parte. Dar de data aceasta mama luă cu binișorul și îi spuse tainic, mângâindu-i mâna osoasă de flăcăi Andru în timp ce îi vorbea. Lucrează cu tragere de inimă, dragul mamei. Asta câteva zile cât ține recoltatul și arată-i fratelui ce vrednic ești la muncă și dacă ai să lucrezi bine și ai să-i faci pe foie, am să-ți cumpăr ceva frumos când terminăm, ceva ce-ți dorești mult. Atunci băiatul făgădui să o asculte, țuguindu-și buzele roșii și, simțindu-se pus la grea încercare, însă lucră destul de bine, deși nu se propădea cu firea, dar destul de bine ca să-și salveze pielea când fratele se încrunta la el. Dar în ziua aceea, când îi amenința ploaia, înainte ca snopii să fie strânși, cu toții lucrară peste ora obișnuită, iar mama lucră până la epuizare, căci n-a mai fost nici când atât de rezistentă ca înainte de a mânca buruienile amare în noaptea aceea, pentru a-și salva onoarea. Apoi oftă și își îndreptă spatele, care o durea și zise, Fiul meu, eu plec înaintea voastră ca să vă încălzez mâncarea, căci sunt sleită de puteri și de durere. Bine, du-te atunci, zise băiatul cel mare, pe un ton cam aspru, dar fără voia lui, căci niciodată nu o îndemna pe maică sa să lucreze peste puterile ei. Astfel ea plecă și îi lăsă pe frați singuri, fiindcă se făcuse prea târziu chiar și pentru spicuitorii care îi urmaseră în timpul zilei. De-abia puse mâncarea la foc, în fica ei strigă din prag unde ședea că laude pe fratele mic plângând. Iar mama ieși repede din bucătărie și, într-adevăr, așa era. Și atunci o luă la fugă spre câmp, iar acolo, pe grânele secerate, băiatul cel mare îl bătea pe cel mic, fără cruțare, cu coada secere, iar mezinul urla și îi căra pumni, și lupta să se elibereze din strânsoarea puternică a fratelui său care îl ținea de gât. Dar fratele mai vârstnic îl încleștase strâns și îl bătea cu capătul bont al mânerului. Atunci mama se repezi cât putu mai iute și se agăță de fiul mai vârstnic și mânios și îl rugă. O fiule, nu e decât un copilandru! Ah, fiule, fiule! Și în timp ce se prindea astfel de fiul cel mare, mezinul o zbughi din strânsoarea acestuia și fugi iute, ca un iepure tânăr peste câmpuri și dispăru în întuneric. Rămaseră ei doi. Mama și fiul cel mare și înverșunat. Atunci ea a bângui. E doar un copil încă fiule, n-are decât 14 ani și capul îi stă la joacă. Dar tânărul răspunse. Eu eram copil la 14 ani. Mă jucam la vremea culesului, când eram de 14 ani, și ca să lucrez, era nevoie să mă ademenești cu un inel și cu o haină nouă, sau mai știu eu cu ce lucru pe care nu mi l-am câștigat. Atunci mama înțelese că netotul de copil se folise cu ceva primind, dar și rămase împietrită. Prinsă asupra faptului tăcută, cu privirile pironite asupra fiului ei, în timp ce acesta dădea drumul amărăciunii din el și țipa. Da, păstrez banii și eu îți dau tot ce câștig. Pentru mine nu-ți iau nicio lețcaie, nici măcar pentru ca să fumeze o pipă de orice fel sau să bea un pahar de vin, sau să-mi cumpăr și eu câte ceva, ca orice tânăr care socotește că îi se cuvine, însă lui trebuie să-i făgăduiești tot ceea ce eu n-am avut. Și pentru ce? Ca să facă o treabă pe care ar trebui să o facă fără recompensă, pentru ca să-și plătească mâncarea și îmbrăcămintea. Nu i-am promis sinele și haine, zise mama cu glasul încet și tulburat pe jumătate înfricată de acest fiu mânios, care era atât de grav și liniștit în alte zile, încât acum nici nu-l mai recunoștea. Ba da, spuse băiatul înfuriat. Dacă n-ai făcut ceva și mai rău, fiindcă zicea că ai să-i cumperi ce îi va dori sufletul după ce vom aduna banii pe recoltă și vom plăti dările. Zicea că i-ai făgăduit. Mă gândeam la o jucărică sau la un fleac de vreo câțiva gologani, răspunse ea rușinată în fața bunului ei fiu. Iar apoi, luându-și inima în dinți, căci nu era el totuși fiul ei, adăugă, dar dacă i-am promis o jucărie, am făcut-o ca să-l cruți de furia care ți-o asupra lui întotdeauna, orice ar face și îl înjosești cu uitătura aceea cruntă și cu vorbele de ocară, iar acum cu lovituri. Dar băiatul nu mai voia să zică nimic. Se apucă iarăși de snop și munci de parcă era stăpânit de satana, atât de iute și de avântat muncea. Mama stătea și îl privea neștiind ce să facă și simțea că era hain cu fratele lui mai mic și totuși știa că ea era întrucâtva vinovată. Privind așa, observă că pe tânăr îl podideau lacrimile și strângea tare din fălci ca să-și înnăbușe un hoho de plâns. Și când văzu această dovadă a emoției lui, cum nu mai văzuse până atunci la el, care părea un om atât de obișnuit și mulțumit, și fără vreo dorință, inima îi se înduioșă cum îi se întâmpla întotdeauna când își supăra vreun copil, deși băiatul nu-și dădu seama și în clipele acelea îl îndrăgi mai mult decât oricând înainte și exclamă iute. Fiule, am greșit, știu, N-am fost destul de dreaptă cu tine în ultima vreme. Nu mi-am dat seama că ești bărbat și ești într-adevăr, acum văd bine, și tu ai să iei locul bărbatului în casa noastră, și tu vei avea toți banii și locul de frunte în familie, precum și la muncă, pe care de altfel a îndeplinit-o întotdeauna. Da, văd că ești bărbat acum și voi împlini neîntârziat ceea ce am amânat prea mult. Am să-ți găsesc nevastă și de acum încolo va veni rândul tău și al ei. N-am văzut toate acestea înainte, dar acum văd limpede. Astfel, îndreptă greșala. Băiatul mormăi câteva vorbe pe care ea nu le auzi, îi întoarse spatele și nu mai zise nimic și și văzu de treabă. Dar după ce îndrepta astfel greșala, ei îi se luă o povară de pe suflet și se înapoie, strigând cu vioiciune. Aoleu, orezul, Sofia ars pe cinstea mea, și spuse aceasta pentru a-și masca simțămintele din acel moment și pentru a le face să pară cu totul obișnuite. Dar când ajunse acasă, își făcu de lucru ba aici, ba dincolo și își uită de osteneală, iar când fata o întrebă, Ce s-a întâmplat, mamă?" Ea răspunse iute, Nimic rău, copilă, decât că fratele tău cel mic n a vrut să-și lucreze partea, sau cel puțin așa zicea fratele său." Dar frații se ceartă întotdeauna, cred eu, și îi duzor să mai pregătească o mâncare de ridichi, pe care tocmai le smulsese și le tăie felii și turnă pe ele oțet, un de lemn de susan și sos de soia, cum știa că îi place fiului ei. Și în timp ce trebăluia, se gândea la felul cum îndreptase situația și se părea că fiul ei Trebuia într-adevăr să se însoare și se învinuia că se bizuise pe el ca pe un adevărat bărbat în toată firea și totuși nu primise răsplata ce îi se cuvine unui bărbat și își puse în gând să facă tot ceea ce i-a promis. Băiatul cel vârsnic s-a întors în sfârșit și mai târziu decât de obicei, căci era întuneric de-a binelea și nu-i putu vedea fața până ce nu a apărut în raza lumânării pe care o aprinse și o așeză pe masă. Atunci îl privind de-aproape fără ca el să observe și văzu că își revenise complet și că era mulțumit de ceea ce îi spusese ea, iar mânia toată îi pierise și văzând că se pogoruse liniștea asupra fiului cel vârstnic, îl chemă pe cel mic, care, deși flămând, dădea târcoale pe la ușă, neîndrăznind să intre, până ce nu afla în ce dispoziție era fratele lui și îl strigă. Vină înăuntru, dragul mamei. Băiatul intră cu ochii îndreptați asupra fratelui său, dar fratele mai mare nu-i dă atenție, căci deocamdată mânia îi trecuse și mama era foarte mulțumită și știa că hotărârea ei era înțeleaptă și astfel se porni să-și ducă la îndeplinire făgăduia la până la capăt. Ca întotdeauna când avea vreun bucluc, se duse la avăr și la nevasta vărului, deoarece ea nu cunoștea nicio fată și din sat nu putea alege pe niciuna, fiind cu toții rude de sânge sau prin căsătorie și purtând aceleași nume și nu cunoștea fete nici din oraș, căci acolo avea de-a face numai cu prăvălioarele, ce cumpărau puținul pe care îl avea ea de vândut. S-a dus seara, deoarece era încă vremea caldă a anului, deși începutul toamnei era aproape și șezură și discutară, în timp ce nevasta vărului își alăpta ultimul născut. În cele din urmă, mama își spuse păsul. Nu cunoști tu, soră dragă, vreo fată în satul acela unde ai locuit înainte de căsătorie? O fată, cum ești tu, mi-ar place foarte mult, cu fire voioasă și care prinde iute copii și harnică. De casă aș putea să mă îngrijesc eu încă mult și bine și dacă nu e prea îndemânatică la lucrul casei, nu face nimic. Buna verișoară râse cu pofta auzind de acestea și se uită la omul ei și exclamă. Nu știu dacă el ar socoti că este o binefacere sau un blestem ca fiul tău să-și ia o soție ca mine. Bărbatul ridică ochii alene după felul său și îi ținea în gură un fir de orez pe care îl mestecase ascultând și răspunse gânditor. A, da, ar fi destul de bine. Iar soția sa a râs din nou auzindu-i aprecierea domoală și apoi spuse... Păi aș putea, soro dragă, să merg și să văd căci sunt vreo 200 de familii în satul acela și este de fapt un târg și fără îndoială ca să o găsi o fată de măritat între atâtea. Așa stăteau și chipzuiau, iar mama spuse deslușit că nu putea să se pună pe cheltuială mare. Știu că nu pot nădăjdui la una dintre cele mai de frunte, în toate privințele, căci eu sunt săracă și băiatul n-are un lot mare de pământ și suntem nevoiți să lucrăm în arendă mai mult decât stăpânim. Dar interveni bărbatul și zise, Bine, dar voi aveți ceva pământ și asta face mult în ziua de azi, când atâția oameni n-au nimic în lumea asta, iar eu mai degrabă mi-aș da o fată după un om care posedă ceva pământ și puțin argint, decât după una ce are mai mult argint, dar n-are pământ solid, sub picioare. Un om bun cu pământ bun, asta ar fi o chezășie serioasă dacă aș avea fată de măritat. Apoi nevasta lui zise, ei bine, tată dragă, dacă mă lași să plec, pot să mă duc în orașul acela pentru o zi sau două și să caut. Și cum lui nu-i plăcea să lungească vorba, răspunse, a, desigur, fetele sunt destul de mari ca să rămână fără tine din când în când. Astfel, curând după aceea, nevasta vărului se găti de plecare și luă cu ea pruncul și un copilaj sau doi dintre cei mici ca să arate familiei tatălui ei și mai luă vreo doi și dintre cei mari ca să o ajute să-i ducă pe cei mici și închirie un cărucior în care îi așeză pe toți, iar ea încă lecă pe măgarul sur al soțului, de care acesta nu avea nevoie în vremea aceea, când culesul era terminat și putea să folosească bivolul la ratul grânelor. Pornirea așadar și au lipsit de acasă mai mult de trei zile, când s-a întors, era capul plin de toate fetele câte le văzuse și zise mamei care, auzind că sosise, alergă la ea să afle veștile. Sunt fete destule în satul acela, căci noi nu le ucidem cum se face în unele orașe când pruncii sunt copile și sunt lăsate să crească oricâte fete ar avea o mamă și de aceea satul e plin de ele. Am văzut vreo 12 pe care le cunoșteam soro dragă, bine făcute cu toalete și durduli și rumene și oricare din ele ar fi bună pentru orice fiu de-al meu. Dar mie îmi trebuia numai una și mi-am strâns ochii și m-am uitat bala una, bala alta și am ales trei și m-am uitat iar și din cele trei am văzut că una tușește și are un nas borcănat, iar una suferea de ochi și cea de-a treia era cea mai bună. E o fată iute și deșteaptă pe cinstea mea foarte cu minte în tot ce face și spune și oamenii zic că e croitoreasa cea mai îndemânatică din târg. Își lucrează singură hainele și coase haine pentru toți din casa tatălui ei și chiar și pentru alții și câștigă ceva arginți. Poate că e puțin cam în vârstă pentru feciorul tău, căci a fost logodită, iar omul i-a murit înainte de vreme. Altfel, ar fi măritată acum. Dar nu e nici ăsta un rău, deoarece taică suie dornic să mărite și nu o să ceară mult pe ea. Nu o fi ea așa de frumoasă ca celelalte, are fața cam galbenă de atâta cusut, iar ochii sunt limpezi. Mama a răspuns iute, avem destui ochi bolnavi în familie, zău așa, și nici ochii mei nu mai sunt cum au fost odată și avem nevoie de cineva care să știe și să-i placă să coase. Pune tu la cale căsătoria cu fata asta, soro dragă, și dacă nu e cu mai mult de cinci ani mai mare decât băiatul, suntem destul de mulțumiți. Așa se întâmplară lucrurile și zilele lunii și anii, când s-au născut ei doi și orele când au venit pe lume au fost comparate cu tabelele ghicitorului de la oraș și se arătară toate favorabile. Tânărul se născuse sub semnul calului, iar fata sub semnul pisicii, animale care nu se devorează între ele și astfel s-a prezis bună înțelegere în această căsnicie, totul fiindu-le bine hărăzit. Darurile ce trebuiau oferite au fost oferite. Din mica ei rezervă ascunsă mama scoase bucățele de argint și piese de aramă și cumpără stofă trainică de bumbac și lucră cu mâna ei două veșminte pentru fată și, după cum era obiceiul prin partea locului, dori să croiască hainele o femeie norocoasă, o femeie a cărei viață era împlinită de bărbatul și fiii ei. Ce femeie era în sat mai norocoasă decât nevasta vărului? Mamai duse stofa trainică și zise, Pune mâna pe ea, soră scumpă, ca să-i poarte noroc nevestei fiului meu. Femeia vărului făcu un tocmai și croi veșmintele largi, să fie largi la pântece, ca atunci când nevasta va rămâne grea să le poată purta și să nu le pună la o parte și să se irosească materialul. Mama mai puse ceva arginți la bătaie și închirie letica roșie de căsătorie și coroana din mărgele și cerceii din perle false și tot ce mai era de trebuință în ziua aceea și mai cu seamă pantalonii roșii pe care orice mireasă trebuie să-i poarte prin părțile acelea. Se fixă data căsătoriei și se apropia tot mai mult și veni în cele din urmă. Veni o zi senină și rece din iarna acelui an. Era o zi ciudată pentru mama, deoarece trebuia să primească o femeie străină și mai tânără în casa în care fusese de atâta vreme stăpân și stăpână. Când după ce se îmbrăcă în haine de sărbătoare și veni în ușă ca să aștepte, văzu cum se apropia lectica de nuntă în care ședea mireasa. A avut impresia că mai ieri venise și ea în aceeași lectică, iar bătrâna care era moartă stătea în locul în care stătea ea astăzi, iar bărbatul ei era acolo unde stătea fiul ei acum. Rare ori se mai gândea la bărbatul acela al ei și se părea mort cu adevărat, dar o răzbi un dor ciudat de el în timp ce aștepta în prag. Nu era o dorință a trupului. Nu, cu asta se sfârșise de mult. Era altfel de dor, dorul unei completări, la vârsta ei, fiindcă se simțea singură. Se uită la fiul ei cu alți ochi la cel care nu mai era acum doar fiul ei, ci soțul altei femei, iar el stătea acolo nemișcat, ținându-și capul plecat, seapăn în noul veșmânt negru pe care îl făcuse și cu pantofi în picioarele de obicei goale. Părea să n-aibă nicio emoție sau așa cel puțin socotia, până când observă cum îi tremurau mâinile pe negrul veșmântului. Oftă atunci din nou și din nou se gândi la bărbatul ei și cum se uitase pe furiș la el, pe după perdelele de la lectică, și cum i-a tresăltat inima de bucurie văzând cât era de frumos, încât nu te mai săturai să-l privești. Da, fusese cu mult mai chipeș decât fiul ei azi și își zise că a avut cel mai chipeș bărbat din câți a cunoscut vreodată dar nu a avut timp să se mâhnească prea tare, căci procesiunea înainta și apărură mai întâi fructele mici de nuntă, cocoșul pe care îl trimisese la casa Miresei și care după datină era trimis înapoi împreună cu o găină și după aceste lucruri a fost adusă lectica și pusă jos dinaintea ușii, iar nevasta vărului și clevetitoarea și celelalte femei mai vârznice din sat au luat-o pe Mireasă de mână și au încercat să o tragă afară iar ea a fost cuvincioasă și s-a împotrivit, dar veni în cele din urmă mai mult fără voie și, când veni, coborâ ochii și nu-i ridică nici măcar odată. Atunci mama se retrase în casa vărului, cum era obiceiul prin părțile acelea, deoarece se zicea că nevestei fiului nu trebuie să-i fie prea la îndemână să o vadă pe soacră, ca nu cumva să nu-i știe de frică după aceea și toată ziua mama stătu în casa vărului dar totuși șezu lângă ușă ca să audă ce spunea lumea despre tânăra nevastă și i a auzi pe unii exclamând. O fată foarte bună și la locul ei, iar alții ziceau. Se zice că știe să coase bine și dacă e adevărat că ea așa a făcut pantofii pe care îi poartă, are zece degete măestre, zău așa. Iar unele femei se apropiară și atinsă răveșmintele roșii de cunonie și ridicară mantaua ca să vadă hainele de dedesubt și toate erau lucrate bine și îngrijit, iar nasturii erau tari și frumos lucrați din stofă răsucită și alergară la mama și ziseră cu toatele. O fată cuvincioasă și isteață, cu mătră și cu înfățișare plăcută. Doar unii dintre bărbați o vorbiră de rău, iar unul zise, prea slabă și palidă pentru gustul meu zău, iar altul strigă, ai să vezi peste câteva luni cum se drege slăbiciunea, frate!" Bărbatul știe să umfle o fată ca nimic altceva. Și în toiul acestor discuții vesele și nerușinate, fata a păși gravă în noul ei cămin și astfel se mărită. Acum mama trebuie să părăsească patul în care dormise de atâția ani și când veni Nora ca să facă patul pentru mama în noaptea aceea, căci așa era obiceiul prin părțile locului. Rândui salteaua din dărătul draperiei pe care dormise cândva bătrâna moartă, iar mai apoi băiatul cel mare, iar fata oarbă dormea pe o saltea ei alături și băiatul mai tânăr dormea în bucătărie, când dormea acasă. Da, pe patul adevărat dormira acum feciorul cel mare cu noua lui soție. Nu i-a fost ușor mamei să renunțe pentru tânăra pereche la culcușul acela care fusese al ei și al bărbatului ei, și se simțea bătrână acum că trebuia să se odihnească pe salteaua bătrânei. Ziua putea fi ca de obicei activă, pretutindeni putea să comande totul, să nu-i tacă gura îndreptând și comandând, dar noaptea era bătrână. Adesea se trezea și nu-i venea să creadă că ea era aceea care zăcea acolo în vreme ce perechea dormea în pat și își zicea în sinea ei uimită. Cred că sărmana bătrână care era mamă când am venit în casa asta s-a simțit cum mă simt și eu acum când am venit mireasă și am scos-o din patul ei și am dormit acolo cu fiul ei și acum o altă femeie doarme acolo cu fiul meu. Îi se părea atât de ciudată și fără sfârșit această învârtire a unei roți nevăzute, această perindare a verigilor unui lanț fără capăt încât rămânea uluită când se gândea chiar și vag la acest fapt deoarece ea nu era o ființă care să caute să pătrundă înțelesul celor ce se petreceau în jurul ei, ci lua totul așa cum era. Dar din ziua aceea scăzu în proprii ei ochi. Deși era de drept prima și cea mai vârznică și stăpâna asupra tuturor, nu era prima în ochii ei. Și o urmărea pe nevasta fiului ei. Era îndatoritoare și zi de zi, Venea să facă plecăciuni în fața soacrei, până ce mama se plictisi și îi strigă. Destul, dar mama nu-i găsi niciun cusur. Apoi, tocmai această lipsă de cusururi deveni un cusur, iar mama murmură. Ei, dar fără îndoială că are vreun defect lăuntric și ascuns pe care nu-l observ dintr-o dată. Căci soția fiului nu-și arătă dintr-un început, ca alte fete, toată firea. Era sărguincioasă și blândă și iute la treabă și după ce sfârșea treaba se așeza și cosea ceva pentru soțul ei. Și tot ceea ce făcea era făcut cu grijă. Nu există două femei pe lume care să săvârșească un lucru în același fel și mama nu știuse aceasta, crezând că toate lucrau ca și ea. Dar nu, nevasta fiului avea un anumit fel de a lucra orice. Când pregătea orezul, punea prea multă apă în el. Sau așa îi se părea mamei, iar orezul ieșea mai moale decât îl pregătea mama sau îi plăcea ei. Și spunea nurorii, dar ea își strânse ușor buzele palide și zise, așa îl fac întotdeauna și continuă în același fel. Așa a fost cu toate. Schimba una alta prin casă după bunul ei plac. Nu în pripă, nici pornită, ci treptat câte puțin și cu atenție, așa că nu-i dădu mamei prilejul să-și descarce mânia. Mai era ceva. Tinerei femei nu-i plăcea mirosul de animale noaptea și se plânse, dar nu femeii vârznice, ci numai bărbatului ei până ce el se apucă de lucru chiar în iarna aceea ca să mai construiască o daie în care puteau să mute patul și să doarmă singuri. Iar soacra se uita mirată la schimbările acestea. La început îi zise oarbei că nu se va mânia pe soția fiului ei. Și într-adevăr, nu era ușor să te mâni iute, că cineva asta tânără se purta bine și lucra cu sârg, așa că era greu să-i spui. Asta e rău, sau asta n-ai făcut-o bine. Erau însă lucruri pe care mama nu le putea suporta, cu toate că cel mai mult îi displăcea orezul înmuiat la fiert și în privința aceasta bombă deseori și în cele din urmă spuse răspicat. Nu mă simt niciodată sătulă și hrănită cu mâncarea asta moale, nici n-am ce îmbuca. O mâncare așa de apoasă îmi trece prin burtă ca o adiere de vânt și nu se așează ca bucatele bune și sățioase. Iar când văzu că nevestei fiului nici nu-i păsa de spusele ei, într-o bună zi merse în secret pe câmp la fiul ei, unde acesta lucră și zise Băiete, de ce nu-i poruncești să pregătească orezul mai vârtos și mai uscat? Știam că așa îți place. Băiatul, să opri din lucru și se propti în sapă câteva clipe și zise liniștit după firea lui. Îmi tihnește așa cum îl face ea. Atunci mama simțit cum clocotește de mânie și zise: Dar nu-ți plăcea orezul pregătit așa și asta înseamnă că ții cu ea în loc să ții cu mine. E o rușine să o iubești atâta pe ea și să te împotrivești mamei tale. Atunci, o roșață năvălie în obrajii tânărului și zise simplu. Da, o iubesc și se apucă din nou să sape. Din ziua aceea, mama înțelese că cei doi erau stăpânii casei. Feciorul cel mare era la fel de bun ca și altădată și muncea cu temei și în casa banii. De fapt, nu-i cheltuia nici el și nici soția lui, căci erau amândoi oameni strângători. Dar erau soț și soție și ei posedau acum casa și pământul și pentru ei mama nu era decât bătrâna din casă. Bineînțeles că atunci când vorbea de câmp sau însămânțări și de toată munca pe care ea o cunoștea atât de bine, pentru că fusese până nu de mult a ei, o lăsau să vorbească, dar când îi parcă nici n-ar fi vorbit și își făureau planuri și îndeplineau totul după placul lor. I se părea că ea nu mai însemna nimic, că înțelepciunea ei nu mai avea niciun preț în casa în care fusese stăpână. Era o stare greu de suportat pentru oricine și după ce noua odaie a fost terminată și perechea tânără se mută acolo, mama îi șopti oarbei care dormea lângă ea. n am mai pomenit atâtea mofturi de parcă mirosul curat al animalelor ar fi o travă. Aș putea să jur că și-au clădit odaia aceea ca să fie despărțiți de noi și să-și poată discuta planurile, fără ca să-i auzim. Nu-mi spun niciodată nimic. Nu e din cauza animalelor, ci pentru că fratele tău o iubește cu nerușinare. Sigur, nu le pasă niciun pic de tine sau de fratele tău mai mic, sau chiar de mine, știu eu. Iar deoarece fata nu răspunse, mama o întrebă. Nu crezi și tu la fel? N-am dreptate? Fata șovăi și zise după o vreme din interiorul odăi. Mamă, e adevărat că am ceva de zis și ți-aș spune și nu ți-aș spune căci mi-e teamă să nu te mâhnesc. Atunci mama exclamă, ei copilă, sunt obișnuită cu mâhnirile, cred. Atunci fata întrebă cu glas fios și trist, mamă, ce ai de gând să faci cu mine, oarbă cum sunt? Până acum mamei nu-i trecuse prin gând altceva decât că fata va trăi în continuare aici, alături de ea, cel puțin pentru un timp, și zise mirată. Ce vrei să spui, fata mea? Iar fata spuse, nu vreau să spun că soția fratelui meu nu e femeie de omenie, nu era ea mamă, dar cred că nu-și poate închipui că n-ai să mă măriți curând. Am auzit-o că îl întreba pe Mezin mai de una cu cine sunt logodită și când el i-a răspuns că nu sunt, ea a zis mirată. Cum, o fată așa de mare să n-aibă încă soacră? Dar ești tu copilă, zise mama, și nu e ușor să măriți o fată oarbă. Știu, zise fata blând. Iar după o vreme vorbi din nou, iar de data aceasta, ca și cum gura i-ar fi fost foarte uscată și parcă răsuflarea i-ar fi fost fierbinte. Dar știi că mă pricep să fac atâtea lucruri, mamă, și poate să o găsi vreun bărbat foarte sărac, un văduv de pildă, sau cine știe ce om sărman care s-ar bucura de puținul ce l-aș putea face. Dacă nu trebuie să plătească nimic pentru mine, și atunci aș fi și eu la casa mea și ar fi cineva la care să țin, dacă tu te duce de pe lumea asta. Mamă, nu cred că sora mea vrea să rămână aici. Dar mama a răspuns cu tărie. Copilă, n-am de gând să te dau după un bărbat ca să-i îngrijești de casă în felul ăsta. Suntem săraci, știu, dar ai ce să mănânci. Văduvii sunt adesea cei mai răi soți și plini de poftă de viață, copila mea. Dormi și nu te mai gândi la asta. Sunt încă în plină putere și desigur că am să mai trăiesc mult și bine, iar fratele tău n-a fost niciodată rău cu tine, chiar și în copilărie. Pe atunci nu era însurat mamă, zise fata, suspinând. Rămase tăcută apoi și păru că doarme. Dar mama nu putu să doarmă o vreme, deși de obicei avea un somn adânc și sănătos. Zăcea în pat răscolită de gânduri și îi veniră în minte zilele trecutului, una câte una și căută să vadă dacă ceea ce spuse fata era adevărat și se păru că soția fiului ei nu era prea binevoitoare, cu toate că nu-și amintea de nimic precis în sprijinul acestei păreri. Nu, nu era binevoitoare, nici cu feciorul mai tânăr și, în orice caz, nu era față de sora oarbă din casa soțului ei, iar mamei îi era dat să îndure și această nouă amărăciune. Mama era în fiecare zi atentă să observe dacă ceea ce spusese fata era adevărat și, de fapt, era adevărat. Tânăra nevastă nu era bădărancă, iar vorbele ei păreau a fi blânde și întotdeauna pline de bună cuvință dar îi făcea fetei o sumedenie de șicane. Nu umplea strachina oarbei cu mâncare sau cel puțin așa îi se părea mamei și, dacă erau pe masă bucate mai alese, nu-i oferea fetei niciun pic din ele, iar oarba, nevăzând, nu știa. Ei toți ar fi trecut cu vederea faptul căci, fiind înfometați, nu băgau de seamă dacă n-ar fi fost privirea ascuțită a mamei. Fata mea, n-ai vrea să iei și tu din plămânul de porc pe care l-am fiert în supa astăzi? Iar când fata răspundea domol în mirarea ei, n-am știut de mâncarea asta, mamă, căci îmi place foarte mult. Mama întindea mâna și cu lingura ei punea supă și carne în blidul fetei și bineînțeles că soția fiului ei o vedea și atunci răspundea cu blândețe și bună cuvință, abia mișcându-și buzele care, deși atât de palide, erau foarte groase și zicea, iartă-mă, soră, n-am văzut că n-ai luat, dar mama știa că minte. Iar uneori, când soția fiului cosea pantofi pentru fată, că era de datorie ei să lucreze pantofi pentru toți ai casei, nu pierdea mai mult timp cu pantofii fetei decât era necesar și le punea talpă subțire și nu se ostenea brodând în vârf o floare, iar când mama vedea, exclamă, Cum, fata mea, să nu poarte pantofi brodați cum ai tu?" Atunci nevasta fiului își deschidea ochii mici, întunecați și fără strălucire și zicea, Am să-i fac cum zici, mamă, Însă mă gândeam că este oarbă și oricum nu deosebește culorile și am atâția pantofi de făcut că mezinul strică o pereche tot la o lună sau două cu atâta alergătură la oraș ca să joace. Cât despre fata oarbă care ședea în prag la soare când auzea acestea și o auzea pe cumnată sau cum se plânge de fratele ei mai mic, exclama grabnic și cu blândețe. Mamă să știi că nu țin la flori pe pantof și sora mea are dreptate. Ce mai sunt florile pentru orbi? Astfel nu se isca ceartă și toate aceste discuții mărunte nu păreau a fi certuri. Totuși, într-una din zile, fiul cel mare veni la maică sa când ea s-a dus singură în dosul casei pentru a turna niște lături în groapa porcului și zise Mama, am ceva să spun și nu pentru că aș silio pe sora mea să plece de acasă sau că aș avea ceva împotriva ei. Dar un bărbat trebuie să se gândească la ai săi și ea e tânără și toată viața îi stă înainte și eu va trebui să-i dau de mâncare cât o trăi? N-am mai pomenit ca un bărbat să fie nevoit să-și hrănească sora decât în casele bogate, unde oamenii nu duc niciodată lipsă de mâncare. Datoria unui bărbat este să dea de mâncare părinților, soției și copiilor lui. Dar ea e tânără și pe semne că va trăi cât mine și e un lucru rău și pentru ea dacă nu se mărită. E bine ca femeile să se mărite. Atunci mama își privi fiul cu obrazul înrăit de mânie și zise învinuindu-l. Nevastă ta aia ți-a băgat în cap gândul ăsta, fiule. Dormiți singuri în odaie și vorbiți numai voi doi și te otrăvește împotriva sângelui tău. Cu toate vorbele ce ți le spune noaptea, iar tu, tu ești ca toți bărbații, moale ca noroiul din mocirlă, când te culci în pat cu o femeie. Îi întoarse spatele plină de amărăciune și i turnă lăturile și rămase să se uite cum își vâră porcul, râtul în mâncare și grohă elacom. Dar nu vedea nimic, cu toate că de obicei îi făcea plăcere să vadă că un animal se hrănește cu poftă. Nu!" Continuă ea cu tristețe. Și oare ce bărbat ar lua-o pe soră ta? Cine am putea spera să o ia în căsătorie decât un om prea sărac pentru ca să fie și bun? Sau un om a cărui nevasta a murit și el a rămas singur și prea sărac pentru ca să se însoare din nou cu o femeie tânără? Atunci fiul răspunse în grabă. Și eu mă gândesc la ea. Mă gândesc serios la ea și mă gândesc că e mai bine să-și aibă și ea bărbatul ei, chiar dacă nu poate găsi unul așa de bun ca și atunci când ar fi întreagă. Acum a vorbit nevastă ta, fiule, zise mama încă și mai tristă. Dar bărbatul răspunse îndărănic cum era de felul său. Avem același gând în privința sorămii, iar când maică sa îi zise, în toate privințele cred, el n-a mai spus nimic și a plecat la câmp tăcut, dar nestrămutat în părerea lui. Cu toate acestea, dacă ar fi fost după mama, nu și-ar fi măritat fata multă vreme își zicea în sinea ei și îi zicea fetei și îi zicea fiului mai tânăr și nevestei vărului și oricui voia să o asculte că ea nu era încă atât de bătrână încât să nu acționeze după voia ei și nu era atât de bătrână încât să nu-și aibă locul în casă și nu atât de bătrână încât să-i se poruncească precum unui copil să facă una sau alta sau ceea ce nu dorea să facă s-a pus astfel împotriva fiului ei și a nevestei fiului și o păzea cum putea mai bine pe fată ca să nu îi se facă vreun rău sau să fie lipsită de ceea ce li se dădea celorlalți. Dar pe măsură ce se obișnuia cu ei, nevasta fiului început să spună lucrurilor pe nume și să se plângă și bună cuvința dispăru. Spunea adesea ca să o audă alții sau când femeile se strângeau la soare dinaintea vreunei uși și coseau cu toatele, ori stăteau la taifas cum le place femeilor, atunci zicea: Ce am să mă fac când vor veni copiii? Habarnam n-am, căci mă omoară atâta cu sud pentru toți ai casei. Soacră mea îmbătrânește și știu că e de datoria mea să lucrez pentru ea și să fiu pentru ea ochi și brațe și picioare și tot ceea ce are nevoie. Așa am fost învățată și așa și fac și ne să mă împlinesc datoria cu sârguință. Dar mai este și mezinul acela flământ care nu face nimic și mai rău decât el, căci într-o bună zi va trebui să se însoare și nevastă sa are să lucreze ca să-l hrănească și să-l îmbrace. Este o arba aia necăsătorită și mă întreb dacă are să stea pe capul meu toată viața ei, căci mai sa nu vrea să o mărite. Asemenea vorbe rostea și altele la fel, iar cei ce o auzeau se uitau atent la oarbă când era prin apropiere, așa încât ea le simțea chiar privirea și lăsa capul în jos, rușinată că trebuia să fie o povară pentru alții. Iar uneori mai ziceau unul altul de prinsat: Păi sunt mulți orbi și unele familii își învață orbii să ghicească norocul sau câte ceva ca să mai câștige și ei o para din când în când. Da! Orbi au adesea un ochi care vede în lăuntru și sunt în stare să vadă lucruri pe care noi nu le vedem, iar orbirea lor e o putere, așa încât alții se tem de ei din pricina asta. Fata asta ar putea fi învățată să prezică viitorul sau ceva în felul ăsta. Iar alții ziceau, dar există și familii sărace cu fecior de însurat, dar neavând bani, își iau o neroadă sau o oarbă sau o loagă sau o mută și o prețuiesc mai mult decât pe oricare alta dacă o primesc pentru fiul lor fără să plătească nimic. Atunci nevasta fiului zicea nemulțumită, aș vrea să cunosc și eu unul din ăsta, iar dacă auziți de vreunul vecinelor, dați-mi de știre că ce îmi faceți un mare bine și cum erau femei bune, i-au făgăduit tinerei neveste și au recunoscut cu toatele că nu era de fel ușor ca în timpuri atât de grele și cu bani atât de puțin să hrănești o gură în plus care de fapt trebuia să-și afle locul în altă casă. Într-o zi, clevetitoarea, care era văduvă, veni la mama și zise Cu mătră, dacă voiești să-ți măriți fata hoarbă, eu cunosc o familie care locuiește în munții de la miază noapte și are un fecior de vreo 17 ani. Au venit pe vremea foametei dintr-o provincie nordică și s-au așezat pe un teren sălbatic, nu în satul nostru, la poalele muntelui, ci puțin mai încolo. Și după un timp mai veni și un frate și acum locuiesc cu toții acolo. Pământul e sărac și săraci sunt și ei, dar și tu cu mătră ești săracă și fata ți-e oarbă și dacă îmi plătești drumul, am să merg să văd ce pot face pentru tine. Adevărul este că de multă vreme mă bate gândul să merg să-mi văd casa părintească, dar mi-e urât să-l rog pe fratele bărbatului meu să-mi dea bănișorii de care am nevoie. Greu e să fi văduvă în casa altuia. La început, mama nici nu voia să audă și zise răspicat. Pot să mă îngrijesc și singură de fata mea oarbă cu mătră. Îi vorbi după aceea și nevestei vărului și vărului despre această chestiune, iar vărul lua un aer grav câtva timp și în cele din urmă zise Ai putea să te îngrijești de ea dacă ai trăi în veci, soră, dar când ai să fii moartă și poate o să fim și noi morți sau prea bătrâni ca să mai putem fi stăpâni asupra copiilor noștri, atunci cine are să aibă grijă de ea?" Și dacă vin ani slab și părinții vor trebui să se gândească în primul rând la copiilor și tu n-ai să mai fi pe lume? Mama cu. Dar în curând își dădu seama că, într-adevăr, nu va trăi de apurul și că, în orice clipă, viața ei putea să se sfârșească și, poate curând, deoarece, după noaptea aceea tainică, nu-și mai recăpătase niciodată vigoarea dinainte. În vara acelui an, început să bântuie dizenteria și o lovi și pe ea îi plăcuse întotdeauna să mănânce și să mănânce cu poftă cei dorea inima din bucatele pe care le avea. Dar vara aceea era neobișnuită de fierbinte, iar muștele erau opacoste mare atât de multe, erau peste tot încât vânturile sufla în mâncare și se învălmășau în ea și n-aveai ce le face și până la urmă mama țipă să le dea pace, căci n-avea rost să le omoare și nu era decât o pierdere de timp deoarece veneau în roiuri. Era de asemenea o vară cu pepeni mari care, atunci când îi despicai, se arătau de un roșu închis sau limpez și galben după soi, iar an mai bogat în pepen ca acela nu se mai pomenise. Mamei îi plăcea nespus fructul acesta și se înfruptă cu poftă din pepenii care nu se puteau vinde sau din aceea care se coceau brusc și prea tare sub razele soarelui și mânca mereu, iar când se sătura, încă mai mânca pentru ca să nu se irosească hrana aceasta. Să fi fost poate din pricina atâtor pepen sau poate că a atins-o un vânt rău sau fi o fi blestemat-o cineva, deși nu știa de nimeni care să o urască. Într-adevăr, în afară doar, de mica zeiță care îi ghicise păcatul sau ce altceva era, nici ea nu și-a dat seama dar se îmbolnăvi de dizenterie și boala aceasta parcă i-a întors pe dos mărunta ele, Și zăcu zile în șir cu diaree și vărsa chiar și gura de ceai pe care o înghițea ca să mai prindă vlagă. În zilele acelea când se chinuia și era atât de slăbită, nevasta fiului se purta cum se cuvine și făcu tot ce-i stătea în putere pentru soacră sa și nu se dădu în lături nici de la cea mai măruntă îndatorire. Fata oarbă se strădui să ajute și ea după slabele ei puteri, dar era înceată și nu-și dădea seama la timp, decât o trebuință, iar nevasta fiului o împingea la o parte și zicea Șezi undeva, soră dragă, și nu-mi sta în cale, căci zău, numai așa poți fi de ajutor. Împotriva voinței ei, mama slabă cum era, ajunse să se sprijine pe femeia aceasta iute și grijulie și era prea slabă ca să-și apere fica oarbă. Iar feciorul mai tânăr venea doar câteodată să vadă cum se simte și îi pleca din nou prin alte părți deoarece mai sa era prea slabă ca să pună o vorbă bună pentru el, la fratele său. În slăbiciunea ei, mamei, îi insufla putere faptul că o simțea pe tânăra nevasta atât de îndemânatică și plină de grijă pe lângă patul ei. Când în cele din urmă dizenteria a trecut din corpul ei la altă persoană sortită să o primească și mama se ridică în sfârșit, se sprijini întru totul pe nevasta fiului ei, deși nu o iubea, dar avea nevoie de ea. Multe a trebuit mamei până să se întremeze și de atunci n-a mai fost niciodată cu totul sănătoasă. Nu putea să mănânce varza crudă, după care se propădea și niciun fel de pepen și nici alune de pământ pe care îi plăcea să le mestece crude când le dezgropa și după aceea trebuia să aibă grijă ce mănâncă, să vadă dacă îi pria, iar dacă nu mai avea răbdare, să aleargă atâta și țipa că mănâncă ce vrea și ce-i place și burta ei trebuie să suporte, dizenteria îi revenea. Iar și când muncea prea mult sau o bătea un vânt mai rece, boala aceea păcătoasă o opândea și o făcea iar neputincioasă pentru un timp. Atunci, în neajutorarea ei, își dădu seama că oarba trebuia să fie și ea la casa ei, adevărul fiind că aici nu era privită cu ochi buni. Când mama a fost prea slabă ca să-i ia apărarea, a văzut că fata se simțea stingheră și nedorită și într-o zi fata găsi un prilej când mama era singură și îi zise Mamă, nu mai pot să stau aici în casa fratelui. Ah, mamă, cred că ar fi bine să mă mărit oriunde ca să locuiesc și eu undeva, unde să fiu dorită." Mama nu se mai împotrivi, o mângâie pe fată prin câteva vorbe și într-o zi din iarna acelui an, când se simții mai în putere, căci începuse să se simtă mai bine, în frig decât la căldură, se duse să o caute pe clevetitoare. Dădu cu ochii de bătrâna clevetitoare, care ședea în pragul casei ei, brodând flori pe o bucată de stofă, deși ața era foarte aspră în ultima vreme, iar forma pe care o dădea florilor era un lucru de râs acum, căci nu mai vedea ca altădată, Deși n-ar fi mărturisit asta, doamne ferește, iar mama se apropie de ea și zise ostenită. Ceea ce ai spus e adevărat. Îmi dau seama că fata mea ar duce-o mai bine dacă ar fi măritată și să-i fie soț acela pe care îl cunoști tu, căci eu sunt prea obosită ca să mai caut ba aici, ba acolo și sunt mereu obosită de când a dat boala aceea în mine, acum un an sau doi. Bătrâna clevetitoare era bucuroasă că avea ceva nou de pus la cale, care nu costa nimic și închirie o căruță și astfel străbătu vreo 10 mile până în valea în care se afla casa tatălui ei și apoi până în sat și rămase acolo o zi sau două sau mai mult chiar. În seara când s-a întors, a dus la mama și a chemat-o să vină singură afară în colțul casei și i-a șopti. Lucrurile au mers foarte bine cu mătră și, într-o lună, se poate totul isprăvi. Ei, și sunt tare ostenită, dar numai pentru tine am făcut asta cu mătră, că doar suntem prietene vechi. Atunci femeia scoase din sân o monedă de argint pe care o păstrase acolo anume și o îmbie pe clevetitoare să o ia. Dar clevetitoarea împinse mâna la o parte și se jură că între două prietene nu putea fi vorba de așa ceva și îndrugă ba una ba alta, dar în cele din urmă o luă. Când totul a fost pregătit și femeia socotică era bine cum se gândise sau cel puțin așa încerca să creadă, îi împărtă și vestea și soției fiului ei, iar soția fiului fu bucuroasă și astfel se și arătă a fi, dar a avut grijă să spună. Nu trebuia să te grăbești așa, mamă, căci eu nu-i port pică fetei și din partea mea ar putea să mai rămână aici un an sau doi și nu m-aș supăra să stea toată viața, dacă n-am fi atât de săraci și n-am fi nevoit să numărăm gurile pe care le hrănim. Dar devenim mai binevoitoare în vremea aceea și zise de bunăvoie că îi va coase veșminte noi fetei, trei la număr, o jachetă și pantalon de culoare albastru închis și niște pantaloni roșii pentru ziua anunții, haine pe care trebuie să le aibă și cea mai nevoiașă fată și în afară de acestea o pereche sau două de pantofi, iar pe pantof brodă cu roșu o mică floare cu frunză, dar nu făcură nuntă mare și niciun fel de vâlvă, fiindcă mireasa era dată de pomană și n-a primit daruri, căci nu era un târg bun pentru bărbatul care o lua în căsătorie. În ceea ce privește fata, ea nu zise nimic despre măritiș. Ascultă când mama o vesti ce s-a pus la cale și nu-i zise nimic, doar o singură dată, noaptea, întinse mâna ca să simtă obrazul mamei lângă ea și șopti pe neașteptate. Mamă, eu oare prea departe pentru tine ca să vii să mă vezi uneori, ca să știi cum îmi merge acolo? Eu sunt oarbă și nu o să pot veni pe un drum atât de lung și necunoscut peste dealuri și voi. Atunci mama a întinse și ea mâna și simți că fata tremură și plânse înnăbușit și șterse lacrimile în întuneric, de acoperitoarea patului și zise de mai multe ori. Am să vin, draga mamei, negreșit am să vin și când voi veni, ai să-mi povestești totul și dacă nu se poartă frumos cu tine, am să îndrept eu lucrurile. N-are să se poarte rău cu tine. Iar apoi zise foarte blând. Dar ai stat trează toată noaptea asta. Iar fata răspunse. Da, și în fiecare noapte de un timp încoace. Dar nu trebuie să-ți fie teamă copila mea, răspunse mama cu afecțiune. Tu ești oarba cea mai vrednică și iute din câte am cunoscut și ei știu că ești oarbă și nu pot să te învinuiască pentru asta și nici să spună că le-am ascuns adevărul. Trecu o bună bucată de vreme după ce fata a țipise ușor și mama zăcea trează și se învinuia amarnic deoarece simțea că un rău din ființa ei se răzbuna acum pe copilă, deși, cum se întâmpla astfel, nici ea nu știa, însă dorea să fi fost mai bună înainte. Și-o mustra cugetul gândindu-se că printr-o întâmplare ar fi putut să o mai aproape de casă într-un sat unde s-ar fi dus mai în fiece lună sau poate ar fi găsit un om sărac care ar fi vrut să se mute în cătunul lor pentru o mică sumă de bani ce i-ar fi făgăduit-o. Dar chiar și la gândul acesta îi se strânse inima de durere și se îndoi că fiul său și nevasta fiului ar fi consimțit să se elipsească de suma aceea mică, deoarece ei păstrau acum banii așa că o zbuciumă un gând. Nu pot nădăjdui să nu o bată niciodată. În puține case e ca la noi, unde nici bărbatul, nici soacra nu bat pe nora nou venită și mi s-ar sfâșia inima și tare mâhnită aș fi dacă mi-aș vedea fata oarbă bătută sau dacă una ca asta s-ar întâmpla prin apropiere și aș auzi sau fata ar da fuga până acasă și mi-ar spune că de vreme ce e măritată eu să fiu neputincioasă, asta mi-ar fi peste putință de îndurat. Mai bine să fie acolo, de parte unde nu pot să văd și să știu nimic și astfel să fiu cruțată de durere pentru că n-am să știu și atunci măcar am să pot nădăjdui în bine. Și cum zăcea așa în pat și simți cât de grea era povara vieții pentru ea, se gândi la un lucru pe care îl putea face și anume să-i dăruiască fetei niște monede de argint ca să le țină pentru ea, cum făcuse și mama ei când ea a plecat de acasă. Așa că se ridică în întuneric înaintea ivirii zorilor și umblând încet ca să nu trezească animalele și orătăniile și să le sperie, merse la groapă și de după la o parte și scoase cârpa în care își păstra mica ei comoară și o desfăcu și alese cinci monezi de argint și le vărâ în sân și apoi acoperi groapa din nou. După ce își puse monedele de argint în sân, se mai liniști puțin și își zise... Nu orice fată care vine într-o casă săracă aduce câțiva bănișori de argint, cel puțin fata mea are atâta. Și agățându-se de această slabă mângâiere, a dormit în cele din urmă. Astfel le treceau zilele fără vreo bucurie. Nu, femeia nu avea bucurie nici de la fiul cel mic și puțin îi păsa dacă venea sau pleca, dar observa că îi mergea bine și era zâmbitor datorită unor treburi personale de care ea nu știa nimic. Sosi și ziua când fata trebuie să plece de acasă și mama așteptă cu inima grea să vadă cum arăta acela care o va lua de soție. Da, își muncea cugetul să priceapă ce fel de om era acela care venea să ducă fata departe. Era o zi la începutul primăverii când își făcu apariția acel bărbat înainte ca anul să se deschidă de-a binelea, așa încât primăvara se întrezărea doar în câteva buruieni vivace pe care copiii din sat le scoaseră din pământ, ca să le mănânce și în nuanța verzuie ce mijea pe ramurile sălciei și în mugurii cafenia abia în ai piersicilor. Ogoarele erau încă pustii, grâul nu crescuse încă și se vedeau doar firișoare mici încolțite printre bulgării de pământ, iar vântul sufla rece, în această zi a sosit cineva, un bătrân călare pe un măgar sur și șezând în loc de șape o haină murtară și zdrențuită împăturită sub el pe spinarea animalului veni la casa mamei și își spuse numele. Atunci ei a stat inima în piept, deoarece nu-i plăcea cum arăta bătrânul acesta. El rânji către ea și își potrivi vorbele ca să pară binevoitor, dar nu se vedea nici o bunătate în fața vicleana acelui vulpoi bătrân cu ochii și reți așezați între zbârcituri adânci și cu câteva fire albe în jurul gurii subțiri, fără buze având colțurile prea mult lăsate în jos ca să poată zâmbi din inima astăzi. Purta niște haine care erau aproape zdrențe, nepeticite și murdare și când descălecă de pe măgar, nu se văzu să aibă buna cuvință pe care o are orice om, fie că e învățat orba. Străbătu aria șchiopătând și avea un picior mai scurt decât celălalt, iar hainele ponosite și le legase în jurul brăului și zise aspru. Am venit să iau o fată oarbă. Unde e? Atunci mama îl întrebă că ce-o cuprinsă deodată ura față de omul acesta. Dar ce chiză și am că dumneata ești acela care trebuie să o duci? Bărbatul rânji din nou și spuse. O cunosc pe cum mătra aceea bătrână care a venit să ne spună că putem lua fata de pomană pentru feciorul fratelui meu. Așteaptă să o chem, îi zise atunci femeia și îl trimise pe fiul cel tânăr, care trândăvea prin casă, în ziua aceea, iar bătrâna clevetitoare alergă cât o ținură picioarele și se uită la om și râse și strigă. Da, e unchiul flăcăului pe care îl va lua de bărbat. Ce mai faci cu metre? Ai mâncat astăzi?" Da," zise bătrânul rânjind și arătându-și gingiile fără dinți, dar nu prea pe săturate zău. În tot acest timp, mama îl privine clintit, iar apoi îi zise clevetitoarei de la obraz. Nu-mi place înfățișarea ăstuia, mă așteptam la ceva mai bun pentru fata mea." Iar clevetitoarea strigă râzând, cu mătră, nu e el mirele. Nepotul lui e un flăcău liniștit și blând, cum nu se mai află. Acum se ivi și nevasta vărului și fiul și nevasta fiului și veni și vărul și alții de prin sat și cu toții stăteau și se uitau la bătrânul acesta și niciunuia nu i-a plăcut chipul și apucăturile sale. Însă promisiunea era făcută și unii ziseră, să nu uiți cu mătră că fata e oarbă. Iar nevasta fiului zise, Lucrurile au fost orânduite și promisiunea făcută, mamă, și e greu să te împotrivești acum, căci vom avea cu toții necazuri dacă te împotrivești. Iar când o auzi grăind astfel, bărbatul ei tăcu. Femeia se uită cu jale la vărul ei, iar el îi întâlni privirea și își îndreptă ochii într-altă parte și se scărpină în cap o clipă, căci nu știa ce să zică. Era un om simplu și de treabă și nici el nu prea avea încredere în chipul acestui om. Dar uneori este greu să spui dacă sărăcia și netrebnicia sunt același lucru și poate că din pricina hainelor lui zrențuite arăta ca un nemernic și era greu să spui nu, când totul era hotărât și pus la cale și astfel neștiind ce să zică tăcu. Și își întoarse capul în altă parte și ridică de jos un firicel de pai și începu să-l roadă. Dar clevetitoarea își dădu seama că onoarea era primejduită și zicea într dar nu el e mirele cu mătră. Iar în cele din urmă strigă, fiindcă ar fi fost mai mare rușinea dacă nu s-ar fi ales nimic din planul ei. Bătrâne, fiul fratelui dumitale e blând ca un prunc, nu-i așa? Iar bătrânul rânji și dădu din cap și râse ușor și cuvintele îi șuierau căci vorbea și râdea în același timp. Da, ca un prunc e de blând cu mătră. Iar în cele din urmă zise nerăbdător. Trebuie să plec, dacă e vorba să ajung cu ea acasă în noaptea asta." Astfel, neștiind ce să facă, mama și-așeză fata pe măgar, iar fata era înveșmântată în hainele cele noi, și apoi mama îi vârâ în mână pachetelul cu monez de argint și-i șopti iute. Banii sunt numai pentru tine, fata mea, și să nu-i lași să-ți ia." Și în timp ce bătrânul lovi picioarele măgarului ca să-l pornească, mama țipă cuprinsă deodată de disperare. Am să vin, fata mamei, nu peste mult să văd cum se poartă cu tine și rabdă totul până ce am să vin să-mi povestești. Nu mi-e teamă să te aduc iarăși acasă, fata mamei, dacă îți merge rău. Atunci oarba răspunse printre buzelei uscate și tremurătoare. Da, mamă, asta mă înveselește. Dar mama nu se îndură să-și lase copila să plece și își bătea capul la disperare. Să mai găsească ceva de spus și să o mai rețină o clipă și îi strigă bătrânului agățându-se de fată. Fata mea n-are voie să facă focul, bătrâne. N-are voie să facă focul, căci o supără ochii, fumul. Bătrânul se întoarse și o privi și când pricepu rânji și zise, A, da? Bine, atunci așa va fi. Am să le spun și lovi din nou animalul și o porni alături de el. Așa plecă fata și ținea în mână semnul orbirii, iar în îndărăt, pe spatele măgarului, avea legată o bocceluță cu hainele ei. Mama a rămas locului și a petrecut-o cu privirea și inima îi se frângea de durere și o podidiră lacrimile, deși nu știa ce altceva ar fi putut face stând nemișcată până când îi apărut dealul în față care o smulse pe fată din privirea ei și dusa a fost. Acum mama trebuia să-și umple într-un fel zilele ca să-și potolească temerile și să uite golul pe care îl lăsase în urma ei oarba. Casa părea pustie și pustie părea și strada acum, când nu mai auzea sunetul limpede și jalnic al gongului pe care fata îl lovea ori de câte ori pleca de acasă. Mamei se părea de neîndurat. Se ducea iarăși la câmp și împotriva voinței fiului cel mare, care, văzând-o că ia sapa în mână, îi zise Mamă, nu e nevoie să muncești și mi-e rușine că muncești la ogor și te văd oamenii acolo, la vârsta ta. Dar ea răspunse mânioasă ca pe vremuri. Nu sunt atât de bătrână. Lasă-mă să lucrez ca să mă liniștesc. Nu vezi că trebuie să mă liniștesc? Atunci bărbatul răspunse în felul lui îndărjit. Mie mi se pare că te necăjești fără pricină, mamă, și n-are rost să presimți nenorociri care poate că nu or să vină niciodată. Dar mama răspunse în starea ei de amorțeală grea care de la o vreme nu mai părăsea. Tu nu pricepi. Voi tinerii nu pricepeți nimic. Tânărul se uită mai la maică sa neînțelegând ce voia să spună, dar ea nu mai zise nimic, ci se duse să ia o sapă și înaintea a nevoie peste câmpuri în tăcere dar de fapt nu mai era în stare să muncească din greu, deoarece când încerca să o facă, sudoarea îi și roia pe corp, iar când sufla vântul, chiar un vânt cald, răcea și se îmbolnăvea din nou de dizenterie. Atunci trebuia să se împace cu lenevia, iar când se făcea sănătoasă, nu mai lucra, ci stătea leneșă în prag. În casă nu era nevoie să ridice un deget, deoarece nevasta fiului făcea totul și făcea bine și cu grijă. Lucrează bine, gândi mama în silă, dar nu naște copii. Mama, șezând părăsită acolo, se frământa privind pragul unde pe vremuri obișnuia să se uite la copila și ei cum se rostogoleau în joacă. Toată ziua ședea și își amintea de vremuri trecute și, cum o dinioară, șezuse în același loc atât de tânără și plină de viață și hărnicie, iar bărbatul ei era lângă ea și copila și, iar ea era nevastă tânără și altă femeie, soacra bătrână. Apoi bărbatul ei plecă și nu mai primi nicio veste de la el și atunci, tresări de durere, își abătu mințile de la el și se gândi cât de goală părea casa acum, căci feciorul cel mare era toată ziua la câmp sau se ciorovăia cu administratorul moșierului, unul nou, verișor mărunțel și pricăjit de-al moșierului, zicea lumea, ea nu se uita niciodată la el, iar fata oarbă era dusă, iar feciorul mai tânăr era mereu plecat la oraș și rar dădea pe acasă. Ei, dar îl avea pe feciorul cel mic și, cum ședea așa, se gândea tot mai des la el, căci și acum, dintre copiii ei, pe el îl iubea cel mai mult. În pustietatea vieții ei, el se ivea din când în când, iar venirea lui îi aducea numai lumină, când venea, mama se ridica și se desprindea din posomoreală și zâmbea cum vedea cât era de chipeș. Era cel mai frumos copil al ei și se cu taică su, cum seamănă un cocoșel cu cocoșul ce este tată. Iar acum venea acasă sigur de el și nu-i mai era frică de fratele mai mare, ca înainte deoarece avea o slujbă la oraș care îi aducea un salariu. Dar ce fel de slujbă era aceea nu le spunea niciodată, clar, și Știau doar că el câștiga atât de bine încât uneori avea o grămadă de bani, dar uneori n-avea deloc, deși niciodată nu arăta banii fratelui său decât prin hainele bune pe care le purta. Însă, în anumite zile era liber și plin de neastâmpări, iar atunci văra pe ascuns în mâna mamei sale o monedă de argint și zicea ia o mamă și folosește-o pentru tine. Atunci mama lua argintul și lăuda băiatul și îl iubea, deoarece fiul ei cel mare nu se gândea niciodată să-i pună un argint în mână. De când era stăpânul casei, își păstra tot argintul pentru sine. Era întotdeauna bine hrănită și mânca cu poftă, căci îi plăcea nespus mâncarea, și era mai bine îmbrăcată decât oricând. Și Nora făcea pentru ea orice lucru de care avea trebuință. Chiar și veșmintele pentru un îngropăciune erau cusute și gata pregătite, deși nu se gândea să moară curând. Avea tot ce își dorea inima, o pipă ca să mai uite de necas și tutun bine mărunțit și mai trăgea câte o înghițitură de vin galben fiert, dar nu se gândea să-i pună în mână un ban de argint și să zică Cheltuiește-l cum dorești și știa că dacă ar fi cerut bani, fiul și Nora s-ar fi uitat unul la altul și careva dintre ei ar fi zis dar ce vrei să-ți cumperi? Oare nu-ți dăm noi totul?" De aceea, când mezinul îi dăruia puțin argint, îl iubea pentru faptul acesta mai mult decât pe cei doi care făceau atâtea pentru ea și păstra argintul în sân, iar când venea noaptea, se scula și îl ascundea în groapă. Dar el nu era despre acasă și cele două femei, mama și Nora, ședea uneori pe aria goală, iar mamei se părea că toată casa era o pustietate, Ședea și ofta și trăgea din pipă și acum nu-i mai rămăsese decât să se gândească la viața ei, dar nu tocmai la toate câte le pătimise, căci exista un lucru la care nu-i plăcea să se gândească, iar când și la amintea, o avea în față pe fata ei oarbă și întotdeauna îi se părea că cele două nenorociri erau oarecum legate în mâinile zeilor. Câteodată îi venea să se ducă la un templu și să-și caute alinarea acolo, deși nu știa nici ea ce fel de mângâiere, dar avea în minte păcatul acela de demult și îi se părea că acum este prea târziu ca să mai ceară iertare și atunci n-avea ce face și ofta și uneori vorbea cu tristețe de fata ei oarbă. Iar când aducea vorba de ea, nevasta fiului răspundea tăios, îi merge bine, mamă, fără îndoială. Mare noroc pentru noi toți că i-ai găsit bărbat. Dar ea e fată isteață, noră dragă, răspundea mama cu flăcărare. Nici n-ai crede cât e de pricepută. Doar înainte de a veni tu făcea multe lucruri pe care n-ai lăsat-o să le facă după ce ai venit, așa că n-ai știut niciodată cât de harnică este. Da, se prea poate, zicea nevasta fiului, aducând mai aproape de ochi stofa la care cosea pentru ca să vadă dacă lucra bine. Dar eu sunt deprinsă să nu mă opresc din lucru și să spravesc ce am început și o oarbă se poticnește atâta. Mama ofta din nou și zicea, aruncând o privire spre pragul casei. Aș dori să ai un copil, fata mea. Într-o casă trebuie să fie un copil sau doi sau trei. Nu sunt obișnuită cu o casă atât de pustie. Aș dori să se însoare feciorul meu cel mic dacă tu n-ai să poți avea un copil, dar nu vrea, numai el știe de ce. Aici era durerea tinerei neveste care, deși măritată de aproape cinci ani, nu avea încă niciun copil și nu dădea semne că va naște vreunul și de aceea se dusese în taină la un templu ca să se roage și făcuse tot ce știa, însă trupul ei rămânea sterp, dar era prea mândră ca să-și arate îndurerarea, iar acum îl zise calm. O să am și eu fi, cu vremea, negreșit. Da, însă e deja vremea, răspunse mama cu răutate. N-am pomenit neveste în satul nostru care să n-aibă copii dacă au soți. Bărbații noștri ajung tați de îndată ce se căsătoresc, iar femeile prind întotdeauna rod, sămânță bună, pământ bun. Se vede că ai undeva în tine o boală ascunsă de ești arpă și împotriva firii. Ți-am făcut hainele acelea largi și mari și la ce bun. Mama s-a plâns nevestei vărului și zise plecându se ca să-i șoptească la ureche. Știu eu care e pricina. Nora asta a mea nu e deloc focoasă. E o ființă palidă și gălbejită și pentru ea trece o zi la fel cu alta și nu știe ce înseamnă o învăpăiere din lăuntru și tot norocul ce i ai dorit când i-ai croit hainele de nuntă n-a putut învinge răceala ei. Iar nevasta vărului dădu din cap aprobativ și râse și grăi. E adevărat că femeile astea palide și fără sânge tare greu prin copil. Apoi ochișorii ei și galnici o priviră cu înțeles și râse din nou și zise, dar nu orice femeie poate fi atât de înfocată cum ai fost tu, la vremea ta, soră dragă, și știi prea bine că asta nu e întotdeauna un lucru bun la o femeie. Atunci mama răspunse grabnic, a, da, știu, și tăcu un timp. Și apoi zise în silă, e adevărat că e o femeie harnică și curată, poate chiar prea curată și atât de des freacă oala încât zău că face risipă de bucate spălând atâta cana cu un de lemn și alte vase și se spală mereu și poate de aceea este arpă. Prea mult spălat nu e întotdeauna bun dar n-a mai pomenit de fierbințel, deoarece îi era teamă că nevasta vărului va aduce iarăși vorba de păcatul acela de demult, deși nevasta vărului avea sufletul cel mai bun din lume și în anii care au trecut nu s-a observat nicio schimbare în comportamentul ei și chiar dacă i-a spus soțului, mama n-a știut-o niciodată. Dacă n-ar fi fost aceste două necazuri, fica oarbă și faptul că feciorul cel mare nu avea copii, ar fi putut și ea să uite atât de depărtate, îi se păreau acum zilele pasiunii ei. Da, ar fi putut să uite dacă n-ar fi înfricoșat-o faptul că săvârșise un păcat, iar cele două necazuri îi erau pedepsa dar astfel era viața ei și fata era oarbă și plecată și n-avea nepoți, iar în nu se aflau decât dobitoacele și câinele și nici pe acestea nu îndrăznea să le hrănească. Era totuși ceva bun în viața lor de acum și anume faptul că cei doi fii nu se mai certau atât de mult. Cel mai vârstnic era mulțumit și stăpân în casă, iar mezinul își avea și el slujba lui pe undeva, iar când venea acasă și pleca din nou, fratele cel mare zicea doar cu ușor dispreț. Nu știu, zău, cum de are fratele meu straia atât de bune și pe unde lucrează? Eu nu pot să port asemenea straie, cu toate că trudez din greu. Pare să aibă bani. Sper că nu face parte din vreo bandă de tâlhari de la oraș care să ne târască într-o nenorocire dacă e prins. Atunci mama, ca întotdeauna, se repezi cu strășnicie în apărarea fiului ei mic. Mezinul este un copil foarte bun, și ar trebui să-l lauzi și să te bucuri că s-a dus să-și găsească de lucru, și n-a rămas aici ca să împartă pământul cu tine. Iar fiul cel mare spuse bat jocoritor. A, zău, că ar face ori și ce numai să scape de lucrul câmpului. Dar nevasta fiului nu zicea nimic. Era bucuroasă acum, deoarece casa era toată pe mâna ei, și nu se sinchisea de ceea ce făcea tânărul, și nu se supăra că el, își cumpără hainele de prin alte părți și nu mai era nevoită să îi le lucreze ea. Astfel trecea timpul și veni primăvara și se sfârși. Și apoi veni vara și mama tot nu putea să uite pe fata ei. Într-o zi se apucă să numere pe degete zilele care s-au scurs de când a văzut cum dealul i-a smuls fata din priviri și erau mai multe decât de 12 ori în numărul degetelor ei de la ambele mâini, iar apoi nu le mai ținut socoteala și gândi trist. Trebuie să mă duc la ea. M-am lăsat copleșită de povara bătrâneții, căci ar fi trebuit să mă fi dus mai de mult. Dacă ar fi fost zdravănă, ar fi venit până acum să-și revadă casa părintească, așa cum obișnuiesc nevestele tinere, și aș fi putut să o întreb cum îi merge și să-i ating mâinile, brațele și fața și să-i văd culoarea din obraj. Iar mama ședea privind la dealurile din prejur și văzu cum vara se desfășura în toată plinătatea ei și toate povârnișurile erau verzi și grânele crescuseră înalte pe câmpii și acum se urnea nevoie căci trupul era mereu ostenit deși trândăvea toată draga de ziulică și se gândea Trebuie să mă duc să-mi văd fata și am să mă duc neîntârziat căci la câmp nu mai sunt de folos iar aici le nevesc." Am să pornesc înainte de a da căldura cea mare ca să nu mă apuce iar dizenteria pe neașteptate. Da, am să plec chiar mâine, căci nu se zărește nici urmă de nor pe cerul acesta frumos. Cerul acesta albastru. Se uită la cer și văzu cât de albastru era și își aminti deodată cum i se întâmpla în ultima vreme de un fragment din viața ei trecută și își aminti de veșmântul pe care soțul ei îl cumpărase cândva și pe care l-a purtat aiurea, oftă și se gândi și simți în inimă o durere vagă de demult. Într-o zi ca asta și-a cumpărat veșmântul și ne-am certat, într-o zi la fel de frumoasă, fiindcă îmi aduc aminte că veșmântul avea culoarea cerului în ziua aceea. Oftă și se ridică pentru ca să alunge amintirea aceea, iar când fiul cel mare veni, îi zise, mă bate gândul să merg să văd pe sora ta mâine, să știu cum o duce în casa în care s-a măritat, căci după câte văd eu, ea nu poate veni la mine." Atunci fiul zise îngrijorat, Mamă, nu pot merge cu tine, acum deoarece mâine am mult de lucru. Așteaptă până ce îi sprăvim culesul și trăierişul și măsuratul grânelor, când o să am puțin timp liber." Dar mamei era cu neputință să mai aștepte. Mai avea încătărie destulă când își punea în gând să facă ceva și acum se săturase să mai șadă și să trândăvească și spuse Nu, am să plec mâine. Iar băiatul o întrebă neliniștit încă deoarece se neliniștea ușor dacă se întâmpla ceva brusc și neobișnuit și nu se putea gândi ce ar fi putut face la repezeală. Dar cum o să mergi, mamă?" O să merg călare pe măgarul vărului, dacă vrea să mi-l împrumute, așa că roagă pe unul din băieții lui să se ducă să-l cheme pe fratele tău ca să facă drumul alături și să conducă măgarul și vom călători în pace, cred, noi doi, deoarece în ultima vreme n-am mai auzit de tâlhari prin preajmă. Și în cele din urmă fiul se învoi, dar cam a nevoie și doar atunci când nevasta lui zise, de fapt nu văd nicio primejdie dacă o însoțește mezinul așa că o lăsară pe mama să-și împlinească voia, iar bărbatul vărului fu trimis la oraș să caute până l găsi pe fiul mic și el, făcând tocmai și apoi, se întoarse cu ochii mari de mirare și zise... Vărul meu și fiul dumitale cel tânăr or să vină mătușă. Apoi se socoti o vreme și își răsuci nasturele de la haină și continuă. Pe onoarea mea că locuiește într-un loc ciudat și ascuns și greu de găsit. Locuiește într-o odaie lungă, plină de paturi, vreo 20 la număr deasupra unei prăvălii și odaia e înțesată de cărți și hârtii. Dar el nu lucrează în prăvălie, căci l-am întrebat. Habar n-am avut, mătușa că vărul meu știe să citească. Dacă citește cărțile alea, trebuie să fie tare învățat. Nu știe să citească, zise mama uimită. Nu mi-a spus niciodată că își câștigă traiul din cărți și mi se pare un lucru tare năstrușnic și ciudat, zău așa. Trebuie să-l întreb. În ziua următoare, când era călare pe măgar și mergea șerpuind printre voi, se folosi de prilejul de a fi singură cu el și îl întrebă. Ce cărți și hârtii sunt acelea de care spunea feciorul vărului că le aveți în odaia unde locuiți cu toții? Nu mi-ai spus niciodată că știi să citești sau că trăiești de pe urma cărților. Nu te-am văzut citind o slovă în viața mea, fiule dragă. Atunci tânărul care, mergând, dăduse glas unui cântecel, deoarece avea o voce frumoasă și îi plăcea să cânte, se opri din cântat și zise Da, am învățat-o leacă. Iar când ea stărui, el răspunse, ferindu-se oarecum Mamă, nu mă întreba acum, fiindcă într-o bună zi ai să știi totul când va veni ceasul. Mare va fi ziua aceea, mamă, și acum tocmai cântam despre ea, un cântec pe care îl cântăm împreună acolo unde lucrez eu și în ziua aceea vom fi cu toții eliberați și nu vor mai exista bogați și sărați și toți vom fi la fel. Acestea erau vorbele cele mai nechipzuite pe care le auzise mama vreodată deoarece știa prea bine că cerul hotărăște cine să fie bogat și cine sărac iar oamenii n-aveau încotro și trebuiau să-și îndure soarta și atunci țipă înspăimântată. Nădăjduiesc că nu faci parte dintr-o adunătură de răufăcători, fiule, și nu ești alături de tâlhari sau oameni de soiul ăsta. Par să vorbești ca tâlhari, fiule. Numai așa pot săracii să ajungă bogați și e păcat să fii bogat și să-ți pierzi viața dacă ești prins. Dar tânărul se mânie când auzi vorbele mamei și spuse, Mamă, tu nu înțelegi de fel. Am făcut legământ să tac, dar într-o zi ai să știi. Dar numai tu. N-am să împărtășesc nimănui care n-a împărtășit cu mine. Rostia aceste ultime vorbe atât de tare încât ea înțelese că îi poartă pică fratelui său, așa că nu zise nimic o vreme de teamă să nu-i răscolească ura. Dar nu putea să-l lase în pace, ședea nemișcată pe măgar și se ținea de pielea păroasă a animalului și se gândea la fiul acesta al ei și îl privea pe furiș. Mergea în fața ei, ținând în mână căpăstrul animalului, iar acum cânta din nou un cântec pe care ea nu l-auzise niciodată, un cântec năvalnic și înflăcărat, ale cărui cuvinte nu le putea desluși și își zise că trebuie să afle mai multe despre viața băiatului. Da, și mai trebuia să facă în așa fel încât să-l apropie mai mult de casă și de ai săi. Îl va însura și își va aduce Nora în casă. Atunci are să vină des și poate chiar va locui la ei de dragul femeii va căuta să găsească o fată drăguță și iubitoare pe care el să o îndrăgească, deoarece soția fiului mai vârstnic putea să lucreze de toate, iar pentru mezin va găsi un alt soi de fată. Și gândindu-se astfel, își va liniști sufletul, pentru că îi se părea un lucru înțelept și nu putu să-l tăinuiască și de aceea zise. Fiule, ai împlinit 20 de ani și ai aproape 21 și mă gândesc să te însor curând. Ce zici, nu te bucura asta? Dar cine poate ști ce zace în inima unui tânăr? În loc să tacă surăzător, pe jumătate încântat, pe jumătate rușinos, se opri și se întoarse spre mamă și îi zise cu îndărădnicie. M-am așteptat să-mi spui un asemenea lucru. Numai la asta vă stă capul vouă, mamelor, știu eu. Tovarășii mei îmi spun că părinții le zic într-una, însurați-vă, însurați-vă, însurați-vă. Ei bine, mamă, eu n-am să mă însor." Și dacă mă osilești să mă însor, n-ai să mai vezi fața, nu o să mai pun piciorul în casă. Se întoarce și o pornim mai iute, iar ea a cutezat să spună o vorbă, ci rămase uimită și speriată de mânia lui și de faptul că nu mai voia să cânte. Dar uită de toate acestea în așteptarea întâlnirii cu fica ei, cărarea pe care veneau din zori s-a îngustat tot mai mult spre amiază și acele dealuri care, în văilor lor, aveau o formă atât de domoală, un contur atât de lin pe bolta cerului colorate, într-un verde atât de intens, fiind acoperite cu iarbă și bambus, se înălțau acum în vreme ce ei înaintau printre ele în contururi mai ascuțite și cutezătoare. În sfârșit, în toiul amiezii, când soarele își revărsa dogoarea deasupra creștetului lor, dealurile domoale dispăruseră, iar în locul lor se ridica un brâu de munți pleșuvi și stâncoși, având crestele îndreptate spre cer cu neîndurare păreau și mai ascuțite pentru că cerul în ziua aceea era fără nor strălucitor și albastru și necruțător deasupra munților pleșuvi de culoarea nisipului. Sub stâncile înalte și palide șerpuia cărarea cu pietre ce nu erau negre și întunecate, ci palide de nuanța luminii și foarte ciudate și nimic nu creștea acolo, căci nu se afla picătură de apă pe nicăieri. Astfel cărarea șerpuia în sus, tot mai sus și după ce trecuseră amiaza de o oră sau două, călătorii ajunseră deodată într-o vale adâncă și rotundă în vârfurile munților unde găsiră puțină apă deoarece se afla acolo un sătuc pătrat, înconjurat de un zid de piatră și cu voi înverzite prin preajmă. Dar când mama și fiul se opriră la poarta acelui sat și întrebară de locul pe care îl căutau cineva care stătea acolo, arătă încă și mai sus, spre o coamă de munte și zise, acolo unde se termină verdeața, pe creasta aceea mai joasă, sunt două case. E ultima creastă înverzită, iar deasupra ei nu sunt decât stânci și cer. În tot acest timp, mama se uită uimită la munții albicioși și la formele lor ciudate și la sălbăticia lor și la verdele sărăcăcios de pe culmi. Ea își petrecuse viața în mijlocul văilor și cum cărarea șerpuia mai în sus de satul împrejmuit, se uită în jurul ei îngrozită și văzu sărăcia de moarte a solului de aici și cât de puțin era pământul pe stâncile albicioase și cât de slabe erau culturile chiar acum când se apropia sercerișul și țipă. Nu-mi place cum arată locul ăsta, fiule. Mi-e teamă că e prea greu pentru sora ta aici. O să o ducem acasă, dacă e așa. De bună seamă, dacă este prea greu aici, eu pot merge pe jos și pe ea o așezăm pe măgar, iar ei n-au decât să spună ce vor. N-au plătit nimic pentru ea și eu nu cer altceva decât să-mi iau fata înapoi. Dar tânărul nu răspunse. Era ostenit și flământ căci nu bucase decât puțină hrană rece pe care o luaseră cu ei și de-abia aștepta să ajungă la casa surorii lui unde se gândeau să rămână peste noapte. Trăgea de căpăstrul măgarului până ce mama nu mai putu suporta și era gata să-i înfrunte mânia și să-l dojenească. Deodată le apăru în față casa pe care o căutau. Erau două case într-adevăr răzemate de marginea crestei și înfipte oarecum în stânci și atunci mama își dădu seama că aici trăia fata ei, căci în ușa uneia din cele două case stătea bătrânul cu înfățișare de mișel, și când o zări, el își pironi privirile de parcă nu-i venea să-și creadă ochilor. Iar apoi fugi înăuntru și apărură mai multe persoane, un alt bărbat negricios și slab și cu înfățișare sălbatică și două femei și un tânăr slăbănoc, dar fata ei oarbă nu se ivi. Mama descălecă, se apropie și cu toții o priviră în tăcere și se uită și ea la ei și îi fufrică. Asemenea, făpturi nu mai văzuse. Femeile aveau părul nepieptănat și plin de scaieți, iar fețele le erau zbârcite și negrite de soare, hainele murdare și astfel erau cu toții. S-au strâns acolo, iar din cealaltă casă ieșiră vreo doi copii ce păreau a fi bolnavi, galben de vreo febră, cu buzele arse și crăpate cu trupurile murdare și toți o priviră în tăcere și fără să o salute cu ochii lor sălbatici care nu pricepeau nimic precum ochii animalelor. Atunci mama simți cum inima îi se frânge de spaimă și alergă spre ei țipând. Unde mi-e fata? Unde mi-ați ascuns fata?" Și fugi în mijlocul lor în timp ce tânărul stătea la îndoială, ținându-se de măgar. Atunci una dintre femei vorbi cu un glas posomorât, dar nu era ușor să o priceapă, căci vorbea într-un dialect primitiv din nord și sunetele îi se opreau între dinții stricați și nimic nu se putea auzi deslușit și zise. Ai venit bine cu mătră. Tocmai azi a murit. A murit? șopti mama și doar atât fu în stare să zică. Inima i-a stat în loc. I s-a tăiat respirația. Nu mai avea glas. Dar dădu buzna în cea mai apropiată cămăruță și acolo zăcea fata ei oarbă pe un pat de trestii azvârlite pe jos. Da, Acolo zăcea în liniște fata moartă, îmbrăcată în hainele pe care le-a purtat când a plecat de acasă, dar acum nu mai erau curate și nici cârpite. Nu se vedea nici urmă din lucrurile acelea noi, deoarece odaia era goală în afară de grămada de papură și vreo două scaune grosolane. Atunci mama se duse și în genunchi lângă fată și îi privi atent la obrazul nemișcat și la ochii înfundați în cap și la gura mică și răbdătoare și tot obrazul acesta îl cunoștea atât de bine. Deodată izbucni în hohote de plâns și se arunca asupra fetei și o apucă de mâini și dădu la o parte mânecile zdrențuite și se uită la brațele ei mici și apoi îi sumese pantalonii ca să vadă dacă picioarele erau învinețite sau lovite sau vătămate în vreun fel dar nu se vedea nimic. Nu, pielea fină a fetei era necrăpată, oasele ei subțiri erau întregi și nu era nimic de văzut. Era palidă și jalnic de slabă, dar ea a fost întotdeauna slabă, iar moartea e palidă. Atunci mama se aplecă și mirosi buzele copilei ca să vadă dacă se simțea vreun miros de o travă, dar nu era niciun miros, nimic în afară de mireasma ușoară și tristă a morții. Totuși, mamei se păru că fata nu murise de moarte bună. Se întoarse spre cei care stăteau lângă ușă și o priveau în tăcere și se uită la ei și le văzu chipurile sălbatice și dure, toate necunoscute și zbieră la ei printre hohote de plâns. Voi ați omorât o Știu prea bine că ați omorât-o! Dacă nu e adevărat, atunci spuneți-mi cum de a murit fata mea așa de timpuriu, fiindcă a plecat de la mine sănătoasă și bine! Atunci, bătrânul cel netrebnic, pe care l-a urât de la prima vedere, rânji și zise. Bagă de seamă ce vorbești cu mătră, nu e lucru mic să spui că noi am omorât-o și... Dar femeia posomorâtă cu păr roșu se apucă să țipe. Cum de a murit? A murit dintr-o răceală pe care a căpătat-o din cauză că era așa de plăpândă și de asta a murit. Scuipă pe jos și continuă zbierând. Nu era de niciun ajutor, dacă e vorba, și nu se pricepea la nimic. Nu, nici măcar nu s-a învățat să aducă apă de la izvor, fără să se potignească sau să cadă sau să se piardă. Atunci mama privi în jur și văzu o potecă îngustă și pietroasă care cobora spre un iaz mic și gemu și țipă. Pe poteca asta? Dar nimeni nu i-a răspuns și atunci ea țipă din nou în suferința ei. Ați bătut-o! Sigur, fata mea a fost bătută în fiecare zi! Dar femeia răspunse iute. Cercetează-o și vezi dacă are vânătăi pe corp. O singură dată a bătut-o fiul meu pentru că venea la el prea nevoie și asta a fost tot. Mama își înălță privirile atunci și zise cu vocea stinsă. Unde ți-e fiul? Ei l-au împins în față pe fiul acela al lor, un flăcău neputincios care se holba, iar mama își dădu seama că era aproape idiot. Atunci mama își așeză capul pe fata ei moartă și plânse și plânse și plânse. Și plânse cu tot mai multă disperare când se gândea ce se fata, ce trebuie să fi pătimit după ce a ajuns pe asemenea mâini. Și în timp ce plângea pe cei ce o urmăresc, îi cuprinse mânia. În cele din urmă simți o atingere și, uitându-se în sus, îl văzu pe fiul ei și acesta se aplecă și își opti cu stăruință. Mamă, suntem în de aici. Mi-e teamă. Nu mai trebuie să rămânem. Mamă, ea e moartă acum și ce mai poți face?" dar par să fie atât de netrebnici și nu știu ce vor să ne facă. Să pornim de grabă spre sat și să cumpărăm niște mâncare, iar apoi să o luăm iute spre casă chiar în seara asta. Mama se ridică în silă, dar uitându-se mai bine, își dădu seama că într-adevăr oamenii aceia stăteau strânși la oaltă și aveau ceva în înfățișarea lor care o înspăimânta și pe ea și nu-i plăceau mormăelile lor și nici privirile pe care i le aruncau ei și fiului ei. Da, Trebuia să se gândească la el. Pe ea n-aveau decât să o moare, dar mai era și fiul ei acolo. Se întoarce și se mai uită o dată la fata ei moartă. Îi arânjă veșmintele și îi așeză mâinile pe lângă trup, Ieși de acolo către sfârșitul după amiezii. Când observă că s-a mai liniștit și că se pregătea să încalece pe măgar, bărbatul care nu vorbise încă și care era tatăl băiatului idiot, spuse: Ascultă cu mătră. Dacă nu crezi că suntem oameni cinstiți, uite-te la sicriul ce l-am cumpărat pentru fica ta. Ne-a costat numai puțin de 10 monezi de argint și asta e tot ce am avut și crezi că i-am fi cumpărat sicriul dacă n-am fi prețuit-o? Mama se uita atunci, și lângă ușă era într-adevăr un sicriu, dar știa prea bine că nu dăduse răzece monezi de argint pe el, că era cea mai grosolană ladă din scânduri nevopsite și subțire, aproape ca frunza, și orice sărac era mormântat într-o asemenea ladă. Își desfăcu buzele ca să se răstească la el. Lada aia? Păi numai cu argintul pe care i l-am dat eu! S-ar fi putut cumpăra. Dar nu rostia aceste vorbe, simți de parcă ar fi simțit cum un nor rece se abătuse asupra zilei, că trebuia să-i fie frică de oamenii aceia. Da, cei doi mișei, aceste femei sălbatice, dar feciorul ei o trăgea de mânecă să se grăbească și de aceea răspunse cu hotărâre. N-am să spun nimic acum. Fata e moartă și toată mânia din lume sau toate cuvintele nu mai pot învia. Se opri și se uită de la unul la altul, iar apoi zise din nou, stați în fața cerului și a zeilor și ei să vă judece după fapta voastră. Se uită de la unul la altul, dar nu răspunse nimeni și atunci se întoarse și încălecă pe măgar. Iar feciorul porni în grabă și îndreptă animalul la vale pe poteca pietroasă și, mergând, se întorcea tremurând ca să vadă dacă erau urmăriți și zise, N-am să poposesc până ce nu ajungem în apropierea satului unde se află oameni mulți. Mi-e atât de frică, dar mama nu răspunse. Ce rost mai avea să răspundă? Fata ei era moartă. Năucă de oboseală, noaptea aceea mama a coborât dinaintea ușii ei de pe măgarul cel sur și istovit de drum. Plânsese tot drumul când tare, când încet, iar tânărul își ieșea mereu din sărite din cauza că mama lui plângea. În cele din urmă strigă disperat, încetează jelania asta, mamă, că nu mai pot să îndur. Dar după ce se liniștea o leacă de hatărul lui, iar izbucnea și pune la urmă tânărul scrâșnit din dinți și murmură furios. Dacă ar veni ziua aceea, dacă n-am fi în harul acesta de sărăcie, dacă săracilor li s-ar da partea lor și s-ar putea apăra, atunci am putea să-i dăm în judecată pentru viața sorămii. Dar la ce bun când suntem atât de săraci și nu există dreptate în țară? Iar mama zise printre suspine: Adevărat că n-are rost să ajungem la lege, pentru că nu avem bani să plătim la judecătorie. Iar apoi plânse din nou și exclamă: Dar toți banii și judecata de sub soare nu mi-o mai pot aduce înapoi pe fata mea oarbă. Plânse și băiatul în sfârșit, nu atât pentru sora sa și nici chiar pentru maică sa, ci fiindcă îl dureau picioarele și din pricina oboselii și pentru că era atâta schimbătate în lume. Ajunseră la ușa casei lor și după ce coborâ de pe măgar, mama a țipă atât de strident și înverșunat după băiatul mai vârznic, încât acesta ieși afară în fugă și i-a strigă. Fiule, sora ta e moartă!" Iar în timp ce bărbatul o privea uluit, ea a dădut drumul povestirii și auzindu-i glasul, veni răiute și alții ca să afle ce se întâmplase. Băiatul mai tânăr era pe jumătate leșinat și se rezema de măgar și în timp ce mama lui vorbea într-una, se aruncă la pământ și rămase acolo buimăcit de toate câte se întâmplaseră peste zi și zăcea tăcut în timp ce mama hohotea de plâns și plângând spunea uitându-se cu ochii înlăcrimați, de la un om la altul. Fata mea zăcea acolo, dusă pe vecie și nu mi-o iert că am lăsat-o să plece și n-aș fi lăsat-o dacă n-ar fi fost nora asta cu sufletul de piatră, care se zgârcea la o bucățică de carne pentru copilița mea și îi venea greu să-i coase o floricică pe pantof și de aceea mi-a fost teamă că mor și i-a fost teamă și fetei, o fetiță duioasă care nu m-ar fi părăsit niciodată de bunăvoie. Parcă iardea ei de bărbat și de căsătorie când a avut întotdeauna un suflet de copil și nu se lăsa de mine și de casă? Ah, fiule, numai femeia ta mi-a adus nenorocirea asta pe cap blestemată fie ziua când a venit și nu e de mirare că e cu sufletul ei rău. Așa țipa mama într-una și de la început ascultară cu toții în tăcere și mai scotea câte o exclamație când se lămureau ce se întâmplase din frânturile relatate printre lacrimi, iar apoi au început să o mângâie, dar pentru ea nu exista nicio mângâiere. Fiul cel mare rămase tăcut și cu capul plecat, iar în cele din urmă a zise liniștit și cu înțelepciune. Nu, mamă! Ea nu ți-a cerut să o trimiți pe sora mea acolo. Ai trimis-o atât de iute și n-ai spus o vorbă nimănui și ai hotărât așa și chiar ne-am mirat că nu te-ai dus să vezi cum e acolo. Iar apoi, se întoarce spre vărul tatălui său și zise, N-ai gândit și tu la fel, Vere? Îți amintești când spuneam că suntem uimiți de graba mamei în treaba asta? Iar vărul își întoarse privirile într-altă parte și mormăi. A, da, cam repejor. Iar nevastă sa care ținea în brațe un nepot îi zise cu jale mamei. Da, e adevărat, verișoară." Tu ești foarte repezită întotdeauna și nu cer nimănui un sfat, nu înainte ca vreunul dintre noi să știe sau să ghicească ce ai de gând. Tu ai și făcut totul și ai terminat și vrei doar să spunem că bine ai făcut. Așa ai fost toată viața ta. Dar în seara asta, mama nu putea îndura nicio învinuire și țipă înfuriată și își întoarse obrazul frământat de mânie spre nevasta vărului. Tu, tu te-ai deprins cu bărbatul tău care e un om moale și toți suntem prea iuți față de unul ca el. Un moment se păru că femeile acestea două, care fusese prietene toată viața lor, au să-și spune vorbe de o cară, dar fiindcă vărul era un om atât de bun și pașnic, când văzu că obrazul mare al nevestei lui se făcu roșu și că își bătea capul să dea un răspuns, foarte tăios strigă, la o mi pace, mama a fiilor mei!" E rănită de durere în seara asta și nu știe ce spune. Iar după ce mai mestecă o vreme, un fir de paie adăugă cu blândețe. E adevărat că sunt un om foarte moale și am auzit asta de multe ori în viață și chiar tu, mama a fiilor mei, mi-ai spus-o. Da, sunt moale. Și se uită în împrejur la vecinii săi, iar unul dintre ei strigă cu seriozitate. Da, cu metre, tu te miști tare încet și ești încet și la cuget și la vorbă. Da," zise vărul oftând ușor și apoi scuipă firul de pai mărunțit și smulse altul din căpița de paie de orez lângă care stătea. Astfel cearta a fost evitată, dar mama n-avea stâmpări și deodată dădu de cu ochii de bătrâna clevetitoare care stătea printre ceilalți cu gura căscată și ochii holbați și fața ei bătrână și fleșcăită era atentă la ce se petrecea. Văzând o mânia și durerea mamei izbucniră din nou într-o disperare cumplită, se repezi la clefetitoare și se arunca asupra ei și o apucă de obrazul mare și gras și o trase de păr și țipă la ea și zise Da, și tu știai ce fel de oameni sunt și știai că băiatul era idiot și n-ai suflat o vorbă despre asta, ci ai născocit o poveste că erau țărani obișnuiți ca și noi și n-ai spus că fata mea trebuia să urce și să coboare pe poteca aceea stâncoasă ca să aducă apă pentru toți. Tu porți toată vina și jur că nu o să am odihnă până ce nu te fac să plătești pentru asta într-un fel. Și o chinuia pe clevetitoare, care n-ar fi putut ține piept mamei scoasă din minți de durere nici în vremurile ei bune și nu se știe ce ar fi ieșit până la urmă dacă fiul n-ar fi fugit să le despartă și dacă feciorul mai tânăr nu s-ar fi ridicat și, împreună cu fratele lui, n-ar fi ținut-o în loc pe mama așa încât clevetitoarea să poată pleca în grabă, deși trebuia neapărat să se apere și ea ca să-și salveze onoarea și, după ce s-a depărtat destul de mult, așa încât între ele se aflau oameni adunați acolo, se opri și zbieră. Da, însă fata îți era oarbă și un om ca toți oamenii n-ar fi luat-o de nevastă. Ți-am făcut un mare bine cu mătră și asta mi-e răsplata. Și se bătu cu pumnul în piept și își arătă zgârieturile de pe obraz, și se porni pe plâns și se pregăti pentru o ceartă și mai strașnică. Dar mulțimea o alungă, iar băieții o îndemnară pe mamă să intre în casă și o forțară ușor să meargă înăuntru, îndreptându- o într-acolo, iar ea mai plângea încă. În cele din urmă o părăsiră puterile și s-a lăsat dusă în odaia ei, iar nevasta fiului veni cu un blid cu apă fierbinte și liniștitoare pe care o pusese la foc în timpul certei. Înmuie în ea un prosop și șterse obrazul și mâinile mamei și îi turnă ceai fierbinte și îi pregăti masa. Încetul cu încetul mama se domoli și plângea mai încet și oftă o vreme și bău puțin ceai și îmbucă din mâncare, iar în cele din urmă se uită împrejur și zise unde e fiul meu cel mic? Tânărul îi se înfățișă atunci și ea văzu că era palid de moarte și istovit și expresia voioasă îi pierise de pe chip, iar ea îl strânse lângă ea pe bancă și îl ținu de mână și îl îndemnă să mănânce și să se odihnească și zise Dorm aici lângă mine în noaptea asta, băiatul mamei, pe sacul de paie pe care se culca sorăta. Nu pot să-l văd gol în asta noapte, fiul meu. Băiatul făcut tocmai și se cufundă într-un somn adânc de îndată ce se așeză în culcuș. Dar chiar și după ce în casă se așternută cerea, mama nu putu să doarmă multă vreme. Era sleită de puteri, cu trupul istovit de oboseală după un drum atât de lung și inima frântă de supărare. Și singura ei mângâiere era să audă răsuflarea adânca băiatului care dormea acolo și se gândi la el cu iubire renăscută și spuse Trebuie să fac mai mult pentru el. El e tot ce mi-a mai rămas. Trebuie să-l însor și o să mai clădim o odaie la casă. El și femeia lui vor avea camera lor și apoi când vin copiii, da, trebuie să găsesc o nevastă bună și voinică pentru ca să avem copii în casă. Iar gândul la copilașii care aveau să vină pe lume era singura mângâiere pe care o găsea de acum încolo în viață. Dar nici mângâierea aceasta n-a fost cu putință să dureze, căci din nou dădu peste ea dizenteria și era slabă de moarte, prea slabă ca să se mai jelească. Zăcu în pat multe zile, cu trupul și inima golite și întreaga ei supărare, precum și mângâierea, o părăsiră, căci nu era destul de tare ca să poată jeli sau spera. Mulți au venit ca să o îmbărbăteze pe cinii și nevasta vărului și ziceau, dar copila era o arbă cu mătră sau cu mătră, nu putem schimba voia cerului și n-are rost să jelești pentru ceva în lumea asta. Și mai spuneau, nu uita că ai doi fi buni și într-o zi când nevasta vărului grăi astfel, mama îi răspunse cu glas tins. Da, însă nevasta fiului cel mare este arpă și feciorul cel mic nu vrea să se căsătorească, iar nevasta vărului răspunse voioasă. Mai lasă-i un an sau doi în urorii tale, verișoară, căci uneori după ce au trecut șapte ani sterp, femeia ajunge la rostul ei firesc și îi dă o recoltă de copii zdraveni. Eu am văzut asta. Iar că despre băiatul care nu vrea să se însoare, înseamnă că are o drăguță pe undeva și trebuie să aflăm cine este și dacă e nimerită să-i fie nevastă, orba. Da, cu siguranță că și-a găsit o drăguță cum obișnuiesc tinerii din ziua de azi, căci nu există bărbat pe lume care să nu vrea să se însoare pe cuvântul meu. Dar mama șopti, a urechea soră și pune-o la buzele mele. Iar după ce nevasta vărului făcu așa cum i-a poruncit mama, aceasta șopti, fiindcă mă paște nenorocirea și toate merg rău, mi-e teamă uneori că totul se trage de la păcatul acela vechi al meu pe care zeii îl cunosc, Însemne că cerul nu voiește să-mi dăruiască nepoți. La gândul acesta, închise ochii și două lacrimi mari, i se rostogoliră pe suploape. Se gândi la toate păcatele ei, nu numai la acela pe care îl știa nevasta vărului, ci și la faptul că spusese de atâtea ori că este văduvă și la scrisorile pe care le-a scris, și la toate minciunile. Nu s-o cotea că minciunile erau propriu zis păcate, deoarece fiecare om mai trage câte o minciună din când în când, ca să-și apere onoarea, dar ea a săvârșit un păcat, deoarece mințise spunând că bărbatul ei era mort. Acum mi se părea că a întins mâna și a atras moartea asupra lui și că se slujise de minciuna aceasta în speranța că o să o ia în căsătorie un alt bărbat. Astfel își aminti de toate aceste păcate ale ei, atât de vechi încât uita de ele zile în șir când era sănătoasă, iar acum când era slabă și necăjită, îi venea cu atât mai greu cu cât nu le putea împărtăși altora, ci trebuia să le poarte în suflet și îi era destul de greu, deoarece ea se bucura de o bună reputație în sat. Era atât de abătută încât nu mai înveselea nimic, în afară de faptul de a-l avea în preajmă pe băiatul cel tânăr. Da, deși nevasta fiului cel mare o îngrija cum se putea mai bine și îi aducea mâncarea pregătită și caldă când dorea mama, și s-a dus pe jos cale de o milă sau două înalțat, ca să aducă un anume caș uscat pe care îl preparau acolo din fasole, și deși mama era sub deplina ei o crotire și striga chiar și numai dacă voia să se întoarcă în pat, cu toate acestea, nevasta fiului nu era o mângâiere și deseori când ea se străduia cât putea, mai mult să intre în voie, mama o dojenea fiindcă mâinile îi erau reci și fața atât de galbenă și pentru că își pironea privirile oarecum dușmănos și copilărește asupra ei. Dar bătrâna nu mai învinuia acum pe nevasta fiului că era stearpă. Nu, nu mai pomenea de asta deoarece bănuia că ea era răsplătită după păcatele ei. Se sculă din pat în cele din urmă, și odată cu trecerea toamnei, nu mai simțea durerea atât de ascuțit. Toată ziua era tristă, dar nu nebunită de disperare ca la început, și se putea gândi la fata ei, dar tăișul durerii era acum tocit. În sfârșit, ajunsese chiar să-și spună: Da, poate că au dreptate, poate că e mai bine că fata a murit, există atâtea lucruri mai rele decât moartea. Și se agăța cu toată puterea de acest gând. Și întrecătunul o ajuta. Nimeni nu mai amintea de fată în prezența ei și nici în altă parte, căci n-aveau ce să pomenească despre fata oarbă, deoarece ca ea sunt multe pretutindeni. La început nu pomeneau de ea în locuri unde se afla și mama ca socruță de durere, iar apoi nu pomeniră nimic, deoarece n-aveau nimic nou de spus în privința aceasta, fiindcă veniră zvonuri noi despre alte lucruri și alți oameni, iar mica viața a copilei se sfârșise. O vreme clevetitoare a satului umbla cu băgare de seamă prin locurile unde se afla mama și avea grijă să nu rămână singură cu ea. Dar când văzu cât de slabă era după ce se ridică din pat, se înveseli și striga ziua bună ca și mai de mult. Iar mama așternută cere asupra trecutului și doar în sufletul ei îl mai auzea uneori. Se părea că inima mamei avea parte de o mângâiere, deoarece, în primăvara acelui an, mezinul venia acasă și zise Am venit să stau acasă un timp, mamă. Nu știu, dar am să rămân oricum până voi fi chemat din nou." Dar când ea se bucură, băiatul nu prea-i răspunse și parcă nu era ca altă dată. era atât de liniștit nu mai cânta și nu se mai ținea de năzbâtica mai de mult și nici nu mai pălăvrăgea vrute și nevrute cum îi fusese obiceiul, așa încât mama, în sufletul ei, se întreba dacă nu e bolnav sau dacă nu îl frământă un gând tainic. Dar când își împărtăși temerile nevestei vărului, aceasta din urmă zise cu blândețe. Poate din pricina că trece de vârsta copilăriei. Câți ani are acum? E de -o seamă, cred, cu al cincilea copil al meu și el are 20 de ani, aproape 21 și e căsătorit de 4 ani. De la 21 de ani nu mai ești copil și bărbații n-ar mai trebui să facă năzbâtii. Deși eu mi-aduc aminte că bărbatului tău îi stătea capul la năzbâtii până în ultima zi când l-am văzut. Da, zise mama oftând. Foarte ștearsă era în sufletul ei acum amintirea bărbatului și se contopea oarecum cu imaginea fiului mai tânăr și uneori când își aducea aminte, nu putea desluși clar chipul soțului ei, deoarece în fața ochilor îi apărea figura tatălui. După ce trecură nouă zile, fiul ei plecă la fel de iute cum venise și aproape în secret, deși nimeni nu știa în ce fel a primit mesajul de chemare. De dus adus și și-a așezat într-un geamantanaș din piele puținele haine pe care le avea. Mama sa era foarte mâhnită văzându-l că pleacă și îi zise Credeam că ai venit să stai mai mult, fiul mamei, dar băiatul îi răspunse. Am să mă întorc chiarăși, mamă, și păru voios și dornic să plece. De atunci încolo a fost mereu vesel, venea și pleca fără să dea nimănui de știre, numai ce apărea în câte o zi cu legăturica lui de haine sub braț și după o zi sau două hoinărea prin sat și ședea în ceainărie și spunea în gura mare că trăiau vremuri haine și că pravilele erau strâmbe și, cum într-o zi măreață, toate se vor îndrepta, iar oamenii ascultau căscând de ochii mari, neștiind ce să creadă, și cărciumarul își scărpina capul iunsuros și striga. Pe cuvântul meu că asta mi se par vorbe de tâlhar, vecinilor." dar din respect pentru mama și pentru fratele mai vârstnic, care era un om de omenie, îl lăsa în pace socotind că era copilăros încă și că îi va veni mintea la cap după ce se va căsători și va avea un rost al său. Dar și când se întorcea acasă, tânărul acesta trândăvea sau se făcea că îl ajută pe fratele lui la o treabă ușoară, deși când se oferea, fratele îi zicea întotdeauna cu dispreț. Îți mulțumesc, frate, dar sunt obișnuit să-mi fac lucrul fără tine atunci tânărul se uita la el cu impertinență, deoarece în ultima vreme avea o căutătură foarte impertinentă și nu se certa și râdea cu rezervă și zicea și scuipa în praf în timp ce zicea acestea. Cum voi ești, frate mai vârstnic? Și era atât de rezervat încât fratele mai mare crăpa de ură și bucuros i-ar fi spus să plece pentru totdeauna. Doar că un bărbat nu poate să-i spună fratelui său una ca asta și... Să pară totodată om de treabă în ochii vecinilor. Dar mama nu-i găsea niciun cusur. Chiar atunci când făcea pe grozavul față de ea și vorbea împotriva fratelui mai mare. Pe cuvântul meu că proprietarii ăștia mici care sunt nevoiți să ia în arendă ca să poată trăi oamenii ăștia mititei sunt atât de mărunți și îngânfați încât merită să pățească ceea ce se va întâmpla într-o bună zi când pământul va fi al tuturor și nimeni nu va mai avea doar partea lui. Mama nu pricepu decât primele vorbe și îi se plânse. Da, și eu cred că fratele tău e prea îngânfat uneori după ce că nevastă sa este arpă. și tot ce îi spunea mamei fiul mai mic, ei îi se părea înțelept pentru că ținea atât de mult la el. Când băiatul venea acasă, pentru ea era sărbătoare și ar fi făcut un praznic din fiecare zi pe care și-o petrecea acasă, dacă ar fi fost după ea și ar fi tăiat o găină în cinstea lui și ar fi pregătit bucate mai alese decât de obicei. Dar nu putea. Păsările erau acum ale fiului cel mare și ei altceva nu-i mai stătea în putere decât să fure vreun ou sau două dintr-un cuibar, pe care îl găsea și să le păstreze pentru băiatul mai tânăr și când acesta venea să le spargă într-ascuns în apă clocotită și să mai pună în mâncarea aceasta pregătită pentru el puțin din zahărul pe care reușea să-l economisească. Ajunsese până într-acolo încât dacă îi pica în mână vreo mâncare mai aleasă sau dacă mergea într-o casă din sat ca să facă o vizită unei vecine deoarece era atât de greoaie la vârsta ei și n-avea nimic de făcut, și astfel dacă cineva îi oferea o piersică sau o curmală uscată sau o prăjiturică sau cine știe ce asemenea dar din bunăvoință, păstra totul pentru fiul ei mai tânăr. Pierdea mult timp veghind asupra acestor bunătăți ca nu cumva să mucezească și le păstra cât mai mult putea, iar când băiatul întârzia să sosească și ea era silită să le mănânce ca să nu se strice, nu simțea nicio plăcere și nu se bucura de ele, deși în general savura mâncarea. Adesea deschidea dulapul în care le păstra și le întorcea de pe o parte pe alta și își zicea Nu vine, nu e aici. Dacă aș avea un nepoțel, îl aș da lui când băiatul meu nu vine. N-am pe nimeni dacă băiatul meu nu vine. Și în fiecare zi ședea ore în șir și privea în stradă, doar lozării venind și când vedea un veșmânt bărbătesc, alerga că o țineau picioarele și când vedea că este fiul ei, îi lua mâna caldă și netedă în mâna ei bătrână și uscată și îl trăgea în odaia ei și îi turna ceaiul pe care nevasta grijulie a fiului îl păstra acolo pentru ea, iar apoi scotea la iveală cu bucurie mica provizie destinată lui. Se așeza și îl privea cu dragoste în timp ce el alegea bucățelele cele mai bune. Uneori strâmba din nasul lui fin și zicea, prăjitura asta e mucegăită, mamă, sau nu-mi place prăjitura din făină de orez când e așa uscată. Atunci mama răspundea cu o părere de rău. E prea uscată, dragul mamei. De, eu mă gândeam că poate ți-o place și așa, iar când lui nu-i trebuia, o mânca ea ca să nu se irosească supărată că nu era destul de bună pentru el. Apoi, după ce tânărul mânca și îi plăcea, se așeza să-l asculte ce îi va spune. Niciodată nu îi răspundea la toate întrebările sincer, cum ar fi dorit ea. Dar când stăruia, el dădea semne de nerăbdare și mama, văzând cum stau lucrurile, se învăță să nu-l mai întrebe nimic, iar băiatul se învăță și el să schimbe vorba, deoarece cu cât îmbătrânea, uita tot mai ușor și ca să schimbe vorba, îi povestea despre vreo minune pe care o văzuse: un scamator care înghițea un șarpe și apoi îl trăgea afară de coadă, sau despre o femeie care a născut un copil cu două capete pe care îl arăta pentru un gologan a celora ce voiau să-l vadă, și despre asemenea ciudățenii care se pot vedea în orice oraș. Mama se înveselea auzindu-l cum povestește, și plângea când el pleca de acasă, și nu se mai putea abține. Să nu povestească și fiului și nurorii despre minunile acelea. Odată pe când le povestea fiul cel mare care stătea a plecat peste un lighean de lut plin cu apă și își spăla obrazul după ce venise de la câmp, își înălță ochii și fața îi era udă și zise cu amărăciune. Da, el nu-ți dă de mâncare și nu face nimic pentru tine, doar că îți mai a câte un gologan ca unei cerșetoare." Vine și mănâncă și niciodată nu pune mâna pe sapă sau pe plug. Trancănește verzi și uscate și la el ții mai mult decât. Și-a și plecat obrazul din nou spălându-se cu zgomot ca să nu audă răspunsul mamei. Dar asta era tot ce știa despre fiul ei cel mic. Îi știa trupul mândru și mlădios și îi știa auriul pal al pielii, culoare pe care o au orășenii, diferită de cafeniul închis și roșcovan al oamenilor de la țară și mai știa că avea unghii lungi la degetele mici ale mâinii și că dinții îi erau albi, iar părul negru îi era dat cu ulei și lucea. Și știa că își lăsa păr lung la urechi și știa cum își azvârlea capul înapoi ca să-și dea la o parte din ochi părul lucios. Da, și era drag zâmbetul lui vioi și ochii cutezători și îi plăcea nepăsarea lui în privința arginților și cum scotea banii de la cingătoare și îi dădea ei și dacă nu avea deloc îi cerea și mama se bucura mai mult să l îmbie cu banii ei decât să primească de la el. Tot ceea ce îi dădea mama punea la o parte ca să i dea înapoi când va avea nevoie era cea mai bună întrebuințare pe care o găsea micilor ei economii. Într-o zi, fiul nu venia așa, după cum spusese, și de unde știa mama că avea să vină negreșit, doar cu trei zile înainte sosise ascuns noaptea pe cărările din câmpuri și nu prin sat și zgârie ușor ușa și atunci ei a fost teamă să deschidă crezând că sunt hoți. Dar tocmai când a dus să strige, îi auzi glasul care șoptea ceva iute și norocul a fost că orătăniile se foiră lângă patul ei, unde își aveau culcușul și astfel fiul cel mare și Nora nu auziră. Mama se ridică îndată, își puse în grabă haina și căută lumânarea bâșbâind. Iar când deschise ușa încetișor, deoarece știu că el a venit la ceasul acela târziu și pe calea aceea într-un scop secret, dădu cu ochii de fiul ei împreună cu alți doi feciori, îmbrăcați și ei la fel cum era el în ultimul timp, în negru. Avea un pachet mare învelit în hârtie și legat cu sfoară și când deschise ușa cu lumânarea în mână, fiul ei suflă în lumânare căci luna palidă lumina unde ajuns ca să se poată vedea, iar când mama dădu un țipăt slab de bucuria revederii, el îi șopti. Mamă, am ceva care trebuie pus sub patul tău printre hainele de iarnă de acolo. Să nu sufli o vorbă, căci nu vreau să știe nimeni că e acolo. Am să mă întorc și am să-l iau. Avea presimțiri rele auzind vorbele acestea și își deschise ochii și zise cu chipzuință. Fiule, nădăjduiesc că n-ai săvârșit o faptă mișelească nădăjduiesc că nu ai luat ceva ce nu e al tău. Dar el răspunse grabnic. Nu, nu, mamă, n-am furat nimic, ți-o jur. Sunt niște piei de oaie pe care am avut norocul să le cumpăr ieftin, dar fratele meu are să mă certe că le-am luat, căci mă ceartă pentru orice și, și n-am alt loc unde să le pun. Le-am cumpărat foarte ieftin și am să-ți dau și ție una din ele pentru iarna viitoare, ca să-ți faci un cojocel. Cu toții o să purtăm haine bune la iarnă. Tare fericită a rămas mama și se încrezu în vorbele lui când i-a spus că nu erau lucruri furate. Și era o bucurie pentru ea că puteau să împărtășească amândoi un mic secret și zise iute, ai toată încrederea în mine, fiule. Sunt multe lucruri în odaia asta de care fiul cel mare și nevastă sa nu știu atunci cei doi tineri au adus pachetul înăuntru și l-au împins supat, fără a face zgomot, iar găinile cotcodăciră și priviră mirate și bivolul se trezi și începu să rumege. Dar băiatul nu mai voia să stea nicio clipă și când mama a văzut că se grăbește, rămase mirată, dar zise, fi pe pace, fiule!» Cam să le păstrez bine, dar n-ar trebui erisite la soare ca să le ferim de moli? Băiatul răspunse nepăsător. Au să stea aici doar o zi sau două, căci ne mutăm într-o casă mai mare și atunci am să am o camera a mea și loc destul. Când îl de auzi că vorbește de spațiu mult, iarăși îi veni în minte gândul despre căsătoria băiatului și îl trase puțin la o parte și îl privi rugător. Era singurul lucru care nu-i plăcea la el faptul că nu voia să se însoare, deoarece ea știa ce înseamnă să ai sânge fierbinte și în băiatul acesta se vedeau semnele înflăcărării ei din tinerețe și știa că aceasta trebuie să fie într-un fel potolită. Și îi părea rău că se irosea astfel. Bine era să se însoare cu o fată curată și atunci ea ar fi avut nepoți. Acum, chiar în graba clipei, când el era nerăbdător să plece, iar ceilalți doi așteptau în umbră la ușă, chiar și acum își așeză mâna pe mâna lui și zise, dezmierdându-l în șoaptă. Dar, fiule, dacă ai atâta loc, de ce nu mă lași să-ți caut o fată? Am să-ți găsesc cea mai drăguță fată care se află, sau dacă tu cunoști vreunatul, atunci spunem și am să vorbesc cu nevasta vărului să mijlocească în surătoarea. Nu vreau să te silesc, fiule, dacă fata care-ți place ție are să-mi placă și mie. Dar tânărul își depărtă buclele lungi din ochi și privi spre ușă și încercă să-i dea mâna la o parte, însă ea îl ținea strâns și îl dezmierdă din nou. De ce să-ți risipești fierbința la ta, rodnică, pe buruieni sălbatice, de aici, de colo, fiule dragă, și să nu-mi dăruiești nepoți? Nevasta fratelui tău e atât de rece încât nu cred că am să țin nepoți pe genunchi decât dacă îmi dăruiești tu, da, tu ești leit taică tu și știu eu bine cum era el. Împăștiieți să înța pe ogorul tău, fiule dragă, și culege recolta pentru casa ta. Dar tânărul râse încet și, și a zvârlit din nou părul din ochii scânteietori și zise oarecum uimit. Bătrâne ca dumnea ta, mamă, nu se gândesc la altceva decât la căsătorii și nașteri, iar noi, noi tinerii din ziua de azi, ne-am lepădat de toate astea. Peste trei zile, mamă se desprinse de lângă ea și plecă pășind cu ceilalți doi peste câmpurile slab luminate, dar trecură trei zile și el nu veni. Și-au mai venit trei zile, s-au dus apoi încă trei, iar mama se înspăimântă și se întreba dacă fiului ei nu i s-a întâmplat vreo nenorocire. Dar în ultimul an nu mai putea merge atât de ușor la oraș și de aceea așteptă o rocănoasă cu toți care se apropiau de ea, neîndrăznind să-și mărturisească temerile și neîndrăznind nici să-și părăsească odaia ca nu cumva soția harnică a fiului să tragă perdelele la o parte și să vadă pachetul supat. Într-o noapte n-avea somn din pricina îngrijorării și a prins lumânarea și se aplecă și privi supat, ținând cu o mână perdelele date la o parte. Pachetul era acolo, învelit în hârtie groasă și era mare și de formă pătrată și legat strâns cu o sfoară de cânepă. Apăsă pachetul și îl pipăi peste tot și înăuntru era ceva tare, în orice caz nu piei de oaie. Ar trebui scoasă la soare dacă sunt piei de oaie, murmură ea supărată la gândul irosirii pieilor dacă moliile s-ar strecura înăuntru și ar începe să le roadă dar nu îndrăzni să dezlege forile și pachetul rămase acolo pe mai departe, iar băiatul ei tot nu venea. Așa trecură zilele până când se împlini o lună și mama aproape își ieșise din minți și cine știe în ce stare ar fi ajuns dacă nu s-ar fi ivit ceva care să-i mai abată gândul de la temerile ei. Se întâmplase un lucru la care visa cel mai puțin acum. Nevasta fiului ei rămase grea. Da, după toți anii aceia de răceală, femeia își veni în fire și își făcu datoria. Fiul mai vârznic merse într-o zi la maică sa cu un aer de importanță în vreme ce ea ședea în prag și îi zise, iar fața lui slabă se încrețise toată de zâmbet. Mamă, o să ai un nepot. Ea se desprinse din meditația apăsătoare în care își petrecea acum zilele, îl privi lung cu ochii împăienjeniți de vârstă și zise cu răutate. Vorbești ca un nebun, nevasta ți-e rece ca piatra și tot la fel de stearpă și nu știu unde-mi e băiatul cel mic, care-și împrăștie sămânța bună a iurea în loc să se însoare și să șocruțe. Atunci fiul mai vârstnic a tușit și a zis răspicat, nevasta fiului tău e însărcinată. La început mamei nu-i veni să creadă, îl privi pe fiul ei mai vârstnic, iar apoi strigă apucând toiagul ca să se ridice în picioare. Nu-i adevărat, n-am să cred niciodată. Dar văzut după expresia lui că era adevărat și se ridică și se duse cât putu mai repede și o găsi pe nevasta feciorului în bucătărie tăind praz și se uită cu atenție la tânăra femeie și țipă. Ai totuși ceva în trupul tău?" Nevasta dădu din cap și își văzu mai departe de lucru și obrazul palid îi era apătat cu roșu închis și atunci mama aș dădu seama că era adevărat. O întrebă. De câtă vreme știi?" De două luni și mai bine, răspunse tânăra nevastă. Atunci bătrâna se înfurie la gândul că ei nu-i spuseseră sără și țipă lovind cu toiagul în pământ. De ce nu mi-ai spus nimic, mie, care de atâția ani tânjesc în setată după vestea asta? Două luni! Nu s-a pomenit un suflet împietrit ca al tău, oricare altă femeie ar fi spus în prima zi când ar fi știut. Atunci tânăra femeie se opri din lucru și zise cu băgare de seamă ca întotdeauna. N-am spus ca nu cumva să mă înșel și să te mâhnesc și mai rău decât înainte. Dar mama nu voia să o ierte și scuipă și zise: Cum? După ce am avut atâția copii, n-aș fi putut să spun dacă te înșeli sau ba? Nu. Tu crezi că sunt smintită și că am ajuns în mintea copiilor. Știu eu ce crezi. Da, mi-o arăt cu fiecare pas pe care îl faci. Dar tânăra femeie nu răspunse nimic, strânse din buze, buzele acelea palide și pline și turnă într-o ceașcă de ceai, dintr-o oală de pământ care era așezată pe masă și o conduse pe mama la locul ei obișnuit, lângă perete. Dar mama nu putea să șadă și să țină în ea o asemenea veste. Nu, trebuia să meargă și să-i spună vărului și nevestei vărului și îi afla acasă pe amândoi, deoarece acum băieții munceau. Trei rămaseră la Ogor, iar ceilalți se duseseră prin alte părți să-și câștige traiul, în timp ce vorul mai făcea ce putea și era mereu ocupat cu vreo trepșoară sau alta. Dar nici el nu mai era în stare să lucreze ca înainte, iar cât despre soție, ea dormea în tihnă toată ziua și se trezea doar ca să vadă de vreun nepot care plângea. Mama traversă ulița și o trezi fără milă și îi țipă în timp ce ea dormea. N-ai să fii numai tu bunică, pe cuvântul meu, peste câteva luni o să am și eu un nepoțel. Nevasta vărului se desmetici încet zâmbi și, umezindu-și buzele care se uscaseră în timp ce dormise, și-și deschise ochii mici și placizi și zise Zoverișoaro, va să zic că fiul tău cel mic se însoară. Mama se întristă o clipă și răspunse Nu, nu de asta e vorba, iar atunci vârul își înălță privirea din locul său, un om ușor sfrijit, așezat pe un scăunaș din bambus, și își ședea acolo un plătind sfor din paie pe care viermii de mătase să-și țese coconii, căci era tocmai vremea când își făureau mătasa și întrebă scurt și seca întotdeauna. Atunci nevasta feciorului tău, perișoară? Da, răspunse mama cu tărie, căci era din nou voioasă și se așeză ca să împărtășească vestea, dar nu voia să pară nici prea bucuroasă și își mască bucuria cu tânguiel și zise E timpul, că doar am așteptat opt ani și dacă aș fi fost bogată, i-aș fi adus altă femeie, dar mă gândeam să-i dau prilej și celui mic înainte ca feciorul cel mare să-și ia a doua nefastă și apoi însurătoarea costă atât de mult în ziua de astăzi, chiar și a doua oară dacă femeia este de treabă și nu vine dintr-o familie netrepnică." Tare înceartă e noră mea asta și la fire nu seamănă de fel cu mine, rece ca un șarpe. Dar nu era cu mătră, zise verișoara și, pe bună dreptate, a fost întotdeauna harnică și te-a îngrijit bine. Acum ai rațe și rățoi la iaz, pe care înainte nu i-ai avut și ea a împerecheat bivolul acela bătrân al vostru și acum aveți unul tânăr și ai de două ori mai multe orătănii. Să tot fie vreo 10-12 acum, fără să punem la socoteală cele pe care le vindeți în fiecare an. Nu, nu e rea, zise mama în silă, dar mai bine s-ar fi ocupat de alte călduri decât de căldurile dobitoacelor și orătăniilor. Atunci nevasta vărului vorbi cu bunătate, dar în ultima vreme era mereu somnoroasă și zise, căscând în timp ce vorbea. Da, e altfel decât tine perișoară, fără îndoială. Tu ai fost întotdeauna o femeie zdravănă și focoasă și una care a trudit mult și totuși ai fost plină de vioiciune. Păi, tu când umbli și nu ești bolnavă de dizenterie, mă tot mir cât de iute umbli. Mă minunez într-adevăr, fiindcă eu în ultimul timp de-abia mă mai pot mișca de la bancă la masă și de la masă la pat. Iar vărul zise cu admirație, da, iar eu nu pot mânca nici pe jumătate, din cât mâncam odinioară, dar pe tine te văd cum șezi și strigi să ți se umple strachina din nou și apoi din nou. Atunci mama zise cu modestie, dar încântată de laudele lor. A, da, mănânc strașnic, Trei blide de mănânc și adesea chiar patru și pot să mănânc orice numai să nu fie prea tare, de când mi-au căzut dinții din față și sunt zdravănă când n-am dizenterie. O bătrână zdravănă murmură nevasta vărului, iar apoi a țipit și se trezi din nou și îl dădu cu ochii de mama și zâmbi având zâmbetul larg și somnoros și zise Un nepoțel ai spus Păi noi avem până acum șapte nepoți fără să socotim nepoatele și nu spre mulți și a dormi iarăși în tihnă. Astfel, Marea Veste îi umplu zilele care până atunci fusese pustii pentru că băiatul mai tânăr nu se mai întoarse și această nouă bucurie potoli durerea așteptării și mama se gândi că el trebuia să sosească odată și odată și nu se mai zbuciumă atât. Dar nu era numai bucurie și mama se gândea că, de câte ori avusese o bucurie, se găsea câte ceva rău care să împiedice bunul mers al lucrurilor. Iată ce era acum. Îi era teamă că pruncul va fi fată și, când se gândea la aceasta, murmura. Da, ar fi iarăși soarta mea potrivnică la mijloc. Și în teama ei, i-ar fi plăcut să se ducă și să o roage pe zeița cea puternică pe care o cunoștea și să o dăruindu-i un veșmânt nou roșu sau pantofi noi sau ceva asemănător dacă va face ca pruncul să fie băiat. Dar nu cuteza să se ducă acolo ca să nu-i amintească zeiței de păcatul acela vechi al ei și îi era teamă de zeiță în cazul că nu și-ar fi ispășit încă păcatul vechi, deși pătimise atâta și astfel zeița, văzând o și auzind o că vorbește de nepoți, ar putea să-și aducă aminte și să întindă brațul și să lovească pruncul în pântecele mamei. Își zise în sinea ei nenorocită. Mai bine să nu merg și să nu mă arăt de fel. Dacă stau deoparte și nu-i spun nimic de venirea copilului, poate că mă uită, fiindcă e mult de când n-am fost la zei și pentru ea nu va fi decât nașterea unui nou muritor și nu a nepotului meu și, dacă o vrea norocul, o să fie băiat. Apoi se ne liniști și o cuprinse tristețea și își zise că dacă acest copil era o bucurie, ar putea fi și o nouă poartă prin care să pătrundă durerea și când se gândea la asta și că pruncul s-ar putea naște mort sau deformat, sau idiot, sau orb, sau o fată, sau la cine știe ce altă nenorocire, urazei și zeițele, care au asemenea puteri să urgisească un muritor și murmură. N-am fost oare mai mult decât pedepsită pentru orice mic păcat pe care l-am săvârșit? Cine și-ar fi închipuit că zeii știau ce am făcut în ziua aceea? Dar fără îndoială, zeul acela bătrân din lăcaș a prins de veste că se înfăptuia un păcat în preajma lui și i-a spus zeiței, deși i-am acoperit ochii. Ei, am să stau departe de zei păcătoasă bătrână ce sunt, căci chiar de-aș vrea, nu știu cum să ispășesc ceea ce am făptuit mai mult decât am ispășit. Zău că dacă zei, ar cântări bucuriile și necazurile pe care le-am avut în viața mea, necazurile ar trage la cântar ca o piatră, iar bucuria ar fi ca un fulg, căci slabe bucurii am mai avut. Am pierdut un copil și am văzut o moartă pe fica mea oarbă. N-am plătit prin necazuri? Da, am avut necazuri din plin, toată viața și am fost și săracă, întotdeauna pe lângă nenorocirile pe care le-am suferit dar zeii nu fac dreptate. Astfel îi treceau gânduri negre prin minte și avea acum două necazuri de îndurat. Teama că nepotul n-are să fie întreg și sănătos sau că ar putea să fie fată și așteptarea mezinului care nu mai venea. Uneori îi se părea că toată viața ei a fost o așteptare. Așa îl așteptase și pe soțul ei care n-a venit și acum pe fiul ei și pe nepoți. Așa a fost ziua ei, un trai oropsit, gândia. Totuși trebuia să nădăjduiască și de câte ori vreun om mergea la oraș, și îl întreba când se întorcea. Văzut ai pe feciorul meu cel mic pe undeva astăzi? Și mergea prin sat de la o casă la alta și zicea mereu, cine s-a adus la oraș azi? Și când cineva spunea că a fost întrebat din nou, văzut ai pe feciorul meu cel mic azi cu metre? În zilele acelea de așteptare, femeile și bărbații din sat se obișnuiseră cu această întrebare și, când ridicau privirea și o vedeau sprijinită în toiagul, pe care fiul îl cioplise din creanga unui copac și o auzeau întrebând cu glasul tremurător. Vecine, văzut ai pe feciorul meu cel mic astăzi?" Ei răspundeau cu destulă bunăvoință. Nu, nu, mătușă dragă, și cum am fi putut să-l vedem în piață unde mergem noi când el este ce este și când, după cum spui matale, își câștigă traiul din cărți? Atunci își întorcea capul din nou dezamăgită și cu glasul stins murmura. Nu știu, dar cred că are de-a face cu cărțile pe undeva, iar atunci ei râdeau și ziceau ca să o înveselească. Dacă într-o zi o să trecem pe lângă un loc unde se vând cărți, o să intrăm ca să vedem dacă nu e acolo după teșghea. Astfel trebuia să plece acasă și să aștepte și să se întrebe dacă moliile au ros pieile de oaie. Dar într-o bună zi, după multe luni, au sosit vești. Mama ședea lângă ușă ca de obicei, acum cu pipa lungă între degete, căci tocmai terminase masa de dimineață. Ședea și observa cât de strălucitor se înălța soarele dimineții asupra colinelor rotunde și îl aștepta dorindu-i căldura, căci diminețile acestea de toamnă erau răcoroase. Apoi se ivi deodată în prag unul din feciorii vărului, Feciorul cel mai vârznic și se îndreptă spre fiul cel mare care își lega cureaua sandalei ce se rupsese când s-a încălțat și îi zise ceva cu glasul coborât. Mama se miră că cel văzuse pe feciorul acesta pornind la oraș în dimineața aceea când s-a sculat în zori, fiindcă ea nu putea zace în pat dacă era sănătoasă, fiind obișnuită o viață întreagă să se scoale la ivirea zorilor și îl văzuse pornind la oraș cu încărcătură de iarbă proaspătăiată. Dar iată că se întoarse atât de devreme și tocmai voia să-l strige și să-l întrebe dacă și-a vândut iarba atât de iute, când văzu că fiul cel mare își ridică privirea de la curea și exclamă îngrozit, Fratele meu? Dar urechile ascuțite ale bătrânei mame îl auziră căci nu era surdă de fel și strigă iute, Ce e cu fecerul meu cel mic? Dar cei doi bărbați vorbeau mai departe absorbiți și foarte grav și se priveau unul pe celălalt cu îngrijorare. Și în sfârșit mama nu mai putu să îndure și se ridică și își până la ei și lovi cu toiagul în pământul bătătorit și țipă. Spunem despre fiul meu, dar feciorul vărului plecă fără o vorbă, iar fiul ei cel mare îi spuse cu șovăială. Mama, e ceva rău. Nu știu, dar mamă, trebuie să plec la oraș și să văd și apoi am să spun. Însă mama nu voia să-l lase să plece, îl ținea strâns și țipă și mai tare. N-ai să pleci până ce nu-mi spui. La auzul glasului ei puternic apăru vasta fiului și rămase pe loc și ascultă și apoi zise: Spunei, că ceal minteri are să se îmbolnăvească de supărare. Atunci fiul ei vorbi pe îndelete. Vorul mi-a spus, mi-a spus că l-a văzut pe fratele meu în dimineața asta printre mulți alții și avea mâinile legate la spate cu sfor din cânepă, iar hainele erau zrențuite și trecea pe lângă piață unde vorul își vindea iarba într-un șir lung de vreo 20 sau 30 de oameni, iar când fratele meu l-a zărit, și-a întors ochii în altă parte, dar vărul a întrebat, și polițiștii care mergeau în dreptul lor spuneau că sunt comuniști, trimiși la temniță, ca mâine să fie omorâți. Atunci toți trei se uitară unii la alții speriați, și uitându-se așa, falca mamei a început să tremure și privi de la unul la celălalt și le zise: Am mai auzit cuvântul ăsta, dar nu știu ce înseamnă. Atunci fiul spuse pendelete. L-am întrebat și eu pe văr ce înseamnă, iar el l-a întrebat pe polițiști și atunci polițistul a râs și a spus că e un nou soi de hoți în ziua de astăzi. Atunci mamei îi veni în minte pachetul acela ascuns de atâta vreme sub patul ei și început să se văicărească tare și își a zvârli pe cap haina și o necă plânsul și zise Puteam să mă gândesc în noaptea aceea. Ah, pachetul acela de sub patul meu e furat. Dar fiul și nevasta fiului, auzind-o ce spune, au pus mâinile pe ea, au privit-o în jur și au luat-o grabnic în casă și apoi au întrebat-o, ce vrei să zici mamă? Nora ridică perdeaua și se uită la bărbatul ei, iar acesta a venit spre ea și atunci bătrâna arătă spre pachetul de supat și zise plângând, nu știu ce e înăuntru, dar l-a adus într-o noapte și m-a rugat să-l păstrez ascuns pentru o zi sau două, dar n-a venit, n-a mai venit deloc. Atunci, bărbatul s-a ridicat în picioare și s-a dus de a închis ușa încetișor și a tras zăvorul, iar femeia a atârnat o haină în fereastră și amândoi au scos afară pachetul și au desfăcut sforile. Zicea că sunt piei de oaie, murmură mama cu ochii pironiți asupra pachetului, dar ei nu răspunseră nimic și nu credeau nimic din ce spunea ea. Putea să fie orice înăuntru și aproape că se așteptau să fie aur, când simțiră cât de greu și cât de tare era conținutul. Dar când au deschis, erau numai cărți. Multe, multe cărți erau acolo, toate mici și tipărite în negru și multe foi de hârtie, iar pe unele erau zugrăvite imagini ciudate și sângeroase ale morții, cu uriași ce băteau niște oameni mititei sau ispinte cau cu cuțitele. Și când văzură cărțile acelea, toți trei se uitară unul la altul cu gurile căscate, fără să-și dea seama ce însemnau toate astea și ce rost avea ca un om să fure și să ascundă hârtie goală vopsită cu cerneală. Dar oricât priveau de atent, tot nu puteau pricepe. Niciunul nu știa să citească și nici să tălmăcească înțelesul desenelor decât că reprezentau scene sângeroase și măcel, și moarte și oameni sfâșiați în bucăți și toate erau scene groaznice și sângeroase care au loc numai acolo unde sunt hari. Toți trei au fost cuprinși de spaimă, mama pentru feciorul ei, iar ceilalți doi pentru ei înșiși, dacă s-ar fi aflat că lucrurile acelea erau ascunse acolo. Bărbatul spuse, leagă pachetul la loc și să-l lăsăm aici până la noapte. Iar atunci îl ducem în bucătărie și ardem totul. Dar femeia era mai prudentă și zise Nu, nu putem arde totul deodată, căci oamenii vor vedea fumul gros și se vor întreba ce facem. Trebuie să le ard bucată cu bucată și să o fac ziua, ca și cum aș arde iarbă ca să pregătesc mâncarea. Dar bătrâna nu luă în seamă. Acum știa doar una și bună că băiatul ei a încăput pe mâini blestemate și zise fiului cel vârstnic. Ah, fiule, ce-i să faci pentru fratele tău cel mic? Cum ai să-l găsești? Știu unde se află, zise băiatul rar și a nevoie. Vărul zicea că l-au dus la o temniță lângă poarta din sud, unde e terenul de decapitare. Apoi scoase un strigăt văzând paloarea bruscă a mamei și o chemă pe nevastă să și o așezară pe pat, iar ea sătea întinsă cu răsuflarea între tăiată și fața, îi era de culoarea lutului din pricina spaimei pentru fiul ei și șopti gâfâind. Ah, fiule, nu vrei să te duci? Fratele tău... Atunci fiul cel vârstnic lăsă cu încetul la o parte frica pentru persoana lui și zise din milă pentru maică sa. Ba da, mamă, plec, plec îmbrăcă alte haine și se încălță și mamei îi se părea că timpul trece atât de încet și nu mai avea stare. Când în sfârșit bărbatul a fost gata să pornească, îl chemă, își trase capul în jos și îi șopti la ureche. Băiete, să nu cruți bani. Dacă este într-adevăr închis, trebuie să dăm bani ca să-l scoatem de acolo. Numai cu bani putem face asta, fiule. Cine a pomenit închisori? De unde să nu scape un om în schimbul banilor? Fiule, am niște bani într-o groapă, acolo. I-am păstrat pentru el. Ia totul. Ia tot ce avem. Fața bărbatului nu se schimbă și se uită la nevastă sa, iar femeia se uită la el și el zise. Am să cruți cât pot mai mult, mamă, pentru tine. Dar mama țipă. Ce importanță are pentru mine? Sunt bătrână și gata să mor. E pentru el. Bărbatul plecă să-l ia pe vărul său, care văzuse condamnații și pornira amândoi la oraș ce putea face mama acum decât să aștepte iar, dar aceasta era cea mai amară așteptare din viața ei. Nu putea să stea culcată în pat, iar dacă se ridica, o lua cu o amețeală. În cele din urmă, nevasta fiului se înspăimântă de înfățișarea mamei și de felul cum privea fix și băiguia și se bătea cu pâinile pe pulpele slabe și de aceea se duse să-l cheme pe bătrânul văr și pe nevasta vărului și venirea amândoi gravi, și se așezară lângă mama. Faptul că îi vedea acolo îi dădea o oarecare mângâiere, deoarece cu acești doi oameni se putea înțelege cel mai bine și plângea și zicea mereu. Dacă am păcătuit, n-am avut destule suferinți? Și mai zicea, dacă am păcătuit, de ce nu mor și să termin odată? De ce să-mi fie luat ba unul, ba altul dintre ai mei și parcă văd că așa va fi și cu nepotul meu? Nu, n-am să-mi văd niciodată nepotul, știu că n-am să-l văd și nu eu va trebui să mor. Atunci se înverșună din pricina nenorocirii ei și țipă mânioasă plângând în timp ce țipa. Dar există pe lume vreo femeie perfectă și cine oare este fără păcat și de ce mi-e dat să sufără atâta? Atunci nevasta vărului zise grabnic deoarece îi era teamă că bătrâna va destăinui prea multe în durerea ei. Fi sigură că avem păcate cu toții și dacă ar trebui să fim judecați după păcate, atunci nimeni n-ar mai avea copii. Uite-te la fiii și nepoții mei. Cu toate că eu sunt o femeie bătrână și păcătoasă și nu dau niciodată pe la temple și așa am fost toată viața, iar când venea o călugăriță pe la mine și stăruia în gura mare să învăț calea către ceruri, păi eu atunci eram prea ocupată cu pruncii. Iar acum sunt bătrână și când mi se spune să învăț calea cea bună înainte de a fi prea târziu, le răspund că sunt prea bătrână ca să mai învăț ceva și am să mă lipsesc de cer dacă nu vrea să mă primească așa cum sunt. Astfel căuta să o liniștească pe mama care era disperată, iar vărul zise la rândui. Așteaptă, verișoară dragă, până ce aflăm veștile. Poate că până la urmă nu e nevoie să te necăjești că și s-ar putea să le libereze pentru banii pe care îi dau. Sau poate că feciorul meu n-a văzut bine și n-a fost fiul tău acela care trecea legat. Dar nevasta vărului era cu băgare de seamă. O rugă pe tânăra femeie să meargă până la ea acasă și să vadă de una alta ca să nu audă dacă s-ar fi întâmplat ca bătrâna să vorbească mai mult decât trebuia în momentele acestea căci ar fi fost mare păcat după o tăcere de atâția ani. Îi așteptară pe cei doi bărbați să se întoarcă și era mai ușoară așteptarea între ei decât să rămână de una singură. Dar se apropia seara și ei nu veneau, se târâse din pat și, spre sfârșitul, după amiezii, se așeză sub salcia alături de vâr și verișoară și toți trei bătrânii scrutau ulița cătunului și, doar pe nevasta vârului o mai fura somnul din când în când, deoarece acum, nici mâhnirea, nu mai putea ține trează. În sfârșit, când soarele era aproape la asfințit, mama îi văzu venind, se ridică și se sprijini în toiac și își umbri ochii cu mâna în fața soarelui auriu din amurg și țipă. Ei sunt și se porni pe stradă șchiopătând. Țipătul ei a fost atât de puternic, pașii atât de iuți, încât oamenii ieșiseră din casele lor, căci povestea se răspândise în tot satul, dar n-au îndrăznit să vină acasă la mama de teamă să nu fie și ei amestecați în o sânda care va cădea pe capul lor din pricina fiului cel tânăr. Toată ziua aș văzură de lucru, deși nu mai puteau de curiozitate dar erau fricoși în același timp cum sunt țăranii când e vorba de închisori și șef de închisori. Acum se iviră și zăboveau prin preajma casei, dar la oarecare distanță și urmăreau ce se întâmplă. Se ridică și vărul și se duse în urma mamei, iar nevasta vărului tare ar fi vrut să meargă și ea, însă acum nu mai umbla decât când era strict necesar și își zise că va afla veștile puțin tel mai târziu. Femeia aceasta era o ființă care credea că fără îndoială totul se va sfârși cu bine și astfel se cruță de oboseală și așteptă pe bancă. Mama fugi și îl prinse de braț pe fiul ei și țipă, ce e cu feciorul meu cel mic? Dar în timp ce puse întrebarea, chiar în timp ce ochii ei bătrâni cercetau fețele celor doi bărbați, înțelese că pe ele era înscrisă nenorocirea. Cei doi bărbați se priviră iar în cele din urmă fiul cel mare zise cu gravitate. E la închisoare, mamă. Bărbații se priviră din nou, iar fiul vărului se scărpină în cap câteva clipe și își întoarse privirea într-altă parte cu o expresie de netot, de parcă nu știa ce să zică, astfel că fiul vorbi din nou. Mamă nu cred că poate să fie salvat. El și alți 20 sunt o osândiți să moară mâine dimineață. Să moară? Țipă mama și mai țipă odată. Să moară? Și s-ar fi prăbușit dacă ei n-ar fi sprijinit-o. Atunci cei doi bărbați au dus-o la cea mai apropiată casă și o așezară pe un scaun și o liniștiră, iar ea a început să plângă și să țipe ca un copil și gura bătrână îi tremura, iar lacrimile îi curgeau și roaie și se lovi cu pumnii încleștați peste pieptul uscat și zbieră învinuindu-l pe fiul ei. Înseamnă că nu le-ai oferit bani destui. Ți-am spus doar că am pus și eu ceva la o parte, nu chiar atât de puțin, vreo 40 de arginți și cele două monede pe care mi le-a dat ultima oară. Banii sunt acolo și așteaptă. Când îl văzu pe fiul ei stând cu capul plecat și observă că strop de sudoare îi picurau în jurul buzelor și pe frunte, îl scuipă în furia ei și zise, Ție n-am să-ți dau niciun ban. Dacă moare, n-or să fie ai tăi. Nu. Să știu bine că merg și arunc în râu. Atunci fiul vărului îi lua apărarea ca să facă pace și zise cu obrazul crispat în momentele acelea de disperare. Nu mă tușă, nu-l învinui. El a oferit de două ori cât ai pus dumneata la o parte și încă și mai mult. A oferit o sută de monede pentru fratele său și a oferit mită de la cei mai mici până la cel mai mare din închisoarea aceea. A arătat argintul la unii și la alții, dar nici măcar nu i-au îngăduit să-l vadă pe feciorul dumitale cel mic. Atunci n a oferit destul, zbieră mama. Cine a mai pomenit ca gardienii dintr-o închisoare să nu primească mită? Mă duc să aduc banii chiar acum. Da, am să-i dezgrop și am să iau cu mine așa bătrână cum sunt ca să-mi găsesc feciorul și să-l aduc acasă și n-are să mai plece de lângă mine niciodată orice s-ar spune. Cei doi bărbați se priviră din nou, iar fiul îl ruga din ochi pe vărul său să vorbească în locul lui și astfel fiul vărului grăi iarăși. Mătușă dragă, nu te lasă nici măcar să-l vezi. Pe noi nu ne-au lăsat să intrăm, îți spun." Nu, deși am arătat argintul, fiindcă ziceau că șeful poliției este foarte pornită potriva acestei nelegiuiri. E o nelegiuire nemaipomenit de cumplită în ziua de azi." Băiatul meu n-a făcut nicio nelegiuire," țipă mama asemeață și își ridică toiagul și la amenință pe tânăr. Există undeva un dușman care plătește mai mult decât noi ca să fie ținut în închisoare." Și privi împrejur la norodul adunat care stătea gură cască sorbind cu nesați veștile, cu ochii holbați și fălcile căscate și țipă la ei. Pomenite ați voi ca feciorul meu să fi făcut vreo nelegiuire? Oamenii se uitară unul la altul și apoi fiecare se uita aiurea și nu scoase nimeni o vorbă, iar mama observă privirile lor bănuitoare și simți că îi se frânge inima, început din nou să plângă și țipă la ei. Ah, l-ați urât, fiindcă era atât de chipeș, mai frumos decât feciorii voștri negri, care nu sunt decât niște slugi. Da, da, urâți pe oricine e mai vrednic decât voi. Și se ridică și o porni spre casă, împleticindu-se și plângând amar. După ce a ajuns acasă și se văzu între a ei, căci nu se afla nimeni din afară decât vărul și nevasta vărului și copiii acestora, mama a șterse ochii și îi spuse fiului cel mare pe un ton mai domol, deși era încă tulburată. Pierdem bunătate de vreme, spunem totul, că ce-am mai putea să-l salvăm. Mai este o noapte, ce nelegiuire a săvârșit de fapt, vom lua tot ce avem ca să-l scăpăm. Fiul și nevasta fiului schimbară o privire, nu răutăcioasă, dar ca și cum, ar fi fost amândoi la capotul răbdării, iar apoi fiul începu. Nu știu bine care e fără de legea, dar ei spun lui, așa cum ți-am spus, comunist, e un cuvânt nou. L-am auzit adesea și când am întrebat ce înseamnă, am înțeles că e vorba de un fel de hoți. L-am întrebat pe pasnicul de la închisoare care stă cu pușca la umăr și mi-a răspuns, ce e cu el? Păi unul care ți-ar răpi chiar și pământul cu metre ca să fie al lui, unul care urzește împotriva statului și de aceea trebuie să moară împreună cu tovarășii lui. Da, asta e nelegiuirea. Mama, înmărmurită, ascultă cu atenție, iar lumina de lumânare îi cădea pe chipul pe care licăreau lacrimile uscate, iar glasul îi tremura în timp ce se străduia să vorbească hotărât. Eu nu cred că e adevărat. Nu l-am auzit să rostească un asemenea cuvânt. N-am auzit niciodată de nelegiuirea asta. Să ucizi un om, să jefuiești o casă, să lași un părinte să moară de foame. Asta sunt nelegiuiri. Dar cum se poate să fur pământ? Îl poate înfășura așa ca pe o cârpă și să-l ia cu el și să-l ascundă undeva? Nu știu, mamă," zise fiul ei și cum ședea pe un scăuna și avea capul aplecat și mâinile îi atârnau moi între genunchi. Era îmbrăcat cu singurului veșmânt de sărbătoare, dar vârâse marginea poalei încingătoare, deoarece nu era obișnuit cu veșminte lungi, iar acum îndesă poala și mai strâns în cingătoare și rostirar. Nu știu ce să mai spun, căci multe am mai auzit prin oraș, fiindcă atâția vor fi omorâți mâine și se face din asta o sărbătoare." Ce se mai zice avere? Atunci feciorul vărului își scărpină bărbia și înghiți o dată tare și se uită mirat la chipurile din jurul lui și zise Câte și mai câte vorbea o orășenia aceea, dar n-am cutezat să întreb prea mult, deoarece când am întrebat mai am anunțit ce e cu tărăboiul acela, pasnicii închisorii s-au întors către mine și mi-au zis Și dumneata ești unul dintre ei? Dacă nu, ce-ți pasă că vor fi omorâți? și n-am cuteza să spun că sunt vărul uneia o sândit la moarte dar am găsit pe șeful pușcăriei și i-am dat niște bani și apoi am spus că vrem să stăm de vorbă cu el într-un loc mai ferit și ne-a dus într-un colț al închisorii, în dosul locuinței lui și atunci am spus că suntem niște săteni de treabă și avem o leacă de pământ sărac și mai luăm și în arendă și că printre cei oți sunt dis la moarte se află o rubedenie îndepărtată de-a noastră, iar dacă l-am putea salva pe băiat, am face-o pentru cinstea familiei noastre, căci niciunul dintre noi N-a murit de securea călăului. Dar numai dacă nu costă prea mult, deoarece noi suntem săraci. Temnicerul lua argintul și întrebă cum arată băiatul și atunci am spus, iar el și-a amintit. Cred că-l cunosc pe flăcăul de care vorbiți, căci s-a simțit foarte rău la închisoare și cred că ar spune tot ce știe dacă n-ar fi fata de lângă el, cu tezătoare cum n-am mai pomenit și care îl îndeamnă să se țină dârz. Da, unii dintre ei sunt dârși. Și, îndrăzneți, și nu le pasă dacă mor și când mor. Dar băiatului îi este frică. Nu cred că știe ce a făcut sau pentru ce moare, deoarece pare a fi un flăcău simplu de la țară. Cred că nelegiuirea lui constă în faptul că a fost prins cu niște cărți pe care le-a împărțit de pomană oamenilor, iar în cărțile acelea era scris despre răsturnarea statului și împărțirea tuturor banilor și a pământului. Atunci mama se uită la fiul cel mare și izbucni iarăși în plâns și se tângui. Știam eu că trebuia să-i dăm și lui niște pământ. Am fi putut să arendăm ceva mai mult și să primească și el o parte, dar nu. Feciorul meu cel mare și nevastă s-a trebuiau să țină totul pentru ei și n-ar fi împărțit cu el ceva, Doamne ferește! Atunci feciorul cel mare deschise gura pentru a răspunde, dar bătrânul văr îi zise calm. Nu vorbi, băiete, lasă pe mama ta să te învinuiască și să se ușureze. Știm cu toții cum ești tu și cum era fratele tău și cât îi era de urât lucrul câmpului sau orice fel de muncă. Astfel, fiul nu zise nimic. Apoi, fiul vărului continua. L-am întrebat pe temnicer de cât argint e nevoie pentru eliberarea flăcăului, dar temnicerul a clătinat din cap și a spus că dacă băiatul ar avea un rang mare sau dacă ar fi feciorul unui om bogat și puternic, atunci fără îndoială că ar putea fi eliberat cu argint. Dar pentru că e un băiat sărac de la țară, nimeni nu-și primește viața oricâți bani am dăruit și de aceea trebuie să moară negreșit. Atunci mama a început să țipe. Va să zic că trebuie să moară pentru că e fiul meu și eu sunt săracă? Pământul pe care îl avem o să-l vindem ca să le liberăm. Da, o să-l vindem chiar în noaptea asta. Sunt încă tunul nostru oameni, dar interveni fiul cel mare auzind că era vorba de pământul lui. Și atunci noi din ce o să trăim? De-abia ne ducem zilele și așa dacă luăm în arendă mai mult pământ și cu dișmele ruinătoare, de acum vom ajunge cerșetori. Tot ce stăpânim este peticul acesta mic de pământ și n-am să-l vând, mamă. Nu, pământul e al meu, n-am să-l vând. Iar după ce el vorbi așa, interveni nevastă sa care până atunci șezuse tăcută și ascultase și avea un obraz grav care nu trăda nimic și zise Trebuie să mă gândesc la fiul pe care îl port în pântece. Iar bărbatul zise apăsat Da, la el mă gândesc și eu. Bătrâna mamă tăcu. Da, tăcu și plânse o vreme și de câte ori îi se spunea ceva în noaptea aceea, lacrimile au fost singurul ei răspuns. La revărsatul zorilor, căci veghea sără toată noaptea, mama așa adună ultimele puteri și zise Am să mă duc eu. Am să mă duc odată la ora și am să aștept să-mi văd feciorul cel mic dacă trebuie să meargă la moarte. Atunci ei o apucare de braț și o implorară să nu se ducă, iar fiul zise cu ardoare Mamă, am să merg să-l aduc după aceea, căci dacă ești de față acolo, ai să mori. Dar ea replică, și ce dacă mor? Mama își spălă obrazul, își pieptănă puținul păr cărunt, cei mai rămăsese pe cap, și îmbrăcă o haină curată, cum făcea întotdeauna când mergea la oraș și zise simplu, tu te și adu măgarul vărului, mi-l dai vere, nu-i așa? A, da, zise vărul neputincios și trist. Astfel, fiul ei și feciorul vărului se duseră să aducă măgarul și o așezară pe mama pe spinarea animalului, iar ei doi pășiră tăcuți alături de el spre oraș, fiul ducând în mână un felinar, căci tocmai atunci se crăpa de ziua. Mama era slăbită și calmă și spălată de lacrimi și mergea înainte aproape în neștire, și se ținea de spatele măgarului. Avea capul plecat și nici măcar odată nu-și ridică privirile să vadă cum mijesc zorile. Ochii erau ațintiți asupra drumului prăfost, ce se vedea pal și nedeslușit în cenușiul dimineții. Bărbații erau și ei tăcuți în ceasul acesta solemn și înaintau pe drumul șerpuit spre sud și ajunseră la poarta din sud, care, la ora aceea, atât de matinală, nu era încă deschisă. O mulțime de norod aștepta acolo, deoarece se zvonise prin sate că va avea loc o mare execuție și mulți au venit să se uite ca la un spectacol și și-au adus și copiii. De îndată ce se deschise poarta de dură buzna înăuntru cu toții, iar mama era călare pe măgară însoțită de cei doi bărbați și cu toții, se îndreptară spre locul execuției de lângă zidul orașului într-un câmp deschis. Acolo, în lumina dimineții timpurii, era deja o mulțime de lume care se adunase tăcută la gândul acestui vast spectacol al morții. Copiii mici se țineau strâns de părinții lor, cuprinși de o frică nedeslușită față de ceea ce le era necunoscut, iar pruncii țipau și pe dată se auzeau șoapte care îi linișteau și mulțimea era tăcută și aștepta lacomă, desfătându-se într-un chip ciudat la gândul îngrozitoarei priveliști, pe care ardeau de nerăbdare s-o vadă și pe care o detestau în același timp. Dar mama și cei doi bărbați n-au stat în mulțime. Nu, mama șopti. să mergem la poarta închisorii și să stăm acolo, fiindcă în biata ei inimă tot mai nădăjduia că atunci când își va vedea fiul, va trebui să se întâmple un miracol, se va ivi o cale pentru a-l salva." Astfel bărbații întoarsă rămăgarul spre închisoare și iată-i așteptând lângă poarta așezată în zidul înalt, prevăzut deasupra cu cioburi de sticlă. Un paznic se întindea pe jos și lângă el pâlpâia un felinar, iar din lumânare curgea seul topit, roșu ca sângele, până ce un vânt rece se abătu odată cu revărsatul zorilor și stinse flacăra ce picura. Toți trei așteptau în strada prăfoasă, iar mama coborâ de pe măgar și așteptă și în curând auziră zgomot de pași. iar apoi zgomot de pași mulți pe dalele de piatră și un marș și pe urmă se auzi un strigăt. Deschideți poarta!" Paznicii săriră deodată și luară poziție de drept lângă poartă cu armele nemișcate și grele la umăr și poarta se deschise. Atunci mama își încordă privirea ca să-l zărească pe fiul ei. Apărură multe persoane tinere care mergeau doi câte doi, având mâinile legate cu funii de cânepă și fiecare pereche era legată de perechea din față. La început îi se păru că sunt cu toții bărbați tineri, dar aici, colo, se vedeau fete. Însă era greu să le recunoști, deoarece aveau părul retezat și purtau haine bărbătești și nu se deosebeau prin nimic. Și numai dacă cineva se uita îndeaproape, le observa sânii mici și talia subțire, căci fețele lor erau la fel de crâncene și cutezătoare ca și ale tinerilor bărbați. Mama se uită la fiece obraz, când la unul, când la altul și deodată își văzu feciorul. Da... Poșa cu capul plecat și era legat de o fată cu mâinile strânse de ale ei. Mama se repezi spre el și îi căzu la picioare și îi le îmbrățișă și îi dădu un țipăt puternic. Fiul meu!" Își înălță privirile spre obrazul lui. Un obraz foarte palid cu buze albe și pământii, iar ochii îi erau stinși. Când își văzu mama deveni și mai palid și s-ar fi prăbușit dacă n-ar fi fost legat de fată, Făci fata aceasta îl trase după ea și nu-l lăsă să cadă sau să se oprească, iar când o văzu la picioarele lui pe bătrâna cu păr alb, hohoti în râs. Un râs cum nu se mai putea mai îndrăzneț și mai amar și strigă tare și ascuțit. Tovarășe, amintește-ți că nici mama, nici tata, nimic nu-ți poate fi mai scump decât îți este cauza noastră comună. Și îl târâ mai departe. Atunci un paznic dădu fuga și o ridică pe mama și o aruncă la o parte în drum și acum ea zăcea în praf. Condamnații pășau mai departe spre poarta din sud și apoi se făcură nevăzuți și deodată înălțară un cântec apric de luptă și merseră la moarte cântând. În cele din urmă, cei doi bărbați au venit lângă mama și au vrut să o ridice, dar ea nu-i lăsă. Zăcu o vreme acolo în praf, gemând și ascultând transportată cântecul acela straniu, fără să-și dea seama de ce se petrece în jurul ei și continuă să geamă. Dar nu putu să se tânguiască mult timp, deoarece veni un pasnic de la poarta închisorii și o îmboldi brutal cu pușca și strigă la ea. Care te de aici, hârcă bătrână?" Iar cei doi bărbați s-au înspăimântat și au ridicat-o în picioare și au așezat-o din nou pe spinarea măgarului și apoi o porniră încetișor spre casă. Dar înainte de a ajunge la poarta din sud, au poposit o vreme lângă un zid și au așteptat. Așteptară până ce un urlet străbătu văzduhul și atunci cei doi bărbați se uitară unul la celălalt și apoi la bătrâna mamă. Dar ea nu dădu niciun semn că ar fi auzit sau că știa ce înseamnă zgomotul acela. Și de călare, sfârșită de oboseală cu privirile ațintite în praful de sub picioarele animalului. Apoi o porniră din nou la drum după ce s-a auzit urletul acela și întâlniră mulțimea care se împrăștia strigând ba una, ba alta. Bărbații nu ziseră nimic, iar bătrâna mamă nu părea să audă și deodată cineva spuse cu glas Au murit foarte vesel și plin de curaj. Ați văzut-o pe fata aceea tânără și îndrăzneață, cum a cântat până la sfârșit, chiar și în clipa când i-a căzut capul. Jur că tot mai cânta, nu-i așa? Și altul povestea. Văzutați voi pe feciorul acela al cărui sânge roșu a atât de departe încât și roia pe piciorul călăului care a tras niște înjurături? Iar unii râdeau și fețele lor erau roșii, iar alții erau palizi. Și pe când cei doi bărbați și mama treceau prin poarta orașului, un tânăr cu fața albă, cavarul, se întoarse într-o parte și se aplecă sprijinit de zid și vărsă. Dar mama n-a spus nicio vorbă ca să se poată ști dacă auzea sau vedea aceste lucruri. Nu, știa că feciorul ei era mort acum, mort, iar banii și orice altceva nu mai aveau niciun rost, n-aveau rost mustrările, chiar dacă ar fi putut dojeni pe cineva. Nu mai dorea decât să ajungă acasă și să caute mărmântul acela vechi și să plângă acolo. Îi trecu un val de amărăciune prin inimă la gândul că ea nu avea niciun mormânt al vreunui mort de-al ei la care să plângă cum făceau alte femei și trebuia să meargă și să plângă la un mormânt vechi și necunoscut ca să-și descarce inima. Dar și durerea aceasta ai trecut și nu mai dorea acum decât să plângă și să se descarce. Când ajunse dinaintea ușii sale, descălecă de pe măgar și îl rugă din tot sufletul pe fiul ei. Dumă în spatele cătunului, trebuie să plâng câtva timp. Nevasta vărului era de față și o auzi și zise cu bunătate clătinând din capul bătrân și ștergându-și ochii cu mâneca. Da, las-o sărmana să plângă un timp, e cel mai bun lucru. Și astfel fiul își conduse mama la mormânt în tăcere și îi făcu un culcuș neted în iarbă unde să se așeze și smulse iarbă ca să-i aranjeze un locșor moale. Bătrâna se așeză și își rezemă capul de mormânt și se uită la fiul ei cu privirea răvășită și zise Pleacă și lasă-mă singură o vreme ca să plâng, iar când el șovăi îi zise din nou cu ardoare Du-te, căci dacă nu plâng am să mor Bărbatul plecă zicându-i, am să vin în curând să te iau de aici, mamă, deoarece cu greu se îndura să o lase singură Mama ședea și văzu cum ziua aceea de șartă se lumină Privi soarele care se înălța proaspăt și auriu peste eglie, de parcă nimeni n-ar fi murit în ziua aceea. Câmpurile erau pârguite, recolta târzie, iar spicele erau pline și cu frunza galbenă și soarele galben se revărsa peste toate câmpurile. Mama stătea și aștepta ca durerea să îi se prefacă în lacrimi și să-și ușureze inima sfărâmată. Se gândi la viața ei întreagă și la toți morții ei și cum n-a să se parte de bine ca să se mângâie acum la bătrânețe și astfel o copleși durerea. Se lăsă copleșită, fără mânie, fără zbucium, se lăsă în voia durerii și se adăpă din ea din plin. Se lăsă zdrobită la pământ și simți cum o invadează durerea și o acceptă și întorcându-și obrazul către cer strigă disperată acum. Am ispășit acum? Nu sunt pedepsită destul? Și atunci o podidiră lacrimile și își așeză capul bătrân pe mormânt și își îngropă fața în buruien și plânse. Plânse și plânse în dimineața aceea luminoasă. Și-a amintit de toate necazurile ei, de cele mari ca și de cele mici, cum se certase cu bărbatul ei și cum el a plecat de acasă și cum nu mai era pe lume copilița ei care să vină și să o cheme acasă în timp ce plângea și cum fusese feciorul ei legat de fata aceea aprigă și astfel plânse în ziua aceea pentru toată viața ei. Dar în timp ce plângea așa, feciorul cel mare veni spre ea într-un suflet. Da, alerga peste pământul presărat cu raze și în timp ce alerga, îi făcea semn cu mâna și îi strigă ceva, dar ea nu-l putea auzi dintr-un început cum era năucă din pricina suferinței. Își înălță obrazul ca să audă mai bine și apoi îl auzi spunând. Mamă, mamă! Iar apoi îl auzi strigând. Fiul meu a venit pe lume, nepotul tău, mamă! Da, strigătul acela era cea mai limpede chemare ce o auzise în viața ei. Lacrimile îi se opriră, fără ca ea să-și dea seama. Se ridică și se clătină, iar apoi merse în întâmpinarea lui și țipă. Când? Când? Chiar acum!" strigă el și râse. Tocmai în momentul acesta s-a născut un băiat. N-am pomenit un prunc mai mare ca el și țipă ca un fecioraș de un an sau doi, pe cuvântul meu. Mama își puse mâna pe brațul lui și prinse a râde printre lacrimi de plâns și, sprijinindu-se de el, își zori picioarele-i bătrâne la drum și nu mai știu de capul ei. Așa au ajuns amândoi acasă și au intrat în odaia unde zăcea în pat mama tânără. Odaia era tixită de femei din sat care veniseră să audă vestea și chiar și bătrâna clevetitoare, acum cea mai bătrână femeie din toate și surdă de-a binelea și atât de gârbovită încât aproape se frângea în două de la mijloc, trebuia neapărat să fie de față. Și când o văzu pe bătrâna mamă, cârâi, norocoasă femeie, mai ești tu cu mătră, Credeam că te-a părăsit norocul, dar iată că s-a născut fiul fiului tău, zău așa, iar eu sunt doar un schelet bătrân și n-am niciun bine după atâta trudă. Dar mama nu zise un cuvânt și nu vedea pe nimeni. Intră în cameră și se opri lângă pat și își coborâ privirile. Acolo era copilul, un băiat care țipa în tocmai cum spusese tatăl său, cu gura larg deschisă, un prunc frumos și zdravăn cum nu mai văzuse. Se aplecă și îl luă în brațe și îl strânse la piept și îl simți fierbinte și puternic și plin de viață. Îl privi din cap până în picioare și râse și nu se mai sătura privindul și în cele din urmă o căută prin odaie pe nevasta vărului și femeia era acolo cu un nepoțel sau doi după ea, căci veniseră și ei să vadă minunea. Când dădu cu ochii de obrazul pe care îl căuta, bătrâna mamă ținu copilul în dreptul verișoarei ca ea să-l vadă și, uitând de toată lumea care era în o strigătare strigă tare și râse în timp ce strigă și avea ochii umflați de atâta plâns. Uite, verișoară, nu mai cred că sunt plină de păcate, cum credeam odată, verișoară. Uitem nepotul. Lectura Cristina David